aventuri horror amuzante, fascinante, veți vedea în acest episod din sezonul 20 al seriei Grand City, cu Darcel 2011, Tatăl Strig, polițista, angajatul de la servicii funerare și mulți alții. Facem și sezonul 21, scrieți în comentarii. Nu te cred că ai dat din prima, mă, dar să deși iată în primul la 3, dar să rângi când până la 3, da, primul la 3, hai, acum rândul meu, da, de ce ai dat, mamă, deci sunt obligat acum, dacă eu sunt obligat, dar să și nu, da, ok, eu ai primul punct, hai să vedem 3, 2, a, fraiere, ești obligat, iar rândul tău acum, hai să tu ai scăpat obligația mea, așa că eu nu trebuie să fiu obligat, așa că dacă eu dau acum... Păi n-ești obligat, mă, n-ești obligat, a, ba da, mă, ești obligat, dar să... Păi n-am nimeni punctul, băi, n-am nimeni punctul! Tu ai scăpat obligația mea, tu ai scăpat obligația mea! Și acum ești tu obligat, dar să ele... Nu sunt obligat, ești obligat! Ok, dar să 3, 2, 1, a, bravo, mai 1, 0, bravo, mă, dar să ele, ai 1, 0, așa, hai odată, zi, ce mă, de dat... English or Spanish? Ce mă? English or Spanish? English. Whoever moves first is gay. Băi! Te mișcăm! Te mișcăm! Te mișcăm! Păi dacă pui de ăștia, dar să le ai, lasă-mă în pace de aici, bă, dar să le fii atent, hai, hai să nu ne mai mișcăm, că nu mai am chef, dar să le fii atent. Bă, dar să le, tu vezi că noi suntem aici în parcul de distracții și ne place foarte mult, dar să le, dar te-ai gândit vreodată, bă, dar să le, să-ți faci propriul parc de distracții, dar să le? Da, bă, iule, da! Când te-ai gândit, mă, tu? Ieri! Când, mă? Ieri, adică fii antena, schimbi din toalet. Hai, stai, mă, da, doamne, cât de prost e copilul ăsta, mă, dar să le vină mai aici, că vreau și eu să vorbim ceva. Stai, bă, afară, dar să stai, mă. Toiletul meu, mai doamne, da, hai că e prost, dar să le, bă, dar să le fii atent, vină repede aici, că astăzi, de fapt, aolo, bă, tu știi, știi ceva, dar să le, dar să le... Bă, 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 scă vin, scă vin, mă, dar să le fii atent, astăzi, vreau, nu mai pune, mă, asta, bă, dar ești prost, rodo, tot, dar să le distrugi toate locurile astea, bă, dar ești, doamne, dar... Gata, nu mai distruge, dar să le distrugi tot locul ăsta și vrei să ne mutăm din oraș sau ce faci aici? Da, hai, pa! Păi dar să le temuți din oraș, dar ajungi maxim la pușcărie, că cum ai distrus astea în fine, mă, dar să le vină, mă, să vorbim aici, că avem ceva de făcut astăzi, dar să le, că mi-a venit și mie o idee genială și tu deja le strigi, dar să le, vină aici să vorbim, deci atent, dar să le, că toți suntem în parcul de distracții, dar să le, mă gândeam, bă, cum ar fi să ne facem noi parcuri, dar să le, să vedem care cel mai șmecheșe, ce am să facem un parc de noob versus pro, dar să le, ce părere ai? Adică de noob la fel, că și pro, dar să le gândești pe chi, hai, hai! Doamne, cât de prost e copilul ăsta, sincer, nu știu cât să-l mai suport. Noapte bună! Bun, dar să le, ne aflăm la concursul nostru de construit și acum o să facem fiecare, dar să le, prima rundă, runda de nu, mă, ce mai faci, mă, dar să le, de unde totu-i scoți pe ăsta, dar să le, și de ce are o șapcă de moș Crăciun pe cap, în fine, dar să le, astăzi facem un concurs de construit, prima oară noob versus pro, prima oară de noob, dar să le, parc de distracții după de pro, la noob știi cum sunt regulile, trebuie să faci ceva, să nu fie foarte wow, dar să le, după aceea o să dăm totul la... Bine, gata, dar să le... Ok, acum o să ne apucăm și cum știți voi acolo, hai să vedem ce să facem. Băi, fiți atenți, eu mă gândeam să fac un par de distracții ceva mai pe lejer. Nu să fac ceva foarte mare. Bă, taci, mă! Eu am o poveste pentru voi. Deși antenă, băieți, eu am un parc acum 10... Nu, acum 10 zile și mă duceam în parc. Ce prostu? Ce face? Ce faci? Ce făcu, mă, erai în parc și te-ai trezit în parc? Ce înseamnă asta? Nu, eram în parc și mă jucam în parc. A, erai în parc și te jucai în parc, așa. Și ce ne spui nouă asta, dar să le? Cu ce ne ajută pe noi informația aceasta, dar să le? Că erai tu în parc. Pe cine crezi că interesează că erai tu în parc? Pe fiante, bă, Rafael, eu mă... Eu din greșeală a spart acolo balansoarul. A făcut bum. A, wow, dar să le? Și ce altceva? Wow, dar să le? Ai făcut bum. Ce să spun, dar să le? Scoatem un zombie ăsta, doamne, dar să le? Că deja mă enervez. Ei bine, ok, hai să scoatem și noi zombiul acesta. Acum, dar să le, eu mi-am luat materialele, o să fac de început ceva lejer, dar să le, o să spun, o să fac o mini trambulină, bine, nu o să fac gen trambulină de aia, dar să le, cum ar veni șmecheră, o să fac ceva ca să fie până la urmă de noob, să nu fie foarte, foarte, au, știi ce zic, dar să le, și lângă trambulină, dar să le, o să fac un ăsta, un leagăn foarte frumos, dar să le, tu ce ai de gând să faci acolo, dar să le, ce te-ai gândit tu să faci așa pe acolo? Eu, unde-ar să dau oamenii 12? Doamne, dar să le, băi, te întreb ce te-ai gândit să faci, tu mă zici dar să-l 2012, am înțeles, dar să le, ok, deci fiți atenți, nu, asta trebuie să o punem undeva mai pe aici, pe deasupra, deci trebuie să ducem ceva, sau nici nu mai știu cum să ducem, mă, ce mă de faci așa, dar să le, ia să mă, să mă concentrez aici, ce, băi, dar tu faci măcar ceva acolo, dar să le, dacă tot stai așa să, da, mă, da, eu măcar fac, eu măcar îmi pare rău ca tine, băi, băi, bă, tu faci content de căcat, cu mine, nu, 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 da, cu mine, da, da, da.
înseamnă Darusele, cât de prost poți să fii Darusele. De faci Darus, mă, omule, pe internetul ăsta Darusele. Nu știu, mă, un om care să se facă Darus. Un om mai mare care să se facă Darus decât tine n-am mai văzut în viața mea, Darusele. Bă, Darusele, știi ceva, Darusele? Eu am terminat la runda de noob, Darusele. Acum o să vin direct la tine, Darusele. Nu mă interesează ce ai făcut, vreau să văd. Bă, vorbește-mă frumos, iată, Darusele, stai puțin că n-am terminat. Mai pun aici, pun în slip cu astea până termin și tu. Până termin. Darusele, dar să nu mai stai foarte mult acolo, că eu am terminat deja, Darusele. Adică ești la asta de noob, Darusele. Nu trebuie să faci foarte multe, că după nu mai ai loc pentru aia de pro și acolo e mai important, Darusele, la runda de pro, că dacă nu mai ai loc să faci acolo, să fii cam nașpa, Darusele. Doamne, Darusele, hai că devie, Darusele, dă pe fix, deja, hai că deja mă enerve, știi ceva, eu fac aici foarte frumos. Ce să fii, mă, tu fix, Darusele, am zis că deviezi de pe fix, Darusele, nu că ești tu fix, ce înseamnă asta, doamne? Aceeași chestie, bă, Rafale, aceeași chestie. Aceeași chestie, bine, Darusele, ok, am înțeles, eu o să fac aici foarte frumos gardulețul acesta, Darusele, eu cam am făcut aici zona aceasta de parculeț, de distracție, este un parc, cum ar veni, cum ai și tu, la tine, prin căs, pe acolo, prin sătucul al tău, bă, unde stai tu, Darusele, că habar n-am, ce așa, în realitate, știi? Ce să fac, băi? Nimic, Darusele, nu zic nimic, ca să nu... Ești prost? Bă, Darusele, lasă-mă în pace, ia fii atent, deci am făcut aici, așa, punem și niște d-astea. Oh, mă, trebuie să fac așa, tată, bă, dar ce mă, cu matematica asta, bă, chiar așa de prost sus? Da, Darusele, chiar așa de prost ești, de unde ai descoperit tu fix acum? De unde până unde, Darusele, crezi tu că se vine cu mine, adică ce, te crezi, a, ei, sunt taică-tu sau ce? Nu, adică ești prost de pus. Păi, ce te-ai făcut și pe tine, nu? Corect? Nu. Hai, Darusele, că deja devizi aici, știi ceva, Darusele, eu termin acum eu asta. Darusele. Nu, Darusele, lasă-mă puțin să vorbesc cu oamenii aici. Eu termin acum asta, Darusele, tu nu știu cât mai ai, dar nu o să mai stau cu tine, că deja... Da, deja devizi, Darusele, hai că am terminat asta acum, revenim când termină și Darusele, că... Păi iau până la urmă, nu știu, să vă mai liniștiți puțin, că dacă să l-au zis pe Darusele cum face și ea, mai bine deloc. Hai mai intră, o dată, ce tot faci, Darusele? Stai! Hai că ești prost, Darusele, știi ceva? Ia și te încerci și o trampolină asta, bam, 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 deci stai atenți, azi este trampolină, mamă, chiar e super tare pentru o rungă de nobi, este chiar super tare acesta, pentru că e practic cele necesare pentru un par de distracții, unde să te distrezi, să fie totul foarte, foarte bine, așa că revenim la runda de pro, da bine, până revenim atunci o să dăm note, să vedem ceea ce a construit Darusele. Băi, Darusele, ai terminat, hai că vin acum la tine, prima oară să vedem la tine, da? Facem așa? Da, hai! Hai, trei, doi! Ce e, mă, asta, mă, Darusele, ce, Doamne, iartă-mi face, hai că n-ai gândit-o deloc, Darusele, nu știu ce ai vrut să faci, dar n-ai gândit-o deloc, că mie nu-ncă de ala. Ce e, mă, ce-ai făcut, te joci în insip aici, sap, e în insip, ce faci aici? Da! Ăsta e dorată cățăra sau ce, mă, să ai, topogan, aur, ultim partea asta și te dai bam, 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 am crezut că era o chestie de aia de cățăra, de te cățărai pe ele, oricum îmi dai niște idei, Darusele, foarte bine și astea sunt la gânde. Bă, pentru o rungă de nopt, Darusele, chiar este super tare, îți dau nota 8.50, adică e ceva clasic, lejer, ai făcut... M-am dus la Dumnezeu și înainte, halalac, hai că vin, bă! Ok, Darusele, nota 8.50, acum hai să vedem ceea ce am făcut eu, Darusele, vin aici să-ți prezint. Ăsta este, Darusele, este un mic părculeț într-o zonă de asta, știi, de exemplu, uite, fii atent, Darusele, cum ar fi conceptul. Aici sunt niște, aici este ascultă-mă, bă! Aici este un bloc, Darusele, aici sunt niște blocuri practic înconjurate și aici este o zonă unde este, practic pe unde trece strada și aici este zona unde este parcul și este un mic parculeț unde avem aici un fel de trampolină de asta micuță, Darusele, foarte frumos făcută și aici avem un leagăn, Darusele, și ăsta este pe nisip, atâta. La fel, m-am dus, Hai, bă, că nu e bună să Darusele, că ăsta e mic, Darusele, nu e trampolin de aia mare. Așteaptă la runda de pro, Darusele, ce note îi dai? Eu ți-am dat 8.50, tu ce note îi dai la ce am făcut eu? Runda de noob, Darusele, ține... 7.45, bine, scrieți acolo în comentarii care este construcția voastră preferată la runda de noob. Acum, hai să trecem la runda de pro. Și, Darusele, nu știu dacă... Hai că o să sparg, cred că o să sparg zona asta, Darusele, dar am făcut-o aici, o să sparg... Ionas! Ce, bă, Darusele, ce tu faci acolo? Ionas! Ce lași, mă, tu? A, blașel acolo, bine, Darusele, lasă-mă să vorbesc, nu mai vorbesc peste mine, Darusele, că văd că nu știu ce faci acolo, mănânci, nu știu ce tot faci tu, Darusele, acolo dai de cană, nu știu ce faci tu acolo, dar da, în fine, o să acoperim noi toată zona aceasta și o să ne gândim să vedem cum o să facem. Bă,
Ce? Doamne, dar să le ai taci acolo. Deci fiți atenți. Hai să facem parcul ăsta de distracție, să facem ceva frumos. Vreau să facem mai multe chestii. Să mă gândesc să fac niște umbreluțe de alea, niște lanțuri din alea cum ar veni când alegi toate alea, toate alea frumoase. Mă mai gândeam să mai facem foarte multe chestii, dar încă nu-mi vine acum în minte. Trebuie să le înțeleg pe rând, dar prima oară trebuie să facem o arenă. O să facem practic zona unde o să fie. Sau de fapt nu cred că, hai că nu facem cu gard cu asta. O să le facem practic pe toată zona asta. Nu o să ne complicăm cu garduri, cu toate alea. O să vedem, o să începem cu toate astea. Mă gândeam, fiți atenți, hai să facem prima oară o trambulină de asta gonflabilă. Știți că acolo în parcul ăla de distracții la noi în oraș se află o zonă de asta mai gonflabilă, adică acolo la trambulin, știți, la trambulină. Practic avem un bounce block din acesta pe care o să-l punem, dar o să luăm cred că concret sau ul. Hai să luăm ul, să luăm ul, bă, pentru asta, nu știu, cred că ar merge niște ul, sincer, pentru treburile astea. Dar să le tu ce zici, ar merge ul sau nu ar merge? Ba da! Ok, dar să le, o să facem cu ul și o să facem zona aceasta, o să intrăm ceva de genul pe aici, o să fie intrarea, frumos, aici intră toată lumea și aici o să fie zona, practic, unde o să înceapă toată distracția aceasta, o să fie ceva de genul fix așa, după aceea ducem așa, aici ducem așa și aici ducem fix așa, asta este toată zona, după aceea aici trebuie să umplem, dar să vedem cu ce culoare să facem. Hai că cred că facem cu ăsta, arată interesant, zic eu, cred că ar fi ok. Să facem și din partea asta o intrare, bă, cred că ar fi o idee să facem intrare totuși din partea aceasta, dacă stai eu bine să mă gândesc, dar cum făceam noi intrare? Deci aveam ceva de genul fix așa, ceva de genul, asta era intrarea, nu? Cam așa, a? Asta e intrarea, bun, perfect. Aici punem totul așa, adevărat, dar să le, aici punem totul așa. Da, dar să le, aici ești tu foarte amuzant, ce să spun, dar să le, ce să spunem, toată lumea. În Italia. Ok, dar să le, dar să le vezi că cred că și răcești, dar să le, nu mai vorbi tu acolo că vorbești, nu mai prostii. Ok. Hai să vedem. Fiți atenți, hai că zona asta o facem ca și cum e de interior. Aici o să punem chestii de genul așa, să fie în partea asta. Dar nu știu cum să mai fac, mă, fraților. Adică nu mi se pare, nu știu, treia să fac totuși, hai că încerc eu să fac, dar fiți atenți, o să fac cu albastrul ăla după aceea. Deci o să-l ducem aici deasupra, ca așa am dus și în partea cealaltă. Bun. Cum să nu? Adevărat am înviat. Da, adevărat, înălțat, dar să le chei înălțare. Acum, bă, dar tu ce ai făcut acolo? Ia spune-ne, dar să le spune-ne și nouă, ce ai făcut tu? Eu fac un parc din copilăria mea. Un parc din copilăria ta? Adică, mă, ce faci tu acolo, dar să le, ce parc faci tu? Eu, un parc în care am copilărie eu cu mama mea. Păi și ce parc, cum adică, mă, dar să le, ce se află în parcul ăla? Spune și tu mai multe detalii, dar să le, că lumea nu vede, ai uitat că lumea nu vede acolo și lumea e curioasă ceea ce faci tu. Un tobogan mare, frumos, două balansoare de copii mici, copii mari și un lană de la mic și o mașină în mijloc. Hai că n-am auzit nimic, dar să n-am înțeles nimic. Un de la mic, nu știu ce zici tu acolo, dar să le, dar eu zic aici, dar să le, o să fac chestia aceasta, ceva de genul. Dar să-mi domnul peste el. Ok, dar să le, bă, dar zici că ești afun, nu știu cu ce cuvânt să zic, dar să le, ești ciudat, în fine. Hai că am făcut asta, am terminat-o, dar să le, nu ne mai ocupăm. Da, dar să le taci acolo, ok. Acum vreau să facem un topogan. O să facem topoganul acesta, ceva de genul. Trebuie să luăm, cum se mai numea ăla, slab, să luăm, nu știu ce să mai luăm, bă. Nu știu cum să fac topoganul acesta. Cred că o să-l fac tot așa, să pară ca și cum este un topogan din acesta de gonflabil, cum ar veni. O să punem în partea asta direct așa, dar o să facem totul roșu, ceva de genul. Bine, nu o să facem chiar totul roșu, dar aproximativ pe acolo, ceva de genul. O să ducem zona asta așa, după ducem așa aici, după ducem bam bam bam. Asta este zona topoganului, practic aceasta este zona. Trebuie să mai luăm aici niște ul și mă gândeam să luăm, hai că punem negru aici. Zona asta o lăsăm fix așa. Acesta este topoganul și aici mă gândeam să facem ceva cu el, dar nu, hai că punem concret acum. Să facem, nu știu, ceva ca și cum e aici, ca la circ, ca la yellow, dar răsele. Da, parcă zis negru, ceva negru, negru. Da, am pus lână din aceasta neagră, dar răsele. Bun, hai să vedem de ce am făcut asta așa. Bă, nu arată el, cine știe ce, sincer, dacă stai să mă gândesc, dar îl lăsăm așa, ok, chiar îl lăsăm așa. Dar trebuie să facem intrarea, să vedem de unde îi ducem. Cum să urci, deci urci, cum, pe unde, eu, trebuie să facem o intrare pe aici, mă, fraților, că n-am făcut, hai să luăm niște ladder, punem ladder în partea aceasta. Și atenție, hai să încercăm o intrare de asta ceva mai specială, ceva de genul fix așa, deci urci pe aici, după urci pe aici și bam, ai ajuns aici sus
și bam, până aici jos, după o zi din nou pe acolo. Bun, am făcut și asta, acum hai să-i dăm drumul la niște umbreluțe din acelea. Trebuie să-i luăm prima oară niște chain-uri din acestea, pentru că o să facem niște umbreluțe, dar cu chain-uri. O să luăm concret, pentru că concretul o să ne ajute. Deasupra vreau să facem, hai să facem cu albastru și cu ăsta, zic eu, ar fi o idee. Aici trebuie să facem partea de jumătate, care este aceasta. O să ducem ăsta ceva de genul fix, așa. Bun, 1, 2, 3, 4, 5. În partea 1, 2, 3, 4, 5 am făcut așa, 1, 2, 3, 4, 5. Aici am dus 4 și mai duc încă una 5. Și aici trebuie să vină partea cu astea, care o să fie ceva de genul fix așa. După punem aici exact la fel și facem mai multe. O să facem ăsta mai rotund, dar revenim după aceea acolo. E cam mult de cap, sincer. Ne duce, e cam greu așa să gândim și mai bine, decât să stăm să vorbim atât de mult, mai bine facem și revenim după aceea cu următoarele construcții. Bun, dar să le hai că revenim acum. O să am făcut practic toate astea. Așa că nu te-a stat like și subscribe la mine. Bine, dar să le... Bine, dar să le lasă-mă cu prostiile alea tale, dar să le măcar vorbești și tu acolo ca lumea și lasă-ne pe noi în pace în durerea noastră, dar să le și tu rămâi în durerea ta acolo, okay, nu-i? Bine, dar să le nu mai spune vor, Doamne ferește, dar să le, Doamne ferește. Da, bine, gata, dar să le lasă-mă să vorbesc o dată, că se duce timpul, dar să le și... Da, de ce, oare de ce nu mai avem noi vizionare din vina ta, dar să le că-ți pașu. Bine, gata, lasă-mă, ok. Deci acum ne apucăm aici să facem partea aceasta. Vreau să facem, fiți atenți ce vreau. Mă taci, mă, dat-o. Doamne, bă, deci e sub orice critică, dar să-l spuneți-mi dacă nu, dar să-l e cauză. Bă, dar să-l, gata, omule, că de-aia nu se mai uită nimeni la noi. Scrieți, dați acolo și voi când mai multe like-uri și comentarii acolo, ca să revină algoritmul, că în ultima perioadă a fost jalnic și nu știu de ce, probabil chiar din vina lui Darusel, că deja... Doamne, dar să nici nu știi să vorbești, mă, lasă-mă în pace. Doamne, dar să le construiești acolo, dar să le, cred că trebuia să îmi pun dalea de urechi ca să nu te mai aud, dar să le, în fine, eu termin aici treaba aceasta, dar să le, bun, și asta este o, dar nici n-am vorbit, dar să le, până acum să le zic la oameni ce fac aici, că asta voiam să le zic. Păi da, dacă tu nu mă lași să vorbesc, dar să le... Bine, gata, gata. Gata, lasă-mă în pace, dar să le, ok, deci facem aici o de-asta cu mașini de-alea. Dacă știți de-alea cum sunt mașinuțele alea practic, știți că asta vă duce, nu știu, vă duceți la bălci, la asta, într-un parte de distracții practic și aveți niște mașinuțe din acestea. Și aici o să facem cu ăsta și o să ducem direct mașinile, să vedeți cam care sunt mașinile. Aceasta este una dintre mașini, dar hai să vedem cum o să facem. O să facem ceva de genul așa, asta este o mașină, după aceea ne ducem în partea asta. Aceasta este o altă mașină, altă pe mașină, care o facem cu albastru, ceva de albastru, genul. Și să vedem genul cum ducem în partea asta. Bă, dar taci, mă, pe bune, dar să le, dacă ți-ai însuat odată să taci, ce nu te simți să taci odată din gură? Păi, eu mă simt doar la McDonald's. Doamne, dar bine, gata, burgerule, dar să le, ca tu ai nevoie de burger, că burgerii te fac să taci, dar să le, ok. Am făcut 3 mașinițe, gata, dar să le, am terminat toată zona aceasta. Nu știu dacă mai fac ceva, dar să le, sincer, am făcut practic 4 de astea. Avem aici nu o trambulină, aici avem un tobogan, avem aici niște lanțuri și aici avem niște mașinuțe zburătoare. Și nu știu ce am mai putea să mai facem. Adică am făcut cam tot ce s-ar putea face și eu mai interesat. Nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii ce ați fi adăugat în locul meu. Și înainte de toate, hai să mai punem niște glowstone aici, în zona aceasta. Bine, dar... Bine, dar... Gata, dar... Gata, dar să le... Gata, odată, bă, dar să le, dacă tot zic în continuu. Ok, știți ceva? Revenim când termin, dar să le... Eu pot să zic, gata, am terminat, dar să le... Nu mai interesează nimic, papa. Am înțeles că s-a deschis un nou parc de distracții. Hai să vedem să mergem acolo la parcul de distracții. Ce sunt ăsta parcul? Bă, tu fi-a întrebat, tu vine la parcul... dar sunt 2014. Vă rog să-mi dați tichetul care o să coste 5.000 de lei. Ba nu, o să coste 3 lei. Hai, du-te de aici, dar să le, că ai stricat. Ce, mă, parcul ăsta de distracții, dar să le, asta e partea de distracții. Tu unde m-ai adus aici, la pușcărie? La ce m-ai adus, dar să le, la închisoare? Vino, ia! Ia stai! Da, da, dar să le taci din gură. Bă, Doamne, iartă-mă, dar să le trebuie. Mă, stai puțin, dar să le tui. Nu, nu, stai puțin, stai puțin, dar să le. Tu ai făcut exact aceleași lucruri ce ai făcut pe aici. Adică aceleași 3 lucruri, dar să le, altceva. A, ba nu. Ba nu, ba nu, mă, nu, stai puțin, că acum ai făcut trambolina aici, ai făcut tobogan. Ok, am înțeles. Bun, și poți să spui și mie care e ideea asta ta, dar să le, ce faci? Par de distracții pentru cei care sunt închiși la pușcărie sau ce? Nu mă rog, ne
gen, uite, gradul ăsta, eu l-am găsit al garmea, bun, și de asta l-am pus pe ăsta. Da, 100% înțeles toată lumea ce vrei, mă, dar să le poți, stai pe loc, dar să le și vorbește. Liniște, dar să liniște, nu te grăbește nimeni, stai pe loc și povestește. Spune-ne ce înseamnă locul ăsta, ce e să te joci în sip? Da, uite, ne jucăm în sip, hai, okay. Bă, ce, doamne, bă, nu mai mâncat pe din sip, doamne, iar să mă, darăsele, așa, ok, acolo, aici sunt, am înțeles, darăsele, leagă, nu aici, și asta ce? Asta e din fiantele, bă, Rafaele, te dea pe trambulină, uite, vino, 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 vino. Așa, te dai pe trambulină și pici direct în apă, cum ar veni, nu, uite, nu uite, e asta, darăsele. Uite, 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 așa, bă, Rafaele, stai, așa, uite, așa, așa, și bum, fiantele, bă, Rafaele, fiantele, a, sunia, aici. Bine, dar să le gata, că deja mine revezi. Bă, e o groaznică asta, dar să le pentru runda de pro, mă, dar să le ți-ai bătut joc, mă, pe bune, că aveam pretenții mari de la tine pentru runda de pro, dar să le, nu știu. Nota, bă, totuși te-ai ținut de temă, îl dau nota 7, dar să le, hai la mine, să ceea ce am construit. Scrieți acolo în comentarii dacă ce părere aveți practic de aia, dacă vă place. Și uite, dar să le, bă, ăsta chiar e pe ilustrație, uite ce viu e, ce culoare are, dar să le, foarte frumos, dar să le, tu acolo zici că asta e, uite, eu nici sarta, dar să le nici măcar nu te aud, poți să-ți dai litra aia jos, dar să le, că nu te aud și rămâi aici lângă mine, vorbește, dar să le, să te aud și cum trebuie, dar să le, nu te mai fuții cu litra aia, dar să le, că uite, ești băgui, băgui, soam, dar să le, dă-ți litra jos, am zis, că n-ai nevoie okay, de ea. Marafele, Marafele, fii antena, hai să le împreună, hai să le împreună. Nu, dar să le, nu, da, termină, da, ok, bine, dar să le, gata, dar să le, ce-mi place. Bine, dar să le, gata, omule, că stăm 7 ore aici, Marta, omule, dar să le, ce părere ai, mă, ia spune, ce crezi tu, fiecare în parte, ce crezi tu că înseamnă? Asta ce înseamnă? Că nu știu. E un tobogan, dar să le, pe aici este intrarea și te dai în tobogan, bam, 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 bun, aici este trambulina, aici sunt îmbrânuțele, dar să le, lanțurile, practic, aici dă-te în vârt și aici ai mașinuțe cu bușituri, dar să le, intri într-o mașină, te bușești cu alte persoane și e totul bine, dar să le... Mă bășesc! Doamne, dar să le, ce zic eu, ce înțeleg e, dar să le, în fine, dar să le, ce părere ai tu în ansamblu? Care este partea ta favorită și ce nu te-i dai? Pe fiantele, bă, Rafaele, eu vreau să văd, nu știu, bă, de fiantele, bă, Rafaele, eu vreau să văd topoganul! Păi uite, la... Păi, toamnă, dar să le, bă, zi o notă și gata, dar să le, că nu se mai poate. Hai! Hai, ești prost, dar să le, bă, dai o notă odată și tot ce faci, dar să nu mai trage de timp, așa că spui și te bine, mă apuci două, hai, pa, dar să le, că deja nu te mai suport, pa, doamne, iartă-mă, dați voi acolo note în comentarii, că nu se mai poate cu dar să-l, sincer, dă nimic, hai, pa. Uite, bă, Rafaele, cum a dat, uam, fai, drifturi cu mașina de golf, bă, alunelu, da, faci drifturi cu mașina de golf, mă, dar să-l, ia să-mi puțin, bă, ia vine puțin, ai și tu astea? Uite, am niște cătușe, bă. Ce că... Doamne, ce de unde... De unde sunt, mă, cătușile astea, dar să... Că m-am trezit așa cu ele. Și eu. A, și tu, da, tu asta nu știi despre ce e vorba. Ce faci, mă, alunelele, mă, dar să... Tu, mă, mașina asta la loc, ce drifturi, mamă, drifturi cu, cu mașina de golf nu mai făcea, dar să drifturi, nu mai pute... Parte! Doamne, iartă-mă, dar să le că deja ești... Ok, salut, alunelele, ce faci? Alunelu, hai la joc, vacanța de vară, să zic cu mult foc, băieți. Am o provocare pentru voi foarte amuzantă și interesantă. V-am dat cătușe în inventar, iar pentru 24 de ore vreau să fiți legați de ele, mă, ce? Bă, cum adică, mă? Păi ce interesant în asta, alunelu? Ce interesant, amuzant, ce amuzant, de fapt, nu interesant. Trebuie să petreceți o zi normală, numai că legați împreună, așa că trebuie să fiți răbdători și să acceptați cerințele fiecăruia în parte, fiecare ce treabă are, adică trebuie să mergeți și la toaletă împreună și peste tot, succes, ce spuneți, vă place ideea? Să mă duc cu dare să la toaletă, pe bune, ăsta care face și aici, acum, în momentul de față, adică, pe bune. Bă, ok. Stai puțin, bă, dar tu chiar vrei să facem asta? Da! Păi și trebuie să merg, dar să știi că dacă am nevoie de ceva să merg undeva, trebuie să mergi după mine, nu? Da! Și asta trebuie să fac și eu cu tine, știi? Da! Și ești 100% sigur că 24 doresc să sunt întreaga zi, așa? Da! Bine, dar să el, deci dacă acum, nu mâncăm înainte, punem direct acum? Nu! Ce nu? Ba da! Ce mă, că nu înțeleg, vorbește, nu zi nu sau ba da, zi. Dar să te-am întrebat, mâncăm acum sau? Da! Păi, mâncăm legat sau dezlegat? Legat, hai legatul meu! Oră, stai să ne legăm, dar să le vină aici aproape, stai, vezi, ia vezi, pune-o la calumea acolo, ia vezi, ia așa. Mâna, bă, păi, dar nu mai...
Am doar să-l termin. Ai, gata? A mers? Da, da. Gata. Hai să puțin așa. Stai așa, gata, hai. 3, 2, mamă, dar să le vezi că e greu, rodotor, mă, trebuie să... Mamă, să faci și noapte afară, mă, ăsta mi se pare mie. Se pare! Hai, hai, dar să le... Bă, și ce... A, ok, bă, prima oară ar trebui să mergem să mâncăm, dar să le... Dar vină mai repede, că e cam... Hai, 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 vină puțin mai repede după mine, ai răbdare, ai răbdare, vină puțin mai repede, hai, 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 vină, 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 mamă, dar să le... Bă, da, n-am răbdare, bă, după tine, hai mai repede, omule, vină! Nu la paie, pa, vină mă după mine, dar să vină, 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 s-a rupt cătușele, doamne, aolo, dar să le, hai că vin și ce fac, trebuie să te verific aici, dar să le... Așa, hai, hai să mergem, mama, mai ești, nu mă răpăr apa. Foarte amuzant, dar să le, hai mai repede, că ți-ai să vii după mine, mă, omule, ai răbdare, ai răbdare, că m-a lovit, bă, să... Dar să ne facem rană la mână, ai răbdare, prostule, hai, vină mai repede, vină mai repede, vină mai repede, vină, vină, ai răbdare, ai răbdare, bă, nu mă mai trage tu în culo, mă, ai răbdare, ai, dar, ia vină, mă, spre mine, hai, 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 fraiere, ia vină, așa, nu, nu, așa, așa, bă, nu, mă, nu, vină, mă, hai, odată, dar să le, hai, că deja mă nervez, vină, aici, mă, dar trebuie să mâncăm, trebuie să luăm, hai, înapoi, hai, înapoi, hai, înapoi, nu, hai, vină după mine, hai, că nu pot să te trag așa, dar să le vină, hai, repede, mamă, dar să că deja mă enervez, mă, mă, da, tu, bă, dar am putea și noi să mâncăm liniștit, dar să le ia, și cum, trebuie să, a, mamă, deci cu o mână, dar să le ia, deschide tu, deschide tu frigiderul, deschide tu, deschide tu, bă, nu, da, că, deschid, deschid, așa, bun. Ok, avem niște pește. Ia, mama, ia, hai să mâncăm o pește. Mâncăm pește? Ia, hai, vino. Hai, hai, să, hai să facem ceva amândoi, dar dacă tot folosim asta, trebuie să facem. Bă. Gata, dar să-l vino aici. Hai, repede, hai, repede, hai. Hai să tocăm, fii atent, hai să punem peștele. Dar cum pune? Trebuie să punem aici la untru pește, că am pus o bucată de pește. Hai. Ok, stai să fac fiecare păr. Trebuie să le facem pe rând, dar să le... Hai să avem răbdare aici, trebuie să așteptăm. Mai pune și tu ceva aici, dar să le, nu știu. Voi, aici merge să facem ceva, nu merge să facem nimic. Hai că așteptăm peștele ăsta, bă, dar să le... Ce mai tu de gând, bă, să facem asta, dar să le... Adică tu aveai de gând să faci ceva azi? Zai, mă, nu mai dă! Da, peștele meu! Bine, gata, e altul acum, următorul este al meu, dar să le... Bă, tu aveai de gând așa să faci ceva astăzi, dar să le... Adică gen, nu știu, să... A, dacă avei... A, n-aveai în plan să pleci nicăieri, nu? Nu, să mă joc Fortnite, dar dacă vezi o să mergi undeva, hai! Păi mergem undeva, dar să le te joci tu Fortnite, dar lasă-mă că vreau și eu să mai mergi în arăsele, adică nu stăm toată ziua la tine acolo la calculator. Bine, bă, da, la mine nu se mai face. Ha, hai, mănâncă doar tu, dar să le, hai să mergem, dar să le... A, gata, gata, se face, ha? Gata, mergem, mă, dar să le... Nu știu, mă, nu știu, mă, deja, gen, nu știu care e, cum a fost ideea asta la Lunel, dar să le, dar eu am foarte multă treabă, dar să le, și vreau să mergem peste tot, dar să le, adică, hai că mâncăm acum repede. Bă, lasă-mă mâncarea, gata, hai să ne punem la masă, hai, vină repede, vină, hai repede la masă, să știi ceva, hai, mai bine mâncăm așa direct, dar să le, nici nu mi-e foame. Hai răbdare, bă, nu mă tra... Au, bă, mă doare mâna, au, mă doare mâna, păi ești prost, fino, hai, hai, dar să le, hai repede, hai, hai, hai să mergem cu mine, lasă-te-o joacă, hai cu mine, hai repede cu mine, hai repede. Bă, nu la joacă, bă, dar să le, mă lovești în stâl, vină după mine, vină, 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 vină tu, vină, o, la tare să le, bă, deja, hai că vin, hai, ce vrei, ce vrei, ce vrei? Bă, dar să... Ia, vină puțin. Vino aici. A, nu, sus. Nu la maichita, nu la maichita. Bă, dar maichita unde e, mă? Mami, nu știu. Păi, omule, dar să le vină. Bă, omule, vină aici. Hai, repede aici, hai să vedem. Hai să ne șcăm, Bă, da, putem să ne... Nici nu cred, dar nu putem să ne șcăm. Bă, dar nu putem să facem. Bă, tot să... Omule, dar să le... Bă, dar nu putem să facem absolut nimic, mă, cum să fim, mă, legați toată ziua, dar să le... Hai, că te duc eu, dar să le mai degrabă. Hai, vino, hai, vino. Vino, așa, păi ce. Hai, mă, vino sus, bă, dar să le, vrei să te joci acum sau mergi cu mine, că am treabă. Dar am treabă. Hai, bă. Dar să... Hai, stai, mă, omule, stai, că mă... Bă, dar bine că sunt cătușile astea, mă, că au, nu știu, de asta flexibilitate mult prea mare, dar să le, că altfel nu știu ce ne făceam, dar să le, că muream din prima cu tine, mamă, stai puțin, că... Da, dar să le, ce faci acolo? Ce faci, mă, acolo? Eu mănânc pește! Ce pește mănânci, mă, tu? Uite asta! Păi... Stai! Hai, mă, repede, aolo, stai că mă lovești și pe mine, mă, vine repede după mine, hai repede mașina, hai mașina că e mai aproape cu mașina, mamă, dacă stai puțin, e mai aproape că stăm unul lângă altul, dar să le, dar cum, naiba, conducem, dar să le, că nu știu cum putem. Are unde merg!
Bă, firul mă, că vorbim la film, dar Darasele, firul mă, aolo, bă, Darasele, bă, de, e bătaie mare de cap cu Darasele, mă, nu știu, mă, nu știu, voi ați putea, ați rezista să faciți asta cu un prieten al vostru sau mai rău, cu Darasele ați rezistat, chiar sunt curios. Hai să mergem cu mașina de golf, că e tot aproape aici și oricum n-avem și asta, hai că mergem, ok, bă. Dar să el înainte de toate am nevoie până la baie, bom, omule, doamne, trebuie okay. să ne faci. Da, să nu te uiți, te rog, ai răbdare, mergi mai încet. Mai încet, dar să, bă, dar nu te uita, bine? Nu te uita, rămâi acolo, așa. Să mă și aici să faci, mamă, deci deja nu mai suport cu dar să. Bă, nu te... Hai ca... Am terminat, dar să le n-ai văzut nimic. Hai, nu te mai prosti, dar să le hai să mergem. Lasă, ia să-mi zic că mănânc. Să ai, mă, că mănânc, bă! Pare că cum și ai prostule. Mă, dar să... Știi că te lovești pe tine dacă pleci cu mașina așa ca prostă. Trebuie să ai grijă, mare grijă, că... Mâna. La un moment dat ți se rupe mâna, prostule, dacă mergi... Bă, după aici, bă! Urcă înapoi, hai, lasă-mă, dar să... Doamne, deci trebuie să mergem, fiți atenți. Bă, nu știu ce trebuie să facem noi, dar... Aer, bă... Aolo, dar Sele, nu mai mișca, că nu putem să mergem cu mașina! Doamne! Ce faci? Hai că dor dacă e, hai mai repede, dar nu mai trage. Vino mai spre partea cu mine, dar înțeleg că nu sunt. Bă, doamne, iartă-mă, ce nevoie, mă, așa încerc. Bă, doamne, bă, lasă-mă, să conduc cum trebuie. Bă, în fine simți. Dar se lasă mașina, bă, las. Doamne, cum să stau legat cu tine 24 de ore, mă, dă mâine, doamne, ce idee proastă a avut Alunelul. Domnul, Alunelul, cred că vrea să rădă de noi, mă, dar se, bă, dar, lasă-mă, bă. Nici măcar, lasă-mă să merg cu mașina cum trebuie, dar să le ok, dar te dar să le dăm și peste lume, omule, bă. Nu știu. Am o idee, dar să le hai să mergem la bowling. Ce idee, ce părere ai? Să mergem la bowling, okay, să mergem mai. Hai răbdare, mă, stai, mă. Bă, stai, mă. Dai răbdare, dar să le, mă, ce caut asta, mă, să ok, dar să le ai răbdare. Bă, dar ce e locul ăsta? Nu cred că am fost niciodată aici, dar să le. Opa, ia fi atent. Bă, ia fi atent că... Ai coboară. Ce să repede, încet, de fapt încet. Mamă, copii. Așa că eres, stai în avion. O, e cu d-astea, am înțeles. Ia, mă. La, la, da, asta nu e masă de pian, prostule. Vino aici, bă! Nu pleca așa departe, doamne, iartă, m-am uitat că sunt inegal. Dar să... Puta prostici, mă, dar să le... Ia, mă, să vedem ce se află în partea asta, dar să le... Ok, unde ăsta, leagă. Ia, dar poți să te dai pe el, măcar gen calma, nu poți să te dai, hai. Bă, stai! Doamne, iartă-mă, dar să le vino repede! Bă. Hai că ești prost tot deja, dar să le ia, vină, vin. Ia să vedem, poate ne găsim și ceva să ne luăm la casa noastră, dar să le ia. Mamă, ce zici de noptiera, de măsuța asta, arată interesant și cu cărțile. Bă, la, doam, bă, ține-mă, mă doare mâna, dar să, mă doare, mă, nu, bă, dar prost și eu că dau în tine, mă, dar să-i buc, să stau legat. Bine, dar răbdare, aștept, stai puțin, stai puțin să ne mai uităm pe aici, dar să le vedem ce mai am, așteaptă-mă, vină spre mine, hai acasă, Darasele, hai. Bă, da, încet, Darasele, încet, că suntem legați cu mine, încet. Încet, Darasele, încet, ok, hai încetul fără fele. Hai, vino, gata, hai, vino mai repede, nu știu chiar așa de încet, Darasele. Hai, vino, mă, hai, mă, mai repede, Darasele, că deja nu mă suport, bă, mă repet în continuu, nu se mai uită nimeni. Bă, trebuie să-mi mâna. Bă, doamne, prostii mai ăștia, hai la bowling. Hai la bowling. Dă-i la bowling. Lasă-mă pe mine să conduc, urcă, că-ți rupi mâna, prostule. Doamne, dar să dar nu, după ce ai avut piciorul în ghips, dar să tu vrei să ai și mâna ruptă acum, adică pe bune, serios, chiar așa? Nu. Păi vezi. Eu conduc așa, pe dacă tu mă tragi ca prostul, hai, coboară, hai, repede. Ce frumoasă ești, hai. Ai răbdare, dar să le stai încet, hai, vin, ia te dar... Ce-ai făcut? Nu eu. Dar cine a făcut asta? Poliția de... Bă, dar toate sunt...
Tot e stricat. Ce facem? Unde mergem acum, Darius? Bă, hai să mergem la plajă. Hai să mergem la plajă. Să notăm, dar nu cred că e idee prea bună, dar să trebuie să avem mare grijă. Dar înainte toate, da, hai să mergem direct la plajă, dar să le că deja nu se mai poate. Hai la plajă! Mâna! 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 Ia-te mâna! Darcel, bă, deci cu tine chiar să moare, mă, omule. Hai, repede, hai să mergem la plajă, că deja nu se mai poate. Hai! Gata, bă, Darcel, bă, ce faci, mai adormit? Hai că am ajuns, bă, dar nu mai mișca atâta. Lasă-mă să parchez și eu mașina asta cum trebuie, Darcel, că ne mai ia și poliția, Darcel, că... Hai, coboară! 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 Darcel, coboară! Așa, coboară, hai, mergi, hai că am ajuns la plajă! Păi, cum să bag viteză, dar să le cad? Păi, hai, bă, ce faci? Bă, ce faci? Că mă doare mâna, tata! Doamne, deci stăm legați! Gata, suntem legați de mâna, dacă tu știi... Păi, da, dar să ne lovim, hai, vină repede, vină pe aici, vină pe aici, încet, încet. Bă, da, două șezlonguri pe aici aproape. Ia stai, mă, că stau eu aici pe șezlong, dar să le vină aproape, așa, rămâi lângă mine. Bă, doare mâna! Bă, ce facem acum legați de mână, dar râsule? Că mai avem timp destul să petrecem. Ce mai facem? Că deja nu mai suport. Ce facem acum aici la plajă? Stai! Bă! Alu, Lenny! Ce faci? Uite aici am câinele meu! Haide să avem un copil! Noi doi și un câine, hai! Sunt foarte amuzant, ești tu, dar să le știi ceva, hai să ne... Hai în apă, da, ai grijă, pe aici, dar să le... Bă, da, adu mingea, hai să le știu cu mingea în apă, adu mingea. Bă, da, cum... Bă, da, cum... Fără! Bă, de unde, bă, mâna! Bă, dar să le bătoare mâna, gata, oprește-te, doamne, nu mai fuge așa departe, bine naiba, dar să le că sunt flexibile astea cătușile cât de cât, așa că dacă nu, nu mai existam, dar să le cu mâna. Bă, da, hai că ai stricat toată barca, Darcel, nu, Darcel, mâna, prostule, te lovești și tu, bă, da, tu gândești, Darcel, că te lovești și tu după, păi, hai, unde mergi, Darcel, ia, hai, ia, hai, pe aici, pe de desubt, avem loc pe undeva, avem, ha? Ia găsește, nu, a, nu e, hai să mergem, hai la, cum adică ce aici, ai uitat ce s-a întâmplat de 1 iunie? Ce? Ai uitat cum ai stricat și aici? Acum câteva zile? Bă, dar și acolo, bă, Rafale! Bă, mâna! Olă, dar să le gata, hai, olă, dar să le... Hai, că eu nu prea știu... Adică știu să nu, dar mi-e frică așa la ape mai mare, dar să le ai și tu grijă, dar să le... Ia, fii atent, dar să le... Bagă-te-n seamă cu vreo fată de aici, ia să te văd. Și după să... Fii atent, dar să le... Sunt curios și ce dăcătușile tale de lei. Hai, răbdare, mergi mai încet, bă! Domnul iartă-mă, ok, acum mă duc în partea asta, hai! Hello, ce faci, fiante, n-am aici câinele meu frumos! Ăsta mă, Rafael, haide să avem un copil, un primul și un câine! 3000 la guadii! Hai, că ești prost, doamne! Aaaa, mâna, prostule! Doamne, dar să le uite-l pe Messi, ce face, mă, Messi aici? Nu, ce Messi? Nu, mă, ăsta e surfer! Auckland! Ce Auckland, bă? Bă, dar să le nu știu ce să mai facem, bă, dar să le nu știu. Hai să mergem acasă să te joci pe calculator, dar să le, dar trebuie să ai grijă acolo că te joci cu o mână, dar adică te joci cu ambele mâini, dar trebuie să ai grijă. Nu știu cum o să te joci tu la calculator, dar să le. Cum suntem legal de mâini, dar în fine, ce? Acum m-a dat, da. Hai să le prindem înapoi. Bine că mi-a ieșit ascătușa din mână. Bine că nu ne strânsese la maxim, că îmi rupeai mâna de tot. Prinde ăsta. Bă, da, ești prost. Hai, gata. Hai să mergem acasă. Hai mai repede, că deja. Hai, mă, odată. Bă, dar să ți-am zis, mă, să mă lași pe mine să conduc, mă. Hai, mă, termină. Mergi cum trebuie, omule. Mergi cu... Oprește. Bă, știi, lasă aici mai bine, dar să le că așa. Ai doar arătare că mă doare mâna, bă, prostule, vino, hai repede, vino. Hai. Ai, vino pe aici, ok, hai, mergem pe acolo, vino pe unde mergem, mai om, nici nu știu, păi hai odată, dar nu mai alerga, așa, ai răbdare, de fapt, mergi mai repede, hai, repede, bă, dar nici că era așa, ai răbdare, stai aici, bă, stai la scări, ai grijă aici, că ne rupe mâna aici, dar să le căie în cerc, omule, ai grijă, sare aici, că ți-ai făcut tu gaura aia, sar, așa, dar să le, și acum, hai să te văd, ia, ce faci tu, hai să te văd, cum te joci tu, ai grijă, Ia, așa. Hai, bine, frumos, tu, Andrei? Hai, acum este unul viu, unul, e catul la fel. Hai, să te văd, ia. Bă, fii atent, eu jurat, dar sătură și tu la mouse. Păi, prost, așa, de unde știi? Hai, nu gândi. Ia, uite-te, mouse, bă, din final ta muri, bă, și fără, gata. Mă, ce fai, mă, bă, nu te aduci, bă, nu, dar se... Hehe, că-i putea pe mine.
Uite, tata, am ajuns în sfârșit să-ți arăt și casa mea, unde locuiesc eu, tata. Acum, uite ce tablou frumos am aici, pictură minunată aici. Bă, tata, ce faci? De ce mi-ai spart tablou? Nu mai sparge lucrurile, tata. Hai, mă, tata. Ce fraier ești? Mă, tata, dar eu la tine în casă fac așa ceva? Am făcut eu așa ceva? Ți-am spart lucrurile sau chestiile de genul? Nu. Păi vezi, și tu de ce faci așa, tata? Uite, asta este o masă unde am eu oglinda și asta pare să fie într-un fel de biliard, dar nu este de biliard, pardon, tata. De pian, tata. Da, de pian. Tată, afară s-a făcut noapte, tată, și noi trebuie să dormim pentru că na, e noapte și ziua următoare să încep. Ce? Ce în două zile? În două zile am cel mai mare concurs de pian, tată, nu ți-am spus, nu, păi da, ce să spun, tată, că mi-ai stricat pianul și eu acum trebuie să mă duc mâine să-mi cumpăr alt pian, că tu mi-ai stricat pianul ăla. Și acum hai să ne băgăm la somn, tată, că tată, că deja nu te mai supăr, hai că pe bune, în fine, sper să uite. Fiante, hai, tată, du-te de aici, cum să dorm pe jos, e patul de mai patul de mare. Ia să vedem, tată. Bă, tată, ce-ai făcut, mă, Doamne? Hai să plecăm, gata, s-a făcut în sfârșit zi afară și toate astea. Cine bate? Tată! Tată, ai lăsat așa deschis, tată! Tată, tată, ce-ai făcut? Tată? Bă, ăsta-i... Ce căsă mai ce, bă? Bă, tată, ți-ai vis? Bă, e dus! Tată, e vis! E vis! Ce e ăsta, e vis, tată? Am hackbar! Bă, tată, ce... Răspunde la întrebare, e vis sau ce e? Nu știu, bă, ia, ia! Ia, te doare? Tată, no entry... Tată, ce cas... Ce casa asta? De ce mergem în conacul ăsta? Hai să intrăm! Ce se poate întâmpla, ta... Mamă, Lilia cu tată... Hai, mă, să intrăm, bă, alo, bă, pe care ești, alo, și faci faptul? Tata, 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 tata. Ce? Unde ești? Tata, am picat, tata, de ce am picat așa? Ce, dead bash, ce ăsta? Ce asta aici? Tată, ce se întâmplă? Ce e cu locul acesta, tată? Tată! Nu știu! Nu pot urca sus! Cred că trebuie să dăm astea la o parte, trebuie să găsim o cale de scăpare. Cum să dăm astea la o parte, tată? Nu, ce se întâmplă? Adică... Uite și aici trebuie să dăm... La mami! Mă, ce mami, bă? Da, bă, tată, ești un tată fieră, tată. Eu trebuie să zic că vreau la mami, tată. Adică, bă, bune, tată, trebuie să ai grijă de mine. Mă, ce se întâmplă? Tată? 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 Tată! De ce nu... Nu s-a de bine! Am auzit ceva de mami și tati! Tată! Tată, unde ești? Bă, ce se întâmplă? Ce... Tată? Tată, s-a auzit o ușă! Fii atent! Ia căută! S-a auzit o ușă! Ia vină pe aici! S-a deschis ceva, cred că! Ha? Nu s-a deschis nimic! Nu-i nimic! Aici deasupra nu putem să intrăm! Tată, pe unde trebuie să mergi? Ah, s-a deschis în partea asta ușă, vină! Tată, aici! Bă, de ce e la pe jos? Tu l-ai dat pe jos? Ce s-a... Da, eu l-am dat pe jos! Tată? Tată? Tată, nu mai face așa, vorbesc serios, nu e de glumit! Tată, unde ești? Tată, vină pe ușa aia! Tată! Tată? Tată, ce mă zici? Tată? Tată, mă auzi? Been here for a few... Sunt aici de câteva săptămâni. Este foarte cald și aici se află mâncare. Am trăit într-un... Poftim... All I need to do is play with this kid and I can stay. Where are her parents, true? Why did she just let me into her... Stai puțin. O fată l-a primit aici în casă și ea n-are părinți. Părinții ei nu sunt aici. Ce se întâmplă? Tata, unde ești? Tata! Tata! Tată! Tată! E cineva aici! Carte nouă! Of! Of, Vladus, unde ești, Vladus? Vladus! Tată, unde ești? În bucătărie! Cum? Ești afară! Nu poți să ieși, ești din bucătăria aia! Unde ești? În mijloc, în mijloc! Ce mi... Unde... Unde ești, tată? Deasupra? Sunt în mijloc! La ușa! Tată, cine... Vă duți unde ești, vă duți!
tată! S-a închis ușile! Ce se întâmplă aici? Ce e cu locul ăsta? De ce? De ce văd o persoană care nu seamănă cu mine? Mai multe persoane! Ce? Ce e aici? O baie? Ce baie jegoasă? Tată, ce se întâmplă aici? Nu se află nimic? Să mă uit în oglindă! 3! Tată, mi-e frică! Tată? Tată, s-a deschis ăsta! Chiar mi-e frică, tată! Tată, mi s-a făcut pira de găină! Tată, vreau să ies! Tată? Tată! Unde ai dus? Nu știu, sunt într-o cameră! Nu știu cum am ajuns aici! Și le-am ce... Nu pot să... Ba da, s-a deschis o nouă cameră! De la baie, e o nouă cameră, sunt într-o nouă cameră, nu știu ce s-a întâmplat aici! Tu unde ești? Tată? Pe 5 octombrie? I've got not on else to talk to except the... Deci nu mai aveam cu cine să vorbească decât cu fata cea mică. Și el aici practic continuă să povestească asta așa. Nothing else to do here when I'm not cooking for the girl or playing with her that is... Ce? Tată! Unde ești? Tată, vorbește cu mine, te rog. Tată. Bă... Ce s-a auzit aici? 666. Bă! Câte păpuși! Câte păpuși! Ce se întâmplă? What? Câte păpuși! Tată, unde ești? Tată! Tată, mă auzi? Tată, ce se întâmplă cu pădeaua? Tată, ce faci? Cum ai apărut? Tată! Ei, salut, tată! Bună, fetiță! Tată, ce se întâmplă? Little eye, what little size do you spy? Mommy sitting alone with the door locked, daddy crying by... Tată, ce faci aici? Tată, hai să plecăm! Vine repede! Tată! Hai că abia ne-am regăsit, tată! Ce faci la colț? Stai, tată, nu e timp de glumit! Tată, am zis că nu e timp de glumit! Nu e timp de glumit, hai să mergem! Hai, nu te mai prostii, că știu că te prostiști acum! Vină după mine, tată! Hai! Aici ce sunt? Mă, ce e aici, tată? Ăștia sunt... Tu primul! Gata, tată. Deci aici este... Ultimul, Ana! În partea asta. Ai grijă. Bă! S-a dat ăsta în spate? Tată! S-a schimbat... S-a închis așa! Fugi, hai! Tată, e cineva aici. Unde? Aici, înăuntru. Open the door! Tat, ok. Daddy crying by himself again, but you're not shocked and little white lies inside that little... Ok, asta este practic poezia pe care o spunea ea, fetița cea mică, și în partea... Tată, cred că... Ia fi atent. Cred că e ceva aici? Am impresia. Nu e nimic. Nu e nimic, dar trebuie să-i scris așa. Ai deschis-o tu? Uite că s-a tot dat în spate ușa! Mă, tată, aici suntem în... October... Deci, tată, aici s-a dat mereu! October... She still wants to say when she let me go, she gets really pa... Tată, s-aude de undeva fetița! Pisa! Vină pe aici! Ce? Tată! Bă, iar de asta... Bă, tată, nu știu ce se întâmplă. Tu ai idee? Tată, de ce sunt? Tu știu sunt tâlcă! Tată, rămâi lângă mine! Rămâi aici! Tată, rămâi aici! Gata. Hai că e bine totul. Hai să vedem ce se află în locul acesta, dar... Ok, am dat, dar astea nu trebuie să dau. Ok, s-aude asta aici. Tată, m-am blocat! Stai! Ok. În partea asta nu se află nimic, deci sunt numai pânze de păianjen pe aici. Cred că putem să ieși. Uite, mă, frate, ăsta mort. Mă, cine e ăsta? S-a deschis așa, tată. Tată, iar am rămas singur. Tată, e ceva înăuntru. Tată, unde ești? Nu! Ce se întâmplă? Pot să intru pe undeva pe aici? Nu pot! Tată?
Tată! Ce? Ce? Nu-i nimic! Ah! Nu era nimic, era o păpușă din asta, nu știu ce era. Time out! My name is Jacob, if someone else gets stuck here, I hope you find the note soon, you know, those. They've been following Wilty. Tată? Ce faci? De... Tată, ce-s... Mă! Ce cu încăperea asta, că nu era aici? Ta... Tată? Am apel! Tată, cine e? Am apel! E o păpușă vol! Tată, cine... Tată, ce se întâmplă? Apas F5! Ce F5, tată? Tată! Ce sunt? Tată! Apare în față! Fino... Bă, ce e, băi, șmecher, bă? Bă, dar asta... You don't like... Mă, dar asta nu... Nu, face! Nu pot să treci, tată! Ce se întâmplă? Parcur! Nu, tată! Ce? Sau? Tată? Tată, ce se întâmplă? Gata! Nu merge! Tată! Tată, ce face? Ce face păpușa asta sau ce e? Păpușa Chucky! Bă, vină! Tata, ai văzut și tu! Ai văzut și tu! Ți-a apărut și ție fata la față! Fetița! Tata, vină! Tata, termină, tata, ce te-a apucat, tata! Nu mai! Hai pe aici! Tata, ce te-a... Tata, termină-te! Ce te-a apucat pe aici? Warning! Tata, ce-i asta? Tata! Tata, ce se... Tata, termină! Tata! Iar apărăză ceva! Bă, l-a dus! Ce s-a întâmplat jos, bă? Bă, ți-a... Tata, ai văzut și tu fetița aia? Bă, l-a dus, bă! L-a dus! Ce s-a întâmplat? Nu știu, s-a dat ceva peste cap! Așa, unde e? Tata! Gata, tata! Tata! L-a dus! Tata! Tata! Ator! Tata, dar de ce nu intră după mine? Tată, hai mă, tată! Nu poți să fie ușa pentru mine! Nu pot! S-a închis singură, iar! Eu nu i-am făcut nici... Mă... Ok, e ciudată... Ciudată jucărie... Ciudată... S-a deschis ușa! Tată? Tată? O casă nouă! O cameră nouă! Aceeași cameră! Mergi în partea asta, nu se deschide ușa! Iar se aude! Mă, care-i faza cu fetița asta, tată? Tată, mă auzi? Tată! Cum? Stop trying to leave. Tată? De ce? Cine încearcă să iasă? Eu nu încerc să ies. Bună ziua? Poftim? Poftim, cum adică good... Tată, vorbește de tine, trebuie să fii un părinte bun, îmi zice mie. Nu, eu sunt copilul. Tatăl meu e pe undeva prin spate. Tată, unde ești? Ascult, tată, mă auzi? Tată, vorbește cu mine, te rog. Tată, te rog, în momentul ăsta. Tată, unde ești? Alo? De ce nu pot să... Cum adică nu pot? O încăpere nouă? Tată? Tată, ce faci? Cum? Tată, tu cum apare aici? Tată, ce e aici? Tată! Ajutor! Tată, poți să-mi spui și mie ce se întâmplă cu tine? Tată, ce se întâmplă? Ce e cu locul? Păi ce, nu mai nimic. Gata, s-a spart. Tată, ești aici? Tată, vine repede, te rog. Cum adică stop moving? Ce-am pă... Mă... Tată, unde ești? Tată, cine vine? Tată! Tată, ce se întâmplă? Suntem în backrooms? Unde suntem? Tată! Nu știu, bă, frumos! Ce? Ce? De ce fugi? Tată! Ce? Nu pe aici. Prin partea cealaltă, tată. Vino repede. Dar de ce fugeai? E ceva aici? Sper că nu e nimic. Mama! Tată. Ah, ok. O ieșire. Și o căsuță. Tată, vino repede. Anabel! Tată. Tată, ce-ai distruns-o? De ce-ai distruns jucăria? Tată,
Tată? 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 Tată, de ce ai distrus-o? Nu e distrus-o. Am crezut că e distrus-o. Tată, ce se întâmplă? Tată? Vorbește cu mine, tată. Tată, ce se întâmplă cu tine? Bă, ce s-a întâmplat cu tai? Nu, ok, eu plec de aici. Ok. Mă duc în partea asta, mă duc în partea asta, trebuie să fur repede. Tată, lasă-mă în pace! Nu, lasă-mă în pace! Bă, tată, stai puțin, cred că am descoperit, stai puțin, gata, mă! Ce fii atent? Am descoperit ceva! Cred că... Tată, tu vezi? Cum ajungem aici deasupra? Tată, s-a deschisă și asta, nu cred că era deschisă. Sau era? Pe unde? Păi ce am fost, prostule? Pe ce am fost noi? Pe aici am fost? De aici venim, da. Și înseamnă că pe aici, pe undeva, trebuie să... Tată, vine repede. Tată, iar s-a închis așa. Tată! Am ieșit afară! Nu cred! Gata! Am ieșit! Și tată! Tată? Păi? Ce s-a întâmplat? Am scăpat de taică-mi eu? Nu stai puțin! Gata! Am ieșit în sfârșit! Am ieșit! Gata! Gata! Totul e bine! Bă! Ce se întâmplă? De ce se face așa? Tata, am avut un vis! Tata, am ajuns înapoi! Ce-am făcut? Tata, ce-ai pus la cale? Tata, ce-ai pus la cale? Mă, ce se întâmplă aici? Tată, eu cred că plec de aici. Tată, nu, că eu vreau să ies afară. Mă, mai devreme am putut să ies. Acum? Tată? Te rog, vino. Nu mai pot, stau aici. Tată? Te rog. Tată, ce se... Lăduți! Care este ultima ta dorință? Să ajung acasă, mă duc la concursul ăla peste două zile. Care mai e o zi, okay, deja acum. Pa, pa! Tată, ce se întâmplă? De ce tot apar? Aha, aleu, în sfârșit mi-am făcut noua achiziție de pian. Fiți atenți acum că în sfârșit că tatăl meu mi-a stricat pianul trecut. Ia să ascultăm acum cum facem noi aici. Mă, ce s-a auzit, taică meu, sper să nu vină aici, să nu-l deranjez. Mă, ce frumos cântă aici. Ce? Da, stai că mi-am luat pianul, tată. Bă, ce faci, bă, cu pianul? Tată, ai uitat că-n două zi, tată, într-o zi am concursul, ce școală, am concurs, ai uitat? Nu pot să mă duci mai repede la școală, hai că dai ce mă, duci mai repede la școală. Doamne, tată, ce școală, unde la școală să mă duc, tată, la ce să mă duc, și am eu caiet, tată, unde ești, tată? Asta, bă, vreau, ia bă, caietul, bă, stai că am uitat. Tată, unde ești? Tată, unde ești? Da. Ia bă, caietul, am uitat, hai bă, hai du-te, pa. Bine, tată, dar la, măcar punem pianul înapoi. Tată, nu mă duc la școală până nu-mi pui pianul înapoi, să fie clar. Du-l acolo. Să fie pianul meu negru ăla frumos așa. Hai că mă duc eu acum. Bă, e negru. Bă, la ce școală să mă duc, mă, ăsta visează, nu mă, nu stați puțin că. La ce școală să mă duc, mă, stați că l-aștept pe aici. Da, tată. Bine, bă, repede și du-te. Păi cu ce să mă duc, tată? Nu, da, să mă hai, du-te, bă, pleacă. Bine, gata, hai că mă duc, pa, tată. Bă, deci trebuie să fac cumva, trebuie să merg pe aici prin spate, bă, cum adică? Bă, mă enervează-mă, taică-mă, bă, frate, de ce am zis eu să vin aici la el acasă, mă, pe bune? Adică, na, ieri a fost foarte bântuită casa mea și am zis că nu mai vreau să mai trăiesc acolo și de-aia trebuie să trăiesc acum cu taică-meu. Da, trăiesc cu taică-meu, dar uitați-vă, adică nu pot să fac și eu. Liniștit, trebuie să mă duc, repede,
util pe aici prin spate, dar cred că trebuie să mă duc pe acolo, boss. Ce faci, tata? Ce faci, ce faci? Vezi că scap de mine, bă? Cum adică să scap de tine, tata? Păi te căutam pe tine, tata. Ce? Nu te căutam pe tine? Vrea să mă duc el, bă, dar prost, am fost rea să urc și eu pe acolo pe sus. Hai, tata, hai, du-mă acum la școală. Doamne, tata, da, mi-ai pus pianul măcar înapoi. Ia să, du-mă, te rog, înapoi. Nu merg la școală până nu-mi te duci înapoi. L-am pus înapoi, a ta singură, l-am pus înapoi. Nu l-ai pus, tata, ia, du-te, 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 tata. L-am pus. 100% e sigur? Ești mai repede. Hai, gata, tata, hai, că ies mai repede, gata, gata. M-am deșit, tata, că trebuie să mă duc repede. Bă, cum să, bă, am concursul de pian, frate, mai am o zi și trebuie să-mi exersez neapărat. Trebuie să ajung repede acasă, stați că mă duc pe aici, deci trebuie să mă duc printre vecini pe aici, să ajung repede acasă, mă, ce sunt cu facile astea aici, mă, ce se întâmplă? Da, tata. Du-te mai repede la școală, că dacă nu-ți dau pianul, să-ți dau pe foc. Mi-ai dat apă, suc, ceva? E, uite, bă, ia, uite, ia apă, uite, ia, știi ceva, doi, bărgă și pleacă. Mulțumesc, tata, așa, gata, hai că plec acum, plec acum. Bă, dar nu pot să, bă, dar nu pot să scap de el, mă, ce se întâmplă asta? Acum chiar trebuie să mă duc la școală. N-am mai fost de foarte mult timp, pentru că mă pregăteam și cu concursul meu de pian, pentru că vreau să mă perfecționez cât mai mult în pian. Aveam concursul meu național, cel mai șmecher concurs de pian și bun, puteam duce și eu internațional să mă bat cu cei mai șmecheri pianiști din întreaga lume. Și eu acum ce să fac? Uitați-vă, adică cu tatăl meu nu mai pot să mai fac nimic, frate. Băi, frate, de cât tine mai urcat scările astea, nici nu cred că mai știu unde mai am clasa, pe bune, adică unde... Bă, tu și cine magna, bă? Bă, magna lucrează la McDonald's, bă! Bă, magna lucrează la bă! Așa, bă, ce mă, copilul ăsta prost? Știi că mai că s-a lucrat la McDonald's, ce prost e copilul ăsta, Doamne ferește, Doamne ferește. Care ești, mă, tu? Bună ziua, domnul, bună ziua, dar nu vă, nu vă, bă, da, cine e profesorul ăsta, că nu-l recunosc. Da, bună ziua, hai că mă pun și aici, să stau jos. Buculica, mititelul, sucă, mă, ce mi-a scris, stai, că mi-a pe caiet, ia, mă, tu, știu, mi-am scălit o caietul, da. Ce, mă, ce ești, mă, ce zici? Nimic, nimic. Tu ce aveai taxi pe aia așa, că m-ai șlipereat când am intrat aici? Păi, eu sunt șeful școlii, bă, dar sunt amândoi și mă știe toată lumea. Cine ești, mă, tu, ce șeful școlii? Păi, dar nu mai e nimeni în școală. Păi da, asta e faza. A, și da, ești tu șeful școlii, a? Da, a, bă, profesor Călie. Bună ziua, bună dimineața, copii, hai să facem prezența. Dar sunt amândoi și pe prezent. Adică sunt amândoi și pe absentă. O, aveți și o... E și o fată? Da, te absentă, nu știu unde, eu cum luat-o mașina. Și Vlăduș cel micuț. Vlăduș cel micuț? Vlăduș cel micuț. Cum se cheamă Vlăduș cel micuț, băi? Dar ce-i cu numele meu, așa, dacă mă cheamă Vlăduș, ce treabă ai cu mine că mă cheamă pe mine Vlăduț? Băi, Vlăduș cel micuț, așa se cheamă. Dar așa mă preclește, domnul, dar până ziua, da, da. Da. Doamne, ce nu-mi place aici la școală. Și-a bătut și taică mi-a joc de ăsta. În fine, hai că am și-o apă aici. Bine că am și-o să mănânc aici niște burger și toate astea. Bă, burger! Ia-te-mi ia burger! Ia-te-mi ia burger! Bă, ce-i? Cum adică să-ți dau burger? Mă, pleacă, mă, copile, lasă-mă să mănânc. Că sunt aici, lasă-mă, ce ai cu burgerii mei? Așa, da, tu unde-i, mă, burger? I-am furat la tine. Cum, mă? Hei, pe șmeche ce sunt? Da, foarte șmechere și că tu nu vezi că mai puțin și mori. În fine, nu mai contează, copile. Da, nimic, nu, dar tu unde-i așa ceva? Doamne ferește, ce clasă de nebun, mă, fraților. Mă, dar ce cu clasa asta, mă, dar eu nu cunoșteam. Mamă, se vede că n-am mai fost de foarte mult timp aici. Sunt alți copii, alți profesori. Dar de ce m-a chemat taică-mă? Nu, eu cred că trebuie să plec. Doamne, ce sunt? Vlăduț! Hai că plec acum repede de la școală. Vlăduț! Că nu știu ce se întâmplă. Vezi glasă, Vlăduț! Bă, aolea, m-a chemat, doamne. Te cheamă profesorul, bă! Cum adică? Uite, bă, te-a chemat! Da, bună zi, am fost și eu până la baie. Am fost până la baie. Bă, bune, bă, Vlăduț! Hai, bă, Vlăduț, cel micu, chiar așa? Cum adică? Dar, pe tine te cheamă, dar cum să te cheme Darusel 2012, cum să te cheme în 2012, număr, adică, ăsta e numele tău sau ce? M-auzi? Bă, tu, ce faci acolo? Mă, tu tragi porțuri pe sub, mă, ce tot faci? Doamne, ce copil... Doamne, copile, mă, tu, da, bună ziua, bună dimineața, copii, Vladul cel micuț, ok, da. Doamne, ce e cu școala asta, mă, frate, trebuie să plec acum repede acasă, că nu înțeleg. Vlăduț, unde pleci, Vlăduț? Da, bună, da, am vrut să mă duc din nou la baie, ce s-a întâmplat? Bine, bă, hai, că mi-e vrut la baie. Bă, profesorul Kelly, profesorul Kelly, hai, bă, la baie.
Dar ce cu școala asta? Nu știu, băi, e școala mai așa de mai copii cu probleme la cap, cu caca. Bine, pa, doamne. Bă, ce cu școala asta? Că eu nu înțeleg nimic de ce se întâmplă. Ce este cu școala aceasta, mă, frate? Adică, pe bune, nu înțeleg ce se întâmplă și de ce să ține copii. Bă, ne pleci, bă, hai, bă, la, bă, la ore, bă, ce cu tine, hai la ore. Gata, acum merge la ore, doamne. Gata, acum merge la ore. Stai că uitasem, bună ziua din nou, da. Și ce ne predați astăzi? Ce se întâmplă la oră? Nu știu, bă. Bă, vorbeam cu tine sau vorbeam cu domn profesor? Tu stai acolo în banca ta și termină odată. Bine, mă, urătule. Doamne, bă, doamne ferește, doamne ferește. Da, da, domn profesor, am venit aici la școală. Vreau și eu să învăț, adică m-a trimis tatăl meu. Da, În ora asta? Matematică? Și ok, că am făcut eu când am făcut asta cursuri de pian și astea, mai făceam niște chestii așa cu matematică, cu chestii. Ce cursuri de pian, mă, ce ai de ieși în pianist, le duci în micuția, ce ferești? Mă, dași mă copii acolo, domn profesor, uitați-l ăla, că e prea nesimțit, adică pe bune. Cum ce, doamne, la tablă, mai repede! Gata, domnul, am ajuns la tablă și ce trebuie să fac? 5x5 plus 25 sau cum era? Plus 25, da, așa, hai, mai repede, fă. Gata, acum, 5x5 mai repede, bă. 5x5, 25, plus. Că și mai n-am putut să o facă mai repede. 50. Nu 50. Dar cât e? 50,0. Păi, 50. Nu, 50,0. Pentru asta, ai detenție o oră. Cum adică? Ai detenție, ba da, ai detenție o oră. Ce fraier ești? Nu mai rezist, nu mai pot. Bă, fraților, ce se întâmplă cu clasa asta, mă? Ce școala asta? Bă, dar nu-i... Ce faci, bă, frătuți? Bă, anu, dată, unde pleci, bă, băi, bă, bătule, băi! Bă, băiatule, bă, 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 băiatule, bă, bă, dar, bă, fii antenă, bă, tu să, bă, asta se școala mea și tu nu pleci! Da. Înțeles? Dacă eu zic să nu pleci, nu pleci! Dar cine ești, bă, tu? Cine ești tu? Bă, nu uita mine! Nu uita mine! Ce-i cu mine? Ce șef ești tu, mă? Bă, tu rădeai de mine cu pianul! Ia, lasă-mă în pace! Tu cine te crezi tu? Ia, spune și mie, cine te crezi tu? Ia! Eu, șeful școală, bă, dar să-mi dă minești pe bă! Eu sunt mai șmeche, bă! Bă, lasă-mă! Lasă-mă, Îl chem pe tatăl meu. Ce frumos aici. Ia, fraiere, ia, știi basket? Știi să te... Hai să te fac un basket, hai, fraiere. Hai să te văd, fraiere. Bă, ce faci, mă? Bă, e periculos rău copilul ăsta. Bă, nu știu ce se întâmplă. Doamne ferește. Hai, dar nu mai stricat, ce stricat ăla? Dar nu mai da mine! Ce ai, copil? Lasă-mi pace, doamne. Ce o să că ești la basket aici, nici la fotbal. Lasă mingea, n-ai voie să stai cu mingea mai mult de 3 secunde în soții deasupra. N-ai voie. Ia du-te de aici, că mă enerv... Hai, bă! 1, 2, hai! 2 secunde, unde mingea? Aaaa! Fraiere, gol! Nu a fost gol! 1, 2, n-ai voie! Doamne, lasă mingea, doamne ferește, doamne! Frate, nu mai da mingea! Fraiere! 1, 2, 3, Ok, ia du-te mă de aici, frate, ia mă, că tu te crezi tu și mechiria, uite, bă, dar nu mai da mine, omule, doamne, ia du-te mă. Hai, 1, 2, știi ceva, hai, că eu nu mă joc, hai, pa, lasă-mă în pace, că mă... Uite, fraiere, copile, ia mă, hai, frate, că ți-am făcut schimb, ia du-te mă de aici, doamne, bă, ce-i cu școlul ăsta de nebună? Deci trebuie să mă ascund, sper că nu mă fie de aici. Vreau să fug repede, mă, nu înțeleg ce se întâmplă cu școala. Uite, ce fraier, tu nu știi cine e tatăl meu. Ce faci? Ce faci? Ajutor, deschide, ajutor, dar lasă-mă în pace, dă-te la par. Lasă-mă în pace, ia să mănânc și burgerul ăsta, bună. Doamne ferește, ce cu școala asta, dar e bun. Bă, nu, trebuie să mă duc la taică meu. Nu se poate așa ceva, nu se poate așa. Doamne, ia mă, ce mai vrea fraierul ăsta, că deja mă enervează, ia stai puțin, sunt eu fraierul sau ce, adică ce vrei, mă,
Caruselul sau cum te cheamă pe tine? Caruselul te cheamă? De ce antena, bă, v-l-a dus, bă? Pentru că a fost un copil rău, l-a dus și antena. Sii, îți place Sii pianul? Nu v-l-a dus, uite. Ce faci? Ce faci cu pianul? Mă, ce e cu pianul ăsta, mă? Bă, dă-mi mă mie, că îmi place mie pianul, dă-mi mie, lasă-mi mie pianul. Mă, nu-ți-a făcut la școală? Mă, nu-ți-a făcut la școală, mă? Mă, ce faci? Bă, de ce mi-a... lasă pianul, bă. Uite, v-a dus, v-a dus, v-a dus. Uite, uite câte pianul, uite la câte pianul te-a făcut. Da, unde? Mă, ce e cu pianele? Ia du-te, mă, bă. De ce dă foc la atâtea piane, mă, fraților? Și eu chiar nu mai găseam. Adică eu nu mai găseam piane, am găsit ultima. Uitați-vă cine furase toate pianele, doamne, că trebuie să mă duc acum înapoi acasă la tatăl meu, mă, frate, că nu se mai poate. Mă, ce e cu școala asta de nebun? Mă, e mai nebună școala dacă stai că mi-o însine. Mă, ce se întâmplă cu școala asta? Deja nu mai suport, adică, pe bune, uitați-vă. În loc să mă duc eu, deci mă, de ce vrea? Mă, ce, doamne, iartă-mă? Și doamne, iartă-mă, s-a întâmplat cu băiat. Ok, nu știu, bă, stai că mă calmez, mă pun puțin aici. Bă, fraților, nu știu ce se întâmplă aici, dar eu vreau să dau concursul ăla de pian mai repede mâine. Și trebuie să mă mai pregătesc, trebuie să mă duc repede acasă să mă mai pregătesc. O să-i zic tatălui meu că s-au terminat orele. Bă, fraților, nu știu. Sper... Vlăduț, unde-și, Vlăduț? Ce vine, sper să reușesc cu examenele astea mai repede, doamne, trebuie să mă ascund de prostul ăsta. Vlăduț? Sper că nu m-a văzut. Sper că nu m-a văzut, că vreau să vă spun ceva. Vreau să vorbesc ceva. Sper că nu mă vede. Nu mă vede. Vlăduț, uite cum te mă prostui. Vlăduț, uite, acesta este pianul tău, nu? Ce? Acesta este pianul tău, nu? Păi cum să fie pianul meu? Du-te acasă și o să vezi. Păi doamne, știmați unde stau eu? Păi gen, nu uite, bă, scrie acolo la școală, în catalog. Vlăduț, numele tău, unde stai și câți ani ai? Și câți ani am? 14 ani. Cred 14 ani, mă. O să chiar știi câți ani am. Bă, fratele, nu știu ce se întâmplă, dar chiar vreau să mă duc repede acasă, să mă exersez mâine, să mă programez foarte frumos, adică să ajung direct acolo la concursul ăla. Sper, doamne, ajută să câștig, să iau un loc cât mai bun, să mă calific la internațional, că nu se mai poate, vreau să plec, vreau să-mi fac traiul meu, să locuiesc singur, să fiu departe, că orașul ăsta e... Îmi pare rău, Vlăduț, dar acest an, așa ceva nu se va întâmpla. S-a mai spus pianul, Vlăduț, poți să vezi, ok, Vlăduț, poți să vezi, pa! Ce se întâmplă cu orașul ăsta? Bă, ce și-a citat orașul ăsta? De unde sunt? Ok, doamne, iartă-mă, ce se întâmplă cu orașul ăsta? Bă, dar numai personaje de genul, numai oameni ciudați, mă, stai că mi-a și toată lumea. De ce toată lumea așa și de... Mă, eu mă întreb, eu de ce nu sunt așa? De fapt, stați puțin, eu cred că se mănc cu mama mea, că mama mea doare de ce? Nu mai e mama mea cu taica mea, adică, pe bune, să fim serioși, adică, uitați-vă, la Nea Cornel, trebuie să mă duc acum acasă la Nea Cornel și... Da, taică-mi Cornel și acum o să fie mare prăpăd, o să fie, adică ce am avut la școală, dar ce o să am și acasă. Bine, cred că e mai bine acasă, sincer, te recunosc, decât cu copiii ăștia și cu școala asta ciudată, sincer, este o școală foarte ciudată și nu înțeleg ce se întâmplă. Dar sper, doamne, ajută să mă calific mâine, să ajung pe internațional și să mă dezvolt, să locuiesc în altă țară, să fiu singur, să nu mai am de-a face cu nimeni, că în orașul ăsta nu mai pot trăi, fraților, chiar nu mai pot trăi. Hai, doamne, acum să mă duc direct acasă, că nu se mai poate. Sper că aici, da, în partea asta era acasă, mă duc acum direct acasă. Mă bag pe pian, trebuie să exersez ca mâine, să câștig, să fie totul foarte, foarte bine. Mă, fraților, doamne, deci chiar nu mai suport, mă, chiar abia aștept, mă, chiar abia aștept să se termine toată nebunia asta. Te bagi așa de mine? Ce, tată? Ce s-a întâmplat? Ce cauți? Ce am oblivit? Păi cum adică? Păi ce să mă duc la școală dacă s-a termin... nu mai sunt la școală? N-am fost la școală, nu mai pot să fiu la școală? Păi de vreme, uite, de vreme aia, ia, du-te, bă, nu e de vreme, tată, am și ieșit la tablă, am făcut 5 ori 5 plus 25. Cât face ea? 50? Nu, greșit, 5,0. Doamne, tată, hai că ești nesimțit. Hai, tată, că mă duc acum, mă duc să exersez, că ți-am spus că mâine am ăla de pian, tată. O să fie bine pentru toată familia, doamne, iartă-mă. Bă, e nebun. Da, e excesat, e excesat. Tată, ia vino. Vino puțin. Tată, stai, mă, tată, ce s-a întâmplat? Tată, vorbește cu mine. De ce fugi? Ce faci? Nu mă găsește fraierul. Nu mă găsește fraierul. Ia, mă, tată, de ce te comporți ca un copil? Mă, vorbește cu mine. Ia spune. De ce ți-am spus să-mi pui pianul înapoi? Unde-i pianul? Tată. Bă, de ce altă blus? Nu cred că stau. Tată, vino aici să... Tată, nu mai fi așa.
Tată, o chem pe maica mea. O chem pe maica mea. Tată, nu mai, tată, vorbește mă cu mine, vorbește cu mine. Dar nu mai dai, termină. Așa de ușor, cred că stau pe masă de șervăluș, nu. Pentru că fiantele, eu știu că o să vin de vreme și așa că de asta. Cum am venit de vreme? Am făcut. Tată, tată. Tată, ce să fac la școală? Deci am spus, te-am spus 5 ori 5 plus 25 și era un băiat nebun acolo, nu puteam să mă înțeleg cu el. Îl chema 2012, îl chema pe el, nu puteam să mă înțeleg deloc cu el. Ce 2012, mă? Ce 2012, mă? Alo, ia stați puțin. Ia stați puțin că vă... Ia, ce fac cu voi? Cumva n-ați dat like până acum? Aaa, deci voi n-ați dat like. Am înțeles. Bun, n-ați dat like. Păi uitați-vă ce am aici. Am cătușile acestea și acest baston cu care o să vă dau direct pe cap. Ok, deci o să intrați la pușcărie dacă nu dați like și comentariu. Așa cum o să intre Darusel. Bine, glumesc. Astăzi fiți atenți. Eu sunt Rafael acum acostumat. Vedeți că am și altă voce. Pot să vorbesc și așa, care o să fie o voce mai rea, dar pot să vorbesc și mai așa, cum ar veni. Sunt o polițistă și astăzi o să-i fac lui Darusel o mare farsă. În primul rând, eu ca Rafael o să zic lui Darusel, bă, Darusel, n-ai tu pe o să faci niște chestii. O să fie niște chestii care sunt ilegale și Darusel o să fie prins de poliție. Această polițistă o să-și facă datoria, o să vină direct, o cheamă polițista Maria, o să vină direct la fața locului și o să se ia de Darusel. Vedeți că ne-am pregătit și cu cătușele și cu toate astea. Iar Darusel, o să vedem cum o să reacționeze. Fiți atenți cum o să facem. O să-l ducem la sexy și toate astea, dar polițista aceasta într-un moment se va îndrăgosti de Darusel și va vedea, practic o să-l aibă pe Darusel ca crash cum ar veni și va vedea cum gestionează situația și toate astea cum ar veni să-și dea seama și Darusel și după chiar sunt curios cum o să reacționeze și Darusel. Deci, bună Darusel, eu sunt polițista Maria și eu vreau să fiu împreună cu tine. Ceva de genul o să fie, în fine, nu mai contează asta, hai că ne revenim cu vocea noastră normală de Rafael și după aceea o să ne intrăm în rol, o să facem totul cum o să fie, o să vedeți cum o să fie, o să fie mai tare decât v-am povestit până acum. Stați geana aici, uitați-vă. Acum hai să ne costumăm înapoi, să ne transformăm înapoi în forma noastră normală de Rafael și după aceea să înceapă distracția. Gata, mă, în sfârșit am ajuns. O, Alunelule, ce faci, mă? A? Ce faci, Alunelule? Alunelu, hai la joc, vacanța de vară, să-ți fii cu mult foc. Salut, ce faci, Rafael, ești bine? Da, mă, Alunelule, sunt bine, acum am venit tocmai la Darusel. E cald afară, ce să mai, e foarte cald, acum mă duc la Darusel să mă joc și eu. A, fii atent, Alunelule, spun ceva, bă, dar să nu-i spui nimic lui Darusel. Chiar vreau să-i fac o farsă, deci fii atent ce farsă vreau să-i fac. Vreau să mă transform într-o polițistă și să se dea ca și cum o să fac eu multe chestii, dar polițistul ăla să-i placă de Darusel, ceva de genul, să vedem cum reacționează la. În fine, nu mai spun prea multe, că cine știe cum te dai de gol. În fine, hai să mă duc la fraierul ăsta, mă, ăsta unde fi, mă, cred că e 100% la calculator, altundeva n-are unde să fie. Și sunt curios dacă pe partea asta e drumul mai scurt, mă, cred că e mai scurt drumul ăsta, dacă să mă mai eu de pe acolo, pare cam mult, dar hai să mă duc cu mare pila. Mamă, ce ia tipă prostul ăsta. Oh, bă, iar a lăsat astea aici, ce mă enervează. Dar se, ia vine până afară, vine până afară, că am ceva să vorbesc cu tine, dar se. Ai gata, te... Bă, te-ai blocat de tot acolo, de ce nu mai poți să mai intru, Darusel? Termină cu prostiile, hai, vino că am ceva de discutat cu tine, Darusel. Hai repede, că avem niște treburi de făcut, Darusel. Unde ești? Unde-i dă-ți, mă? Gata, expar, gata, în sfârșit, Darusele, fii atent. Bă, deci avem niște treburi de făcut, Darusele. Tu te vară, bă, Darusele, și tu chiar așa vrei să stai vara doar pe calculator, Darusele? Nu mă ia mar, de ce? Doamne, ce perle mai scos tu acolo pe gură, Darusele. Hai, mă, înainte să zic niște chestii, Darusele, ia, mă, hai să ne jucăm tenis de masă, hai să ne jucăm, Darusele, hai. Hai să te vă, fraiere, dă-i, așa, hai, fraiere, hai, bă, fraiere, învățat să joci. Bă, nu cred. Bă, nu cred. Ia lasă-mă pe mine în partea. Ia lasă-mă pe mine în partea asta. Ia lasă-mă pe mine în partea asta. Darusel? Dar în fine, nu mai conta. Darusel, bă, hai că vreau. Hai că îi mai fac eu vreo farsă, că deja am face el prea multe cu toate astea. Bă, Darusel. Tu vrei să stai chiar așa toată ziua pe calculator vara asta, mai e și cald afară, Darusel? Nu vrei să faci tu un ban cinstit frumos? Doamne, Darusele, bă, vorbești mă cu mine, omule, vină mă aici, doamne, iartă-mă. Ai afară, să vă uite și pe Alunelu. Alunelu, ce faci, Alunelu, așa, Alunelu, hai la ajută în casă. A, vreau să știi cum îl fac, da, bă, să știi, așa, bine, hai, bă, Rafale, ce faci? Bă, doamne, Darusele, că deja mă enervez. Ai văzut doar pe mine, mă salut, Alunelu, că tu nu ești important, fraiere, ia uite-te. De ce facem? Doamne, cât de prost ești, dar să ne, în fine. Bă, da, vii la ce să nu ne audă Alunelu, că avem o combinație, Alunelu nu trebuie să audă, dacă știi că ăsta mereu de știri o să... Bă, dar să ne... Nu, dar să nu mai scoate atâtea perle pe gură. Știi ceva? Lasă că mă duc să fac eu singur bani, fii atent, dar să ne... Bă, dar să ne... Nu,
Bă, dar să le fii atent. Știi că aia de bowling s-a cam stricat acolo că a bubuit. Știi că a bubuit, da? Da, Rafaele, bă, da. Și acum a bubuit. Bă, termină-mă o dată, dar să le. Bă, vrei să faci sau nu treabă? Da. Doamne, Darusele, băi, ești prost rău de tot. Bă, fii atent, Darusele. Vino aici, avem o treabă de făcut, Darusele. Acolo la bowling-ul ăla trebuie renovat, trebuie făcut totul la fel, dar trebuie făcut renovat, Darusele. Și oamenii ăia dau banii înainte și ghișe ar trebui tu să faci, Darusele. Adică, pe bune, chiar ai stat tu să renovezi locul ăla, adică să te ocupi tu, să construiești acolo, să te chinui tu? Nu, așa că fii atent, Darusele, aia! Păi da, asta vreau să zic, dar să la mă că te duci pe tine capul, dar să le să furăm și noi acolo, practic, să luăm, să plecăm cu banii, li mințim că venim următoarea zi și nu mai venim. Bă, așteaptă-mă și pe mine, dar să el, așteaptă-mă și pe mine, iar doare așa, Doamne ajută, în sfârșit, dar să le. Bă, știi și tu să mergi cu mașina asta, mă, dar să le sau nu? Bă, da, ce, Doamne, iartă, bă! Dar să ne, cred că intrăm la pușcărie, nu că furăm, cred că intrăm la pușcărie, că ești proști și nu știi. Știi ceva? Știi ceva, dar să le hai, vino. Gata, lasă mașina, ieși, pleacă. Bă, cum ai dispărut? Bă, dar câte, Doamne, iartă-mă, mai faci, dar să le. De unde ești, mă, așa, bă, dar să le știi să faci atâtea chestii, mă. Cum faci toate treburile astea? Fara. Ce? Assalamu alaikum. Doamne, cât de prost e. Bă, Doamne, iartă-mă, dar să-l dat. Mă, când deja mă enervez. Hai, cu magiile alea tale, dar să le iai și afară. Dar tu nu poți să faci bani singur cu magiile alea. Ce tu mai... Bă, nu mie, nu și mie. Te rog. Dar să-l gata, hai să mergem. Dacă nu... Hai să mergem, gata, hai să mergem, fraie, că deja mă enervez. Bă, dar intri tu acolo și vorbești cu oamenii. Eu sunt ca și cum sunt așa, eu n-am venit cu tine, știi? Eu am venit pe acolo să văd, să mă joc. Intri tu prima oară și după intru și eu după tine, bine? Bine, hai. Gata, oprește-te, du-te înainte, că vin și eu după tine. Bă, nu mai... Dar să-l termin. Ia mă, că s-a deja de 2 minute, sunt curios dacă prostul ăsta a reușit să facă ceva, mă. Ce faci, mă, aici, a? Te-ai apucat de treabă? Da! Te-ai apucat de treabă, ok. Da, când se dă drumul aici? Știi ceva? Adică, când dați drumul înapoi? Că chiar vreau să vin aici să mă joc. Mă, domnul, m-auziți? Domnul, care construiți aici? M-auziți? Domnul? Ce domnul? Când se dă drumul din nou? Mâine la primăveri. Ce mâine la primăveri, Doamne? Hai că faci mișto de mine, omule, Doamne, iartă-mă așa, în fine. Bă, fă-ți treaba, bă, să iei banii, prostule, nu trebuie să faci aici tot. Ce faci? Doamne? Da, ok, gata, mă, fiantele, bă, cred că o mâine. Gata, mă, fiantele, bă, domnul, fiantele, uite, am făcut-o la puțin, dar eu trebuie să plec, așa că, fiantele, prima oară îmi dai banii și... Am de bani și vreau să fac mâine, ok, așa de bani, de bani. Domnul, stai puțin. Mă, dar să nu te înțelegi nimeni, mă, omule. Vorbești acolo cu toată gura că trebuie să-ți iei toți banii. Du-te și vorbește, prostule, că nu s-a auzit nimic. Ești fiante, nu, băi, băiatule. Eu am făcut acea jumate și restul o să-l fac mâine. Ești fiante, tu acum o să-mi dai bani acum și o să fac mâine, ok? Mulțumesc, așa de tine și așa bine, amă. Fii atent, stai puțin, bă, dar să le, așteaptă-mă că mă duc la baie, bine? Așteaptă că mă duc la baie. Ok. Bă, nu mai, termină-mă cu astea, termină, gata, lasă să mă duc și la baie. Ok, acum trebuie să mă costumez înapoi. Mă, ce-am făcut, mă, prostul ăla a plecat, Doamne, și trebuie să mă costumez cu ce mai, cum mai fac eu, mă, planul, că e prost, Doamne, cât de prost e copilul ăsta, ce mă enervează, fraților, un tema. Da, am telefonul la mine, da, dar, alo? Darusel, ce vrei? Vino înapoi, Doamne, ce pleci așa, mă, prostule? Lasă-mă, așteaptă-mi și pe mine să mă duc la toaletă. Ce pleci? Ok. Doamne, iartă-mă, Darusel, știi ceva? Ia du-te și mai repara așa, ca să nu crezi, știi, să nu bată la ochi, așa cum să fii mai bine, poate îți dă mai mult bani, Darusel. Ia că mă duc eu acum la toaletă, bun. Ok. Fiți atenți, că închid ușile aici la toaletă și acum în momentul ăsta o să mă duc repede să iau mașina de poliție și să mă transform în femeie. Asta de mare, bagă muzica, ei. Bun, gata, hai că m-am costumat acum, sunt direct fată, polițistă și acum, hai să vedem ce face fraierul ăsta, hai să vedem cum îl prindem direct în flagrant, pe Darusel, că deja nu se mai poate, mă, și uiți atenți că o să fie, gen, polițista, o să-i placă practic de Darusel, adică eu sunt polițista Maria și îmi place de Darusel, cam așa o să fie, ce faci, mă, copilul ăsta aici, ia mă să vedem, alo, gata? Ei, hai, oh my god, oh! Așa
ce? Bună ziua, băiatule. Da, vreau să spun ceva. Eu sunt... Bun, gata, băiatule, fii atent. Eu sunt doamna polițistă Maria. Mi-ești aici afară că deja acolo era prea mare grăgea, adică nu puteam vorbi cum ne înțelege și de fapt trebuie să vorbim, o să spun ceva că trebuie să vorbim ceva și nu trebuia să se audă acolo. Deci fii atent, copile. Cred că bănuiești de ce am eu asta. Vezi ce sunt astea? Ia spune-mi. Bă, tu unde ai mutul cătușe? Copile, ia dă-le încoace, că dacă nu o să ai probleme cu poliția, grave rău de tot. Dă-le încoace cătușele, dacă nu o să ai probleme cu poliția... Bă, băiatule, fii atent, cu mine nu-i de glumă, ca să știi. Cu mine nu-i de glumă, dă-mi repede că dăm toate alea. Ești cu mine! Da, știi că sunt și drone și avioane și elicoptere de poliție pe care tu nu le poți vedea acum, dar te văd la distanță și sunt cu ținta direct pe tine. Au ținta direct pe tine, dă-mi astea, ți-am spus în momentul de față. Nu mai faci să mai repede atâtea ori, băiatule. O să fie grav rău de tot. Tu vrei să intri la pușcărie? Ia stai puțin tu. Stai puțin, băiatule, ia vine puțin. Bă, te-am schimbat tot, mă. Băiatul, ia vine puțin. Vezi că tu încurci, fii atent. Eu vreau să spun despre ceva, dar asta s-ar putea să fie o mare sancțiune ce faci tu acum. Deci tu nu răspunzi practic nu, la poliție. Ce spune poliția, nu faci ceea ce spune poliția, nu? Dacă vrei să vorbești cu mine, trebuie să-mi arăți o carte de identitate. O carte de identitate? Ia vezi aici ce scrie, ia arată. Zic, bună, deci atent, nu, stai să mă prezint. Deci eu sunt, bună, eu sunt agent ofițer direct, polițist Maria, așa mă cheamă pe mine. Eu sunt Maria. Ok, discutăm la secție. Hai, dă-mi ala repede acum și mergem la secție direct. Dă-mi ala repede acum, am zis. Nu, faci mișto? Faci mișto, ai chef de mișto, mersi pentru burger, mulțumesc. Dar dai alea înapoi, că vezi că poliția e pe tine, are toate semnele pe tine. Dacă mai faci o mișcare în momentul de față, ai încurcat-o de tot. Dă toate alea, și sabia aia ce aveai tu, și bastonul ăla. Dă și bastonul ăla. De unde le ai? Dă-l încoa... Deci, mă, copile, bă, sau ce ești tu? Că deja nu te mai supăr, copile. Băiatule, ce ești tu? Termină, dă-mi astea. Am zis să le dai, că e poliția cu tine, pe tine. Am zis să le dai odată, ce nu înțelegi? Bun, așa, perfect. Acum, hai cu mine la mașină. Hai cu mine la mașină, trebuie să mergem la secție. Gata, oprește-te, ia burger, ia înapoi, mănâncă. Hai, să mergem. Stai puțin, copile, nu, copile, stai puțin. Așa, vine repede, vine spre mașină. Și fii atent, ia spune-mi și mie, ce făceai tu aici la locul ăsta de bowling? Ce făceai tu aici? Eu reparam aici frumos, repara, să fie de toate, că s-a stricat și așa să mă plătește. Ia, vreau să repar mâine, că am obosit. Bă, ce faci? Așa, băiatule, urcă, dar tu câți ani ai? Că nu cred că ești copil. Stai, 1, 2, stai puțin, stai puțin, tu ești copil și lucrezi sau câți ani ai tu? Că n-ai voie să lucrezi. Eu 12 ani! 12 ani și te-au angajat oamenii aici? Da! Hai, nu mai spune, ia nu mai minți, spune vârsta ta reală, știu că ai 18 ani. Ia spune vârsta ta reală, că nu stai. Câți ani ai tu? De 12 ani! 12 ani? Ok, ai telefonul la tine, nu? Ce e la telefon? Nu, răspunde, ai telefonul la tine, nu? Nu! Și atunci, de ce îți auzeam vocea de undeva de pe un telefon? Că știi că toate dispozitivele sunt toate ascultate, ca să știi. Toate dispozitivele sunt ascultate și eu îți auzeam vocea. Și te auzeam cum vorbeai și cum spuneai că o să furi toți banii de la oamenii ăștia și nu o să le mai repar nimic. Asta faci tu? Că a fost de la prietenul meu, Rafael! Bă, dar chiar Rafael! Unde e Rafael? Dar tu nu știi să vorbești, copile? Ia, coboară acum din mașină. Hai la secție, hai să dai niște declarații. Hai, vino repede. Vino repede că deja nu se mai poate, copile. Ia, vino repede. Hai, urcă sus, urcă aici sus. Copile, urcă sus, am zis. Copile, urcă sus. Băiatule. Ok, încă un an pentru asta în pușcărie. Încă un an, hai. Stacă-mi voi la baie. Bă, e prunz rău tot tână. Bă, am zis ceva, ieși afară în momentul de față. Ieși afară, îți spun cătușele. Ia, ți-am pus cătușele, că nu mai... Nu știu ce nu ți-am pus până acum, hai, vino, așa, în partea asta, stai cu cătușele, vino, hai, așa. Ce vrei? Ok, stai tu acolo dacă vrei, în fine, fii atent, bă, băiatule, deci tu ai furat, da? Eu n-am furat! N-ai furat bani? Nu! Hai, spune că ești tu așa drăguț de fel, hai că îmi place de tine, arăt drăguț, ia spune că ești drăguț așa, adică mi se pare că ești drăguț tu ca băiat, eu sunt polițist și nu o să-ți fac nimic, că mi se pare că ești drăguț și asta rămâne între noi, ia spune, ai făcut ceva, da sau nu? Nu, mărturisești? N-am ce să fac de ea ce frumoasă, ce? Mărturisești, am zis, ai făcut ceva, hai spune, hai că o să... Deși am de
Nu. Și antena, prietenul nu vrea să fure și vreau să ajut. Deci tu ai vrut să ajut, deci tu ai ajutat și tu practic ai făcut parte din toată treaba asta, nu? Da, și prietenul meu zic că vrea să furăm. Și am zis să nu furăm pentru că e urât și n-a, a făcut jumate și mâine vrea să fac altă jumate. Și altă jumate, mă, băiatule, ți-am auzit clar că vrei să furi bani. Câți bani s-au dat oamenii? 2 milioane. 2 milioane ți-au dat? Ce 2 milioane, mă, băiatule? Da, 2 milioane. Bine, cum spui tu, deci mie îmi părea rău să te bag pe tine la pușcărie, dar văd că încep să tot minți pe aici și te-mi părea rău că arăți, ești drăguț așa, ești frumușel tu și chiar îmi doream un asemenea om aproape de mine, dar cred că tu o să fii la pușcărie dacă nu spui adevărul. Bine, bine, și am tine, eu cu prețul nu vreau să furăm și am făcut jumătate ca să încă să arăbă încredere mine și după nu, nu mai vine în bază, dar știi frumoasă, fata. Ia vezi cum vorbești tu acolo, ia stai puțin, ia stai, ia spune, ia spune, spune, mărturisește tot ce s-a întâmplat, nu, spune ce faci tu, ce faci, spune, mărturisește toată întâmplarea, tot. Păi atâta! Ce atâta, că n-am înțeles nimic. Păi fii antele, fost cu prietenul meu. Stai, ia, nu râde, tot ce ține minte că ai spus tu e că mi-ai spus că sunt frumoasă, mulțumesc, da, dar altceva? Păi fii antele frumoasă, eu am fost cu prietenul meu. Și am vrut să facem un plan ca să furăm de la ei, adică azi că o să-mi dea banii prima oară și după să facem curat. Și eu am vrut să-i păcălesc și am făcut prima oară curat și ne-am renovat jumate și am spus să fac jumate mâine. Și vreau să-i păcălesc și vreau să-mi dau schimb și azi să-mi dea banii prima oară ca să fac jumate mâine. Așa faci tu? Așa faci tu? A, deci drăguț. Ce? Dar măcar am făcut. Poftim? Măcar am făcut jumatea. A, jumatea, ok, hai că ești drăguț, ia, vine cu mine să-ți arăt o surpriză. Vine cu mine, ok, să-ți arăt o surpriză. Mamă, deși drăguțe, băiatul ăsta, aș vrea să fiu cu el împreună, o să las în pace, o să-i arăt, să-i prezint pe aici, o să... Băiatule, hai, vină mai repede, hai! Asta lasă, hai! Că trebuie să ne comportăm așa ca oameni, hai, vină, odată, că e bine aici, vină aici, vină! Hai, nu lasă-mi la închisoare! Ce s-a întâmplat cu închisoarea? Nu știu, eu am mai fost aici de an bun! N-ai mai fost aici de an... Cum adică n-ai mai... A, deci te-ai mai făcut infracțiuni de genul, da? Nu! Da? Nu frumoasă! Amintit frumoasă! Auzi? Ia, vină puțin, Beatrice. Ia, știu că tu construiai acolo, că ești constructor. Ia folosește, ia și tu din gardul ăsta, ia puțin din gardul acesta, ia din el, ia gard, un gard. Hai, ia gard din acesta exact la fel, ia să-l folosești și ia vino aici. Vino, a, construiești așa, bun, bravo, bun. Fiți atenți, bă, fraților, deși te atenți cum o să fac prostul de Darusel, chiar n-o să-și dea seama. Și el acum crede că polițistul ăsta îl place, că nu știu ce, că o să fie el pe mâini bune, dar o să intre din la pușcărie și atât o să fie, asta o să fie, atât. O să intre la pușcărie și o să fie pe meritate, bă, bune. Oh, dar frumos ai făcut încăperea, bravo, văd că te pricepi la construit, dar chiar așa trebuia să dai țepe la oamenii ăia sau ce? Dar nu vreau să stau, bă, Rafale, bă, că o fie antenă, bă, Rafale, eu știu că ești, bă, că mi-ai mers salonelul. Mă, cu cine vorbești, mă, tu acum? Cu tine, bă, vrut-o. Cine? Cu mine vorbești? Eu știu că tu vorbești cu fie antenă. Exact, cine e Rafael? Nu am zis că mi-ai salonelul. Lasă, pe tine, Nelu, nu te ajută, fraiera, fraiele. Mi-ai mers salonelul, dacă ai ajuns, Ți-ai salonelul, bine, ia stai puțin, ia stai aici puțin. Bine, dar să-l deși, ți-ai salonelul, vrei să-mi spui tu mie, a? Ți-ai salonelul, că sunt eu, bine, doamne, iartă. Aaaa, ia lasă-mă, nici măcar nu ai stai până la final, hai, pleacă, du-te de aici, că deja mă enervez, bă, fraților noștri, bă, s-a prins, ai salonelul, uitați, cred că știu când ia salonelul, că parcă dacă stau să-mi aduc aminte, mă uitam înapoi, Bă, cum ai ieșit, mă? Bă, hai repede, prostule, că aici e poliție. Bă, vină repede, că n-avem voie să stăm aici. Hai să plecăm mai repede acasă. Camon, camon! Ia, fiante, poate mi-e fratul să arăta fiante, eu încă marcu! Da, încă arcă? Du-te, naiba, de aici. Doamne, cât de copil prost poate să fie băiatul acesta, da. Arfă-mă, frasă! Doamne, cât de prost e copilul acesta. Băi, tată, ia fii atent unde te-au adus. Este un loc foarte special. Vezi că suntem aici la înălțime. Și ia, ce crezi tu că se află în locul acesta, tată? Te-am adus, tată, să te mai destăinui și tu. Să mai călătorești prin lume. Că tu stai numai în casa aia, tată. Adică, pe bune, chiar nu ți s-a luat să stai toată ziua într-o casă? Ajutor! Ajutor! Unde? Păi, tată,
Tată, fii atent, tată, este un loc șmecher, tu trebuie să intri. Zburăm. Da, tată, nu zbori încă, tu nu vei, cum adică zbori? Plutești acum pe o insulă de-asta plutitoare. Tu acum trebuie să intri pe partea asta dreaptă, pentru că este partea, știi, să alegi calea dreaptă întotdeauna și eu mă duc în calea stângă și, tată, succes, pentru că acum noi o să ne jucăm vați ascunsele. Te-ai mai jucat, tată, la viața ta vați ascunsele? Ia spune și mie. Da. A, te-ai mai jucat, da? Și cum a fost? Bine. A fost bine, am înțeles, tată, dar nu înțeles, stai puțin că eu... De ce apar așa, tată? Adică, stai puțin, e ceva ciudat la mijloc, tată? Tată? Ce? Înapoi! Ce se întâmplă, tată? Ia stai. Intră aici. A, gata, mă, tată. Sau nu mă văd, dar tu mă... A, gata, mă, tată, gata, merge acum, în sfârșit. Fii atent, tată. O să ne zici când v-ați ascunsele. Dacă vezi tu acolo, vezi insula aia de desubt, tată? Ia uite-te tu în jos acolo. Vezi o insulă? Ce vezi tu acolo? Mă, ce mă, tată, de faci așa? Fericit. Ești fericit? Mamă, nu mai poți de fericire. Și fii atent, acum eu mă joc, v-ați ascunsele. Tu practic poți să mă cauți deja de pe acum, tată. Dar eu trebuie să mă ascund într-un loc super, super tare, tată. Și trebuie ca tu să nu mă găsești, ok? Bun. Și să vedem unde aș putea eu să mă ascund, tată. Și gata, tată, eu m-am ascuns într-un loc super tare. Adică chiar nu ai nicio șansă să mă găsești. Îți urez succes, dar tu chiar n-ai nicio șansă. O să vreau să stau în felul următor, pentru că nu știu dacă tatăl meu... Adică vreau să văd și vizibilitate, că dacă stau cu ăsta închis nu prea văd vizibilitate, sincer. Dar totuși s-ar putea să mă vadă taică mea. A, gata, perfect, fiți atenți. Așa stau. Mai tată, ce faci prin casa aia tu pe acolo? Eu ce să fac, tată? Eu mă plin foarte frumos, adică... Tată, n-ai voie să bate la ușă, tată, n-ai voie, lasă-mă! A, mă, tată, chiar așa pe bune, cum ai găsit din prima rundă? Da, așa, instant. A, mi-ai văzut picioarele, bine, fii atent, tată, acum trebuie să intri după calea dreaptă, pentru că este calea potrivită pentru tine, tată. Bă, tată, calea dreaptă, mă, întotdeauna. A, bine, tată, lasă că legiu calea dreaptă, să zic că o să fie calea potrivită pentru mine, nu-i așa? Nu. A, fii atent, bă, tată, nu știu, vreau să spun, a venit vara, e totul foarte, foarte frumos și știi care este faza dacă tot a venit vara? Tată, am zis să mergem aici la vați ascunselea și un vați ascunselea mai special, direct pe insulă de vară, adică vezi, avem și plajă acolo, suntem înconjurați de apă, e totul foarte frumos și sunt foarte multe ascunzători și acum ia-mă unde la spawn. Tată, vin după tine, fii atent, tată, ca nici... Deci asta dacă dau... Nu cred că poți să intri pe... Așa rămâne, ți-ai găsit loc, a, ți-ai găsit loc. A, și asta de ce sunt atât așa într-o parte? Ia stai puțin, tată, că mi se pare ceva suspect la mijloc. Tată, tu de ce ai dat toate astea? Ce se întâmplă aici, tată? Ești cumva pe aici și nu știu eu, vrei să-mi spui tu mie? Nu știu. Păi, tată, da, fii atent, tată, tu trebuie să dai niște indicii, că în general, adică în timp trebuie să dai indicii și toate astea, că așa e frumos, tată, adică până la urmă, dacă să fie mai fair play, bă, da, aici chiar n-ai cum să... Da, eu nu știu care e faza cu părțile astea, pentru că sunt niște părți așa ciudate în care pot, chiar mi-e greu să cred că nu există un loc ascuns, adică de ce există camerele astea dacă locurile ascunse nu sunt în camerele astea? Asta mi se pare mie foarte ciudat. S-ar putea să fie și cu teleporturi și cu toate astea, sau nu știu dacă există teleporturi, dacă există ceva de genul. Eu că mă jucam CSGO, tată, dată, nu cred că știi așa ceva, că tu ești copil mic, tată. Eu chiar don't read this. De ce scrie să nu citesc mai aici? Tată, unde ești, mă? Ia, dă un indiciu. Eu văd ceva verde. Vezi ceva verde, a? Ok, tată, interesant. Și în afara faptului că tu vezi ceva verde, verdele ăsta de-l vezi tu este, se află pe undeva pe afară? A, da? Ok, bine. Ia, mamă, fiat. Mamă, eu nu știam de locurile astea. Puteai să urci pe aici? Foarte frumos, e totul foarte genial. Și aici, ok, nu se află nimic momentan. Eu am o impresie, dar stai bă că eu mă învânt în cerc. A, nu, ok, fiți atenți. Am o presimțire fixă și dacă nu e aici, ok, nu e aici. Și-a lăsat asta așa. Dar oare poți să urci cumva pe aici, pe sus? A, fiți atenți. A, dar nu poți să urci, mă. Bă, cum? Bă, da, eu, dacă urci, a, de fapt, stai mă, că urcam eu prin partea aia. Bă, tată, unde ești, mă? Tată, unde ai răscuns? Tată, mamă, câte locuri pus. A, de ce am presimțirea, tată, că ești undeva pe aici? A, tată, ce faci, unde ești? Ia, tată, și puțin. Mă, deci fii atent, aici văd toată lumea și pot eu să sar, dacă ajung acolo. Bă, și, a, nu, alea erau casele alea, credeam că puteai să ajungi acolo pe casă și dacă ajung aici, nu pot ajunge, din păcate. Dar, tată, mă, tu ești afară, vrei să-mi spui tu mie, da? Da! Dar ce mă dă-ți pe așa? Ești fără. Și mai dă un indiciu, că deja mi-ai dat indiciile alea, dar mai trebuie alte indicii, adică vezi verde sau ce zici tu? Cum adică vezi verde? Da. Unde vezi tu verde? Vezi ceva maro, ok, interesant, dacă vezi tu ceva maro. Este foarte interesant pentru că eu tot am presimțirea, bă, da, alte locuri nu mai sunt, dar astea ascunzișuri din astea pe bune, adică pe aici, pe
undeva, iar trebuie să fie un loc. Ia fii atent, prăci, am impresia că ar trebui să fie un loc pe aici, pe undeva, dar nu știu pe unde, cum ai putea să intri în locul ăla. Nu, nu e. Pe aici, prin partea asta. Și aici, de ce e ăsta? Adică, pe bune, de ce? Ah, fiți atenți că și locul ăsta ar fi un loc bun. Ar fi un loc bun, dar ciudat în același timp. Pe unde-i dau-o? Tata? Tata, unde ești? Ce fraier? Tata, unde te-ai ascuns că nu te văd? Aici am fost eu și nu ești aici unde am fost eu, tata. Tu unde te-ai... Da, tata, dar tu unde te-ai ascuns? Că nu înțeleg. Unde te-ai dus, tata? Tata, dar să știi că n-ai voie să ieși în afara hărții. Eu mă duc undeva, încerc să urc pe casa. Ia să mă duc eu prin casa. Să mă duc eu prin casa aia, ceva de genul pe acolo. Așa, bun. Și așa, ok, mă, de prostie taică. Prostie taică. El crede că nu l-am văzut. Așa crede. Uitați-vă cât te alergă ca fraierul. Deci el crede că eu nu l-am văzut. Fiți atenți. Tata, dar unde te-ai dus? Că unde ești tu, tata? Că eu nu te-am văzut deloc. Ești undeva verde, ai spus? Da. A, ești undeva verde, am înțeles, tata, păi și verdele ăla de unde te-ai dus tu, tata? Unde se află verdele ăla unde te-ai dus tu, tata? Unde se află? Zi, zi, zi. Tata, fii atent că ne-am prins, deci nu știe că sunt după tine, știi, am fraiere, tata. Nu te pricep, tata. Tata, bă, fii antena, vreau să vezi că eu și la prima rundă. A, păi, bă, cum, păi, stai puțin, am câștigat amândoi câte o rundă, nu? Nu, pe fii antena, nu, stai, tata. Este cine se ascunde mai mult. Tata, e 2-1 pentru tine. A, cine se ascunde mai mult, bă, poți să spui așa, deci poți să spui că, oricum e 2-1, tata, sau, de fapt, nu, cine se ascunde mai... Aaa, ok, am înțeles cum ai zis, păi și acum stai puțin, tată. Acum să văd eu dacă stau mai mult ascuns, gata, nu? Nu, este 1-0. Păi da, tată, este... A, bine, e 1-0, cum ai zis tu, e 1-0, rămâne 1-0, da, nu, eu credeam că acum trebuia să fie 2-0, dar ai fost tu prea prost și nu ți-ai dat seama, pentru că tu te-ai pus de 2 ori, tată, până acum, și eu m-am pus tot așa de 2 ori, acum e 3-a oară când tu te pui ca Haider, tată, da, ești cam slab, de fel. Nu, la 2-a oară. Păi, ce mă? Pe fiante, mai ai fost tu Haider, după eu am fost Haider și acum tu ești Haider. Peste, n-ai, păi, a, de fapt, a, da, tata, ai dreptate, tată, mamă, da, am găsit un loc, tată. Ce? Mă, tata, ce faci? Ai stricat? A, am câștigat! Ha, tata, fraiere, unde... Ba, nu, bă, da, bă, este 1-1. Păi, tata, tu, tata, ce faci? De ce să strică asta? Ce-ai făcut? Nu știu, păi... Da, aolo, tata, bă, tata, nu știu, bă, de tine, tata, dar... Auzi, da, am și eu o întrebare așa pentru tine, tata, că nu cred că mi-ai răspuns. Tu tici că la viața ta v-ați ascuns, le-ai avut un prieten? Da! Ai avut prieteni? Da! Ai avut un prieten, da, tata? Da! Chiar ai avut prieteni? Da! Hai, caută-mă, frere, caut! Ok. Caută-mă, frere! Mă, tata, ai probleme cu cap, adică nu înțeleg pe tine, tata, chiar nu te pot înțelege, dar în fine, hai să ne uităm pe aici, deci o să mă duc. Am impresia că tatăl meu se ascunde pe undeva pe afară, într-un loc foarte ușor de găsit, adică nu cred că e ceva foarte, foarte greu, dar hai să vedem până la urmă unde se află tatăl meu, deci aici nu poți să te duci, dar ai putea oare să stai ceva de genul pe aici? Bă, o să încerc eu tactică ceva, mă, dar ce mă cu ușa asta deschisă, tată? Bă, tată, dar tu chiar așa nu te pricep, lași toate ușile deschise, lași totul deschis, chiar așa crezi că nu te găsește nimeni, a? Ba nu, frate, nu o să mă găsești. Ok, tată, bine, cum spui tu. Ok, bă, da, totuși, bă, eu nu înțeleg că sunt prea multe locuri, adică, de ce nu ar fi, de ce nu sunt atât de, sunt multe locuri unde să fie ascunzători și nu sunt, de ce nu sunt ascunzători, dar alea de cine a făcut, asta nu pot să înțeleg eu. Ei, fiți atenți, aici pot să intru în ăsta, nu pot să, bă, da, interesant loc, dar am rămas cam aici am rămas, da. Tată? Ce? Stai puțin! Tu mă vezi? Tu mă vezi, nu? Tată, tu mă vezi, nu? Nu. Mă, tată, cum e? Mă, tată? Cum ai ajuns acolo? Unde s-a ajuns? Unde? Mă, tată, tu ești normal la cap? Nu, de ce? Mă, cum poți să ajungi acolo? O matică! Eu te-am găsit locuri noi. Tată, tu te crezi Moș Crăciun? Tată, tu te... Tată, tu te crezi Moș Crăciun? Da, Tată, cum ai ajuns acolo? Cu talent și cu respect. What, eu n-am găsit locurile astea până... Păi câte... Eu nu știam de locurile... Mă, tată, tu pă... nu cred așa ceva. Tată, unde ești? Ai drept, numai, tată, fii atent, ai dreptul să-mi spui o singură dată, dacă nu îmi spui, tată, nu mă interesează, dar te-ai cam dus și cum, doamne, iartă-mă, urc eu pe aici, tată, o, ce, ok, fiind,
vin așa, din partea asta sar aici. Mă, nu, deci stai atent. Deci să, ba, nu merge pe aici. Dar trebuie să fie o scară, știu că parcă era o scară, ok. Deci vreau pe aici. Păi și puta, ok. Și tai că mi-a cum urcam acolo pe horn. Și pe unde? Tatu, cum ai urcam pe hornul ăla? Nu m-am spăgurat aici. Cum te fănam acolo? Așa noroc să ai. Aha, ok. Da, am înțeles. Da. Mamă, câte. Bă, deci chiar sunt locuri și nu-mi dă să-mi seama până acolo. Adică nu cred că sunt atâtea, dar chiar sunt multe locuri. Și am impresia că dar nu cred că pot să intrim, dar hai mă să încercăm. Încercarea moarte n-are. Adică pe bă, dar pe unde tot dai tata, dar dai așa în continuu, că mă și enervez. Ia mă. Ia da. Tata, dă-mi un indiciu, cum aș putea să ajung acolo, locul ăla unde te afli tu? Bă, tata, da mă dă. Bă, deci chiar te-ai jucat, tata. A, pe stai puțin, tata, parcă ai zis că what? A, nu, era ăsta aici. Păi, frate, bă, eu m-am spawnat aici. Păi și da, și de ce m-am zis de parcurs dacă te-ai spawnat acolo? Păi, ești prost? De ce? Păi, prostule, tu prima oară te urci în copac și după te urci aici pe casă. A, păi da, stai puțin, păi da, știu urcarea pe casă, dar după cum ai urc acolo, că mi se pare ceva ce-l dat la minte, adică eu urc pe casă. Ok, stai că nu mai știu pe unde urcasem pe casă. Pe unde urcasem, prin ce parte urcasem pe casă? Urcasem eu pe undeva și după ce urc pe casă, ce se întâmplă? Băi, ei! Ce? Păi cum să... Nu înțeleg, deci nu înțeleg ceva, deci urc aici pe casă și aici... Păi da, bă, da, tata, dar n-am cum să ajung acolo la tine, adică am urcat pe casă și via... Tata, dar știi că ai stricat toată harta, nu? Acum, oameni, tată. Hai că bă, dar cum urca pe casă, mă, acolo sunt întrebarea mea. În fine, nu mai contează asta, bă, tată. Ți-ai bătut joc, lasă. Bine, tată, ai 2-0, dar lasă că mă, ce faci, mă? A, super, mă pui fix aici pe... Ia, mă, stai puțin. Ia Tată. Nu, tată. Bine, tată, lasă că vezi tu, tată, oricum nu s-a întâmplat nimic cu mine, ia, așa, du-mă, nu, fraiere, și-au rămas aici, wow, foarte amuzant ești, tată, bine, lasă, vezi tu, tată, bă, ce locuri poate să te cum să căsească, bă, tată, ia du-mă, tată. Gata, tata, oprește-te, ia mă, tată, gata, asta e rândul meu, tată, dai asta e puțin, lasă-mi puțin să mă ascund, nu mai vine acum, ea nu vine de acum, lasă-mă să mă ascund, că trebuie să-mi găsesc eu locul, ce să zic eu când să mă ascund, bine? Tata, dar ți-am zis să nu vii, tată, lasă-mă, nu mă vede prost, Nu mă vede, fii să mă ascund, deci o să mă ascund în cel mai prostez loc și el nu o să mă găsească taica mea, adică e foarte prost, uitați-vă la el cât de prost. Bă, tata, nu, tata, am fugit, nu o să mă mai găsească în momentul. Acu salam, nu, tata, vine înapoi. 3-1. Tata, nu, vine înapoi. Nu mi se pare normal. Tata, nu mai trișa. Ia, rămâi, că ți-am zis să ai răbdare. Lasă-mă pe mine să mă ascund. Deci mă ascund, da? Lasă-mă pe mine. Mă, tata, iar ai stricat. Tata, ai stricat. Tata, ți-ai bătut joc de tot. Vai de capul tău, tată. Vai de capul tău. Hai, ți-ai bătut joc de tot. Da, intru la Hyder. Tata, intră din nou, ești de acolo, tată, odată, ce nu înțelegi? Doamne, iartă-mă, bă, tată, bă, da, apă, omul, nu te mai, bă, deci chiar nu mai supăr pe omul ăsta, mă, tată, du-te acolo, dată și gata, așa, ce-i așa de greu? Da, foarte amuzant, sunt 100% sigur că... Deci, dacă aș fi eu să filmez eu această chestie, cea mai plictisitoare chestie din lume, cu tatăl meu, cred că îl urăște toată lumea pe taică mea, adică pe bune. Mă, tată, ia lasă-mă să mă ascund, ia nu mai vine după mine și lasă-mă să mă ascund, ia pleacă tu, ai răbdare, îți zic eu când să vii bine, rămâi acolo unde ești, tată, rămâi acolo unde ești, o să spun eu când o să vii bine. Ok, tată. Tată, poți să vii, gata. Eu m-am ascuns, acum în momentul ăsta poți să vii, dar să nu mai trișești, tată. Te rog, e frumos, nu trișa, nu folosi alea, nu folosi nicio metodă de atare trișare, că știu că tu așa ești renumit în viața asta să trișezi, bine? Ce, mă?
nu folosi nicio metodă de trișare. Ce e aia, tată, lasă că nu o să mă găsești tu. Nu o să mă găsești tu, tată, n-ai habar, adică, pe bune, chiar n-ai niciun habar. Ești foarte slab, tată, n-ai niciun habar, nu o să mă găsești absolut niciodată. Poți să mă cauți oriunde-ți dorești tu, tată, și nu o să mă găsești absolut nici. Deci niciodată, tată, chiar nu o să mă găsești. Cât de prostie, că nu m-a fost atât. Cred așa ceva, deci chiar nu cred așa ceva. Mă, deci am scăpat în locul ăsta. Cum adică, tată? Ce? Bă, tata, dar nu mai face ca un copil isteric. Doamne, tata, zici că ai 2 ani, mă. Să vede ce te-a lăsat maică mea, că e fain de capul tău, copile. Ăsta, copile, da. Păi chiar ești copil, tată. Chiar ești copil, tată. Ia, vreau să-mi coace, mă. Cum ești, mă? Copil, așa ți-a. Da? Așa mi-a zis, ia zi. Păi așa mi-a zis. Să putea să nu trișezi tu, tată, să putea să nu trișezi, fiate. Tata, tata. Exact, așa cum să fugi. Exact, așa cum să fugi. M-am blocat. Bă, tata, nu ai cum. Tata, nu mai cum să ies. Nu mai cum să ies. Tata. Tata. Da. Gata, am fugit, tată, nu mai sunt, mamă, ce m-am teleportat. Nu vine să cred că am ieșit afară din casa asta, din toată chestia asta, sunt teleportat acum. Bă, cât de tare. Ce faci, mă? Tu vii la mine, mă, tu vii la mine. Păi chiar așa de fraier ești. Mă, cum, bă? Chiar te-ai teleportat? Chiar există teleportări? Nu! Cum era aia? Cum era acolo? Păi șmecher, ce m-a făcut mama cu tata? Hai că ești prost. Vi se pare ceva schimbat la această casă? Adică dacă vă uitați așa, eu sunt văduț și am făcut o schimbare la această casă. Vi se pare ceva? Uitați-vă. Dacă acum eu zic că o să vi se pare o schimbare. Vedeți că am făcut partea asta și partea aceasta nu exista niciodată. Oare tatăl nu credeți că își va da seama de partea aceasta? Pentru că eu acum am făcut o cameră secretă la el în cameră. Pentru că știți că... Am făcut un accident, unde am făcut? Ok, cred că trebuie să mă duc în casă, dar nu pot. Hai că mă duc aici, în spatele casei, fiți atenți ce vreau să fac. Nu te-ai bine, Vladuț! Trebuie să mă duc repede la el sus. Tată! 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 Ok, stai puțin că trebuie să lăsăm ușile deschise, fiți atenți. O să las ușile acestea deschise pentru că vreau să fac ceva. Ați văzut cum am făcut eu acolo? Ei bine, am făcut o cameră secretă la tatăl meu în cameră, acolo, direct în cameră. Fiți atenți, dacă ne uităm în partea aia, la dulap, în spatele dulapului, se află o cameră secretă și este o cameră secretă de care nu are cum să-și dea seama. O să vedem despre ce este vorba, nu vreau să vă dau mai multe detalii acum, dar vreau să vă spun motivul adevărat pentru care eu am vrut să fac această cameră secretă. Ei bine, știți că mereu tatăl meu strict nu prea e de acord cu pian. Vedeți că am pianele astea două aici. O să pun acolo pianele și practic este și antifonată camera aia și el nu prea o să audă, nu prea o să audă foarte bine. Nu o să audă el chestia, adică să sperăm totuși că nu o să audă pianul și toate astea, pentru că acolo vreau să mă desfășor practic cu pianul, că la mine în camera chiar nu pot să mă desfășor cu pianul. Și știți că eu am avut concursuri, am concursuri, vreau să fac bani din pianul ăsta, vreau să fie viitorul meu și tatăl meu strict nu prea mă lasă. Și n-am ce să fac, așa că mi-am făcut o cameră secretă. Mi-am făcut acolo la el în cameră pentru că dacă ieșim afară, la mine chiar nu puteam să facem. Haideți să vă arăt. Bă, iar să aud, mă, ce, doamne, iertă-mă, e traficul ăsta astăzi, mă, dar nici măcar nu văd. Ah, ok, e o mașină pe acolo, în fine. Fiți atenți, la mine eu n-aveam cum să fac, că vedeți că erau aceste două geamuri. Și în partea asta, vedeți că n-aveam cum să duc asta în jos. Dacă ziceam partea asta, era cam nașpa, dar ăsta, că era tot zona aia, cum vedeți acolo deasupra, asta a mers mai bine și de asta trebuie să fac eu camera fix aici la tatăl meu. Din păcate, altundeva n-aveam cum să fac, era super, super nașpa. Ar fi fost o idee să fac în pământ, dar nu puteam să duc eu toate firele și toate alea fix acolo în pământ, dar acum trebuie să mergem repede. E bine că tatăl meu s-a pus la somn, pentru că acum trebuie să intru repede în cameră la el, să sperăm totuși că nu ne vede, că nu se trezește prin minune sau ceva și putem să facem toată treaba. Acum mergem tip-til, ajungem acolo și trebuie să ne apucăm să construim camera, că eu încă nu mi-am pus camera, trebuie să facem foarte multe chestii. Deci uitați-vă la tatăl meu că doarme, bă, dacă chiar doarme, uitați-vă la el cum arată, bă, frate, doamne, cum arată taică-meu, bă, doamne, cum arată taică-meu. Ia, bă, aș vrea să-l trezesc acum puțin, să-l zic ca și cum că m-am speriat să ceva. Tată! Tată!
Tată, dor și eu, dor și eu aici, tată. Tată, dor și eu. Ce? Tată, tată, lasă-mă și pe mine să stau aici, te rog, tată, lasă-mă să stau. Hai, 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 hai. Ah, mulțumesc, tată. Tată, tată, deci fii atent. Tată, tată. Ce? Deci știi că s-a auzit, uite-te la mine, tată, că vreau să râd ceva cu tine. Ce? Ce vrei, fiule? Ești adoptat? Doamne, tată, nu mai fi nesimțit, tată. Deci am vrut, știi că s-a auzit azi de dimineață, s-a auzit mașina aia. Știi că s-a auzit mai devreme mașina aia, până să te pui tu să dormi. Acum s-a mai auzit din nou și mi-a auzit numele și a zis că vrea să mă omoare. Ce a zis, mă? Ia că mă duc el acum, ia, fie, stai. Pe că, bam, am nevoie la băia, unde băia, aici băia, unde băia. Da, da, fiți atenți, fiți atenți, uitați-vă, deci fii ce ai, mamă, deci, capri minune, am văzut ce. Ce bine, ce bine. Bă, doamne, iartă-mă, ce faci, mă, taică, mă, tu, bă, mamă, nu, încă trebuie, nu, de ce trebuie să-i zic, tată, unde mai e pe aia? Ce? Tată! Ce faci mai aici? Ce faci? Eu, căcuța! Tată, îmi frunzi veceu, tată! Oh, cum miroase aici, tată! Oh, loc, gata, gata, nici nu, că nu mai pot sta cu taică-mi în cameră. Nici nu mai pot să mai stau, nu mai pot să mai fac nimic. Ok, să spun totuși că nu vine. Tată, oh, loc, gata, hai că intru aici. Sperăm totuși că nu se spune, dă bun, vedeți că asta este intrarea secretă, deci intrăm fix pe aici, prin spate la dulapul lui. Intrăm pe aici așa frumos. Aici este zona cum puteți să vedem. Mamă, ce faci, te-ai gândit, atenți. Acum noi putem să-l vedem când intră în cameră. Hai să vedem dacă vine. Deci la bucătărie, vedem și bucătăria, practic vedem și partea de afară cât de cât puțin. Vedem și la mine în cameră, prin surprindere, vedem puțin acolo patul meu. Nu am vrut fasole cu cârnați. Mamă, tăi că am mâncat fasole cu cârnați. S-a pune acum, s-a pus în pat, s-a pus, uitați în chipul să-l văd. Nu mă pot. Ba, olo, ba, mă, deci nu mă spăr, pătai că eu în fine. Bun, acum. Mamă, deci tot, ce tot faci atâta, mamă? Ce mă dori cu ori, nu mai pot. Olo, taica mea, ok. Și acum trebuie să punem. Ok, deci trebuie să punem piano aici, trebuie să avem grijă. Nici nu știu dacă avem prea mult spațiu, ok, deci de ăsta am avut, de ăsta mare. Mamă, de ăsta nu cred că avem spațiu, frate. Deci îl punem, poate avem spațiu, fiți atent. Trebuie să intrăm pe aici cu greu așa în spate. Uite, aici în partea asta nu mai e loc. Bun, deci trebuie să intrăm pe aici, ceva de genul. Și avem loc de piane, mi-am pus ambele piane. Dar vreau să mai fac eu frumos pe aici, ce facem, taică meu? Ce faci, mă, să se mișcă pe acolo prin pat? Asta nu s-a pus la somn? Doamne, în fine. Acum trebuie, deci vedeți, am făcut toate lucrurile astea. Mi-am pus pianele, acum pot să exersez aici, dar nu vreau să las doar așa, ok? Vedeți că am pus și lumină și trebuie să pun. Mamă, să opresc asta puțin, bun. Trebuie să opresc așa. O să oprim, gata, bun. Așa. Bun, deci ne uităm la taică mea când doarme acolo și trebuie să mai punem niște chestii pe aici. Tată? Tată? Ce vrei? Tată, mă trezi din somn, tată, ce-ți furăi atât de tare? Adică? Păi ăsta e furăit pe tine, tu nu te-ai auzit cum furăiești și mai trăgești și bășini. Doamne, că mă văd și măi, măi copilă, mă băiești, băiești cu capul. Eu să fiu cu capul constipat? Păi tu te la baie, tată, da, ești constipat, nu. Bun, bine, hai că pleca, bine că pleca, că acum pot să mă duc aici înapoi, că eu l-am trezit, că n-aveam ce să mai fac. Și acum, faza e că eu trebuie să mai pun pe aici, vreau să mai pun niște chestii, nu știu, o să mă uit, cred că o să pun niște flori, vreau să mai înfrumez să țes puțin, vreau să pun un covor pe aici, vreau să pun mai multe chestii, dar momentan trebuie să vedem cum o să facem, să fie tot bine și după aceea să vedem și cu taică, bă, vreau să-i fac și niște farze, vreau să-i fac mai multe chestii și într-o zi aș vrea să-i fac eu o farsă, vreau să-mi scriu dacă e o farsă bună sau nu, dacă vreți să-i fac farsa asta tatălui meu, să mă prefac ca și cum că a murit, să mă transform într-un alt om, să-i dau de veste că sunt omul de la servicii funerare, să-i dau de veste că fiul său tocmai a murit într-un accident sau ceva de genul și să fie mormântul și toate astea să meargă tot. Mă, am auzit un pian? Ce tu iartă-o? Mă, dar nu e pianist? Este, unde-i taică meu? Tată? Ce faci, băi, ce faci? Tată, oprești! Tată. Ce fiune? Am auzit un pian. Ce o fiune? Tu erai? Nu, tată. Cine în casa noastră? Eu ți-am zis că am auzit ceva. Tată, auzi? Cine, mă? Tată! Ce se aude? Tată! Mă, ce, doamne, iartă-mă, s-a auzit tata. S-a oprit. Tată? Unde-i? Tată, camera. Tată, casa noastră, că e bântuită. Nu știu, bă, da. Bă, fiule. Ce, tată? Da, mă, tată, dar ce ai mâncat astăzi, mă, omule, de tot? Te duci. Tată,
S-a auzit unul. Tată. Ah, sunt oameni niște aici la astea, bun. Tată, dar ce ai mâncat, omule? Astăzi că ești grozav tare. Tată. 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 Tată, adormi aici. Ce, doamne, iartă. Ți-am făcut și poză. Ce? Doamne, tată. Tată, ce ai mâncat azi? Ce am mâncat fasole cu cărnea și vreo două tigăi, fasole am mâncat. Bine, hai, patață, lasă-mă în pace, ok, deci stai să mă duc să sperăm totuși că... Mamă, bă, da, vine. Ok, da, ok, deci pleacă. Ok, l-am închis ușile, s-a pus să bat. Ok, hai să mergem tip-til acum. Tip-til, să nu ne fata. Tată! 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 Ce? Păi ce înseamnă asta? Ce înseamnă ce? Păi iartă-mă, tată, vreau și eu să dorm, omule. Vreau să dorm și eu. Lasă-mă să dorm. Ha, tată. Ok, deci s-a pus la să... Tată? Și tu, tată, nu te curte fici în casă? Tată! Bine că nu merg. Ce? Tată? Ce? Tată, ce înseamnă asta? Poți să-mi spui și mie? Ce înseamnă ce? Mă, tată, ce-i pățit, omule? Acum adică fiule. Vrei să aduc pe maică ta să te altruiască, pe maică mea să te altruiască? Nu! Păi și atunci? Bă! Tată, la revedere, tată, noapte bună. Noapte bună, tată, noapte bună, tată, nu mai da... Doamnă, bă, ce, doamne, iartă, cum să te mă cortifici în cameră? Tată, doamnă, ce mai fac acum? Deci eu nu trebuia să ies, a fost mare greșeală că am ieșit de acolo din cameră, că acum nu mai știu ce să mai fac, uitați-o la tecmă, deci te cortifici în continuu. Băi, e nebun, bă, tot, n-am mai văzut un om așa de nebun, bine, și băiatul ăla de la școală... Vlăduș, tată, nu mai... Dar nu cum magia a vrăduț? Ce magie a fost? Ce a însemnat asta, tată? Asta e magie la tine? Bă, și eu am trăvluț, eu n-am o magie! Ce magie, mai? Aaaa, du-te-mă la toaletă și lasă-mă în pace, tată! Pleacă la toaletă odată, du-te! Du-te la toaletă, tată! Nu m-a fost, nu m-a fost! Bun, gata, am intrat aici, perfect! Mamă, în sfârșit! Și acum trebuie să vedem cum mai decorăm camera aceasta, revenim cu toate decorațiunile, o să le facem acum pe loc, trebuie să ne gândim ce o să punem, ce avem loc, că nu prea avem foarte mult loc aici în casă, în camera aceasta, dar după aceea putem să ne exersăm și noi la pian foarte, foarte frumos, dar singura problemă o să fie pentru că trebuie să intru așa mereu prin tip-til la taică-mi în cameră, că nu mai am cum să fac altceva, dar măcar e bine că am reușit să fac asta, că dacă intru și nu mă vede, după o să fie perfect, pentru că nu o să mă aud, o să stau aici să exersez, o să fie totul foarte, foarte frumos și o să fie totul bine, nu mai sunt mult la discuții. Hai să continuăm să terminăm camera asta odată și după aceea să mă pun să exersez și eu la pian, că deja nu mai știu să mai vorbesc. Ha, bun, deci cu greu am reușit să aleg câteva materiale, câteva lucruri care pot avea loc aici în spațiu. Am să-mi iau o minge din asta, să mă mai joc pe aici cu mingea aceasta când vreau eu să găsesc niște inspirații, cum să mă gândesc aici în timpul meu liber pe care o să-l petrec aici la pian și așa. Vreau să-mi iau o dasă de ciocolată, o fântână din asta, cheie super spertare pe care o să o punem fix aici în colțulețul acesta foarte frumos. Ne dau aici ciocolată frumos, mâncăm acum și cam atât o să fie. Vreau să mai pun aici, deci fix aici o să-mi pun un din acesta, cum se mai numește, că nici nu știu cum se mai numește, un covoraș din acesta, să-l punem fix aici, să stea foarte drăguț. Aici vreau să punem o plantă din aceasta și vreau să mai punem o mini plantuță aici jos. Eu zic că arată frumos, nu știu dacă aș mai avea, nu cred că aș mai avea loc prea mult, nu cred că mai am loc, că o să ocup prea mult spațiu aici și nu pot să mă mai desfășor practic cum ar trebui. Asta este tot locul, aceasta este cămeruța pe care ne-am făcut-o. Hai să ne uităm la tatăl nostru, deci tatăl strict, uitați acolo, doarme foarte frumos, e bine că s-a băgat acum chiar la somn și nu mai face cum făcea el mai devreme, că deja m-a luat capul. Acum, eu o să pot practic să mă desfășor aici. Uite, stau eu la pian, mă pun la pian să cânt și astea, după când mai fac niște pauze și de-astea mă mai joc cu mingea pe aici, n-am ce să fac. Mai mănânc niște ciocolată din aceasta, foarte frumos, adică e totul bine, am tot ce-mi trebuie. După aceea, o să ies de aici din cameră. Vedeți că poți să ies pe aici foarte frumos, poți să ajung și aici la calculator dacă vreau și poți să ies pe ușă. Fiți atenți, vreau să mă uit la ceva, dar nu știu dacă aș putea eu să sar de aici ca să nu mă lovesc, dacă uite că am făcut și zona asta mai mică, aș putea să sar direct în copac să ajung sau ceva de genul, să reușesc în caz că nu pot să ies pe ușa, că trebuie să deschid ușa sau ceva, în caz că n-am scăpare de tatăl meu. Dar eu zic că momentan tot e bine, vedem că el încă doarme acolo, intrăm acum înapoi, ne punem să cânt.
Ce s-a întâmplat acolo? Ok, interes, ciudat de fapt, nu interesant. Bun, am ajuns înapoi în camera noastră, tot bine, stăm aici și trebuie să ne apucăm acum să cântăm la pian, să fie tot bine, să sperăm totuși, Doamne, ăștia că nu s-au, sau că nu se aude din exterior, că dacă se aude și tatăl meu strict o să audă, o să fie cam nașpa, dar e bine măcar că nu știe. Dar să nu știe seama de unde se aude, în fine, o vedem cum facem. Ne băgăm acum frumos să cântăm și noi la astea, stai să iau mingea de aici. Mamă, unde s-a dus mingea asta? Sau puțin să dau mai așa. Bun, gata. Perfect. Ce mi-aș putea dori mai mult atât? O cameră de pian. Chiar n-am avut o cameră specială amenajată doar pentru pian, că țineam în camerele mele normale și e super bine așa cum am. Acum un pian acolo, un pian aici, tot perfect. O să am un viitor bun și abia aștept să nu mai pot sta, să pot să locuiesc și eu altundeva, să nu mai stau cu taică meu, că deja nu se mai poate. Vreau să reușesc cu pianul ăsta, să mă mut, să nu mai stau cu taică meu, să fie totul foarte bine, să scap odată de el, frate, că nu se mai poate. O să fie multă muncă, dar trebuie să fim răbdători, pentru că în viață așa trebuie. Trebuie să fim răbdători, trebuie să muncim foarte mult ca să ne îndeplinim toate visele pe care noi ne le propunem, toate locurile. Și o să fie după bio, o să fie chiar totul bine, în fine. Nu mai stăm prea mult la vorbărie, ne aranjăm aici și ne dăm drumul direct la treabă, să progresăm și noi, zic, nu? Cred că prima oară ar fi cel mai bine ca să încep cu pianul acesta mai micuț, ca să mă antrenez și după aceea să mă duc la acela mare. Hai să-i dăm drumul aici la treabă, să fie totul bine, stați puțin, deci trebuie să-i dau drumul la treabă. Chiar sucuresc cum o să fie aici. Ia, hai. Opa. Mamă. Ce mișto e aici? Deci chiar n-am avut în viața mea o cameră din aceasta. Deci chiar n-am avut în viața mea o cameră de pian. Ce fericit sunt în sfârșit. Pot să stau liniștit aici să nu mă deranjeze nimeni. Să nu mă deranjeze tatăl meu strict. Niciodată nu poate să mă deranjeze. Stau aici cânt foarte frumos. Și ia uitați-te ce minunat se aude totul. Mamă, deci e totul minunat. Chiar e totul minunat. E totul minunat. Mă, s-a trezit că ea? Bă, pare Bă, sper că nu aude. Sper că nu aude asta. Ok, stai. Ce s-a întâmplat eu? Ce-i întâlnapă? Unde mă vreau? Nu. Sper să nu vine aici. Bă, de ce a găsit camera mea? Nu cred. Ciocolată, pian? O minge? Nu cred. Bă, nu cred cum a găsit camera. Unde ești? Sper să nu mă găsească. Doamne, aștept, te rog să nu mă găsească, ca după, ca să pot să rămân în camera asta, să nu-și dea seama de cameră. Te rog, Doamne, să nu mă găsească. Te rog, Doamne, te rog. Bă, nu cred. Cum și-a dat seama? Sau, nu cred că s-a auzit. Lăduți și gata, ce am lăduți! Da, tată. Ce cu camera asta? Îți place camera surpriză? Am găsit-o. Așa era. Da, ai găsit-o? Păi nu știi. Ce am mai găsit, mă? Ce am mai găsit? Oh, nu, urmează, da, până să s-a mărit la baie! Fugi! Nu m-a găsit, trebuie să fug, da! Nene, așa că fie antena, băieți! Tată, gata, hai că plec de acasă, mă duc până la... Unde pleci, mă? Bă, unde pleci? Tată, trebuie să mă duc repede la un prieten, hai că nu mai am timp de asta, tată. Pa, tată. Ok, bă, atât de ușor a fost. Mamă, deși fii atent ce o să se întâmple astăzi. Vreau să-i fac cea mai mare fără. A scăpat de el, let's go! Hai că zic că a scăpat el de mine, cred că eu am scăpat de el. Hai că gândește, stai că eu, în fine, am plecat acum, suntem aici la drum, vedeți, ne ducem în partea aceasta. Și astăzi eu m-am gândit să-i fac ceva tatălui meu. Vreau să-l testez dacă, practic, tatăl meu ține așa el la mine în general. Pentru că știți că tatăl meu e foarte strict și foarte, foarte enervant. Și nu știu cât de mult ține el la mine și așa. Pentru că azi văzut cum face și cu pianul și cu alea. Nu mă lasă să progresez și eu la pian, să ajung eu pe fază internațională, pe națională, pe internațională, să câștig, să ajung eu un bun pianist. Așa că uitați-vă momentul acesta, în locul acesta unde mă aflu eu. Aici o să fac un mic... Ce, Doamne iertă-mă, să... Bă, ce face taică? Bă, nu era taică meu? What? Zboară, ce, Doamne iertă-mă, s-a întâmplat cu el? Doamne ferește, ce s-a întâmplat cu taică meu? În fine, fiți atenți, să sperăm totuși că nu m-a văzut pe mine. Și, da, s-a sanitar cu ăsta. Ciudat, în fine. Dar acum, aici eu vreau să-l testez pe tatăl meu astăzi și vreau să scrieți în comentarii dacă tatăl meu strict credeți că este un tată bun cu mine, dacă credeți că ține la mine sau nu. Astăzi o să testăm asta și o să vedem dacă chiar așa este. În momentul de față vreau să punem aici un graveyard foarte frumos. De fapt, prima oară cred că punem cruciulița
ce s-a întâmplat, mă, acolo? What, ce ciudat, în fine. Deci am pus crucea aici, am pus și ăsta în spate foarte frumos. O să punem aici o lanternă ca o candelă lângă și aici o să punem o floare și ar trebui să mai punem încă o floare, dar din păcate nu mai avem, că știți că să pun două la mor, dar hai că rămânem cu o floare, că n-avem două la noi. Ce să și facem aici, nu mai scot, că nu mai are rost, văd că nu mai merge. Și o să fie ceva de genul și aici o să fie mormântul lui Vlăduț. Practic, Vlăduț a murit și astăzi, ca să fie mai real, o să mă costumez în cineva, o să fie ceva foarte, foarte tare, pentru că o să fiu cum ar veni cineva, un om oarecare de la servicii funerare sau de la ceva, care o să se ducă acasă la tatăl meu să anunțe decesul practic al lui Vlăduț și după aceea o să ajungă la fața locului și o să vedem ce o să zică tatăl meu, ce o să creadă acesta, cum o să reacționeze când va ajunge aici și mă va vedea pe mine practic Vlăduț mort. Chiar sunt curios, scrieți acolo în comentarii ce credeți că se va întâmpla. Bun, și acum hai să plec de aici, să mă duc repede acasă. Ce vrei, mă, Darusule? Ce faci? Du-te, mă, la școală, Darusule. Dar chiar, mă, ai mai fost la școală zilele astea? Bă, dar ce-i aici? Nu știu, eu un mormânt, am văzut că e un mormânt nou, cred că a murit cineva aici. Doamne ferește, nu știu ce s-a întâmplat. Ai auzit tu vreo moarte de ceva, ai auzit? Nu, bă, nu așa antenă, bă, eu cred că ți-i s-a murit creierii. A, foarte amuzant, ești copil, ia de-te la școală, mă. Mamă, deci a venit copilul ăsta prost, de mă enervează de la școală, mă, frate. Chiar să sperăm totuși că tatăl meu nu mă mai trimite acolo la școală, că e o școală chiar de nebuni, mai nebuni. Sunt oameni de la școală aceea decât tatăl meu, pe bune, adică și profesorii și toată lumea. Și acum, mamă, stați puțin că trebuie să interpretăm, trebuie să las bicicleta aici. Să sperăm că nu mai vine copilul ăla să mă enervească, să mă enerveze, că deja mă enervează, nici nu mai știu să mai vorbesc, deja mi-a stricat tot cheful, tot planul meu. Vă vedeți că acum m-am grăbit și toate astea, mi-am luat și asta. Trebuie să las bicicleta aici, pentru că vreau să fie ceva de genul ca și cum Vlăduț a făcut accident cu bicicleta și bicicleta trebuie să rămână aici. Acum, eu o să mă duc să mă costumez într-un băiat foarte, foarte schimbat, pe care toată lumea nu l-a mai întâlnit, într-un domn pe care o să-l ia în serios, așa trebuie, și o să-mi fac și o voce super, super tare, ca să nu-și dea practic seama și după aceea o să fie totul bine, pentru că o să fie foarte bine. De fapt, nu știu dacă o să fie bine, că dacă tatăl meu o să se bucure, o să fie cam nașpa, pentru că, pe bune, adică cum ați reacționa voi dacă tatăl vostru s-ar bucura la moartea voastră? Hai să fim serioși. Bună ziua, eu sunt domnul Marcel și vedeți, acesta este domnul Marcel și domnul Marcel practic o să se ducă cu mașina lui acasă la tatălui Vlăduț, adică al meu practic, și o să vedem cum o să reacționeze când o să afle de la acesta că băiatul său a murit. Hai să mergem acasă. Vedem aici, e tot bine, bun. Am venit acasă și am venit acum și trebuie să batem aici la ușă. Alo, bună ziua. Ce, bună ziua. A venit, s-a venit, bun. Stai, cine ești? Ești cu portița copilor? Bună ziua, domnul. Sunteți... ați spus cumva numele Vlăduț mai devreme? Da, sunteți cu portița copilor? Ați venit să luați? Poftim, cum adică să luăm pe Vlăduț? Păi, Vlăduț, hai să vă spun ceva, n-am venit eu să-l iau pe Vlăduț, eu sunt un om și am, practic sunt de la serviciile funerare și am descoperit, s-a aflat un nou deces în oraș și este vorba despre fiul dumneavoastră, nu mai este printre noi, a murit. Domnule, veni. Ce spuneți acolo? Veniți că să vă arăt unde a murit. Urcați cu mine mașină dacă doriți. Să vă arăt aici, urcați, pentru că fiul dumneavoastră a murit. Dar voi așa, dumneavoastră l-ați lăsat așa pe fiul dumneavoastră astăzi singurel? Eu am încercat să mă opresc, dar că el n-a vrut să pleacă la un prieten, am zis, hai, du-te, bă. Stați puțin, cum adică ați încercat să ce? Am încercat să-l opresc, dar zic că e prea mare și n-am. Cum adică să-l opriți? Din ce să-l opriți? Să plece la prietenul lui. Păi da, a plecat la prietenul lui, dar n-ați avut așa grijă de el, nu l-ați dus dumneavoastră, uitați, fiți atenți. Bicicleta lui a plecat cu bicicleta și dumneavoastră nu l-ați dus și aici s-a produs un accident, a intrat direct într-o mașină, o mașină, practic era în fața ei și l-a băgat viteză, mașina aia pusese frână pentru că se întâmplase, era ceva în fața mașinii și a trebuit să evite și din păcate el a intrat cu botul fix în spatele mașinii domnului acela și a murit. Aceasta este bicicleta lui, a rămas aici, dacă o recunoaște. Și mașina e bine?
Mașina e bună stare sau nu? Cum adică dacă mașina e bine? Păi da, fiul dumneavoastră, uitați-vă că este mort aici. I s-a făcut mărunt, i s-a făcut tot. Noi ne-am ocupat de toată treaba asta. Săracul o să fie un fel de erou pentru toată lumea care o să mai treacă pe aici, pentru copii, pentru bicicliști, pentru că în acest oraș nu se va mai merge pe stradă pe aici cu bicicleta și va ajuta oamenii să fie cât mai vizibil, cum ar veni să se uite acum, cât să fie cât mai atenți la trafic și la toate astea, ca să nu se mai întâmple astfel de accidente, pentru că în această zonă este o zonă foarte, foarte rea în care s-au întâmplat foarte multe accidente, este o zonă foarte blestemată, aș putea spune, și din păcate fiul dumneavoastră, uitați-l unde se află acum. Bă, fiule, dacă mă fie antrenă, dă-mi eu toți banii din pianul tău, așa, nu te mă de aici, tu, nu te mă de aici, bă, hai că te-am lăsat. Bă, domnul, bă, ce curtică, bă, domnul, mașina mea, domnul, unde sunteți, domnul, stați chiar și... Ia, bă, mașina ta, ia tu mașina ta, nu te mă de aici, bă, a scăpat, sunt singur în familie, mă, cum și banii nu la... Mă, curtică... Bă, ce are taică meu? Bă, stați, bă, nu cred că trebuia să fac farsa asta. Adică acum mă simt foarte prost. Bă, cum? Bă, stați puțin, că eu nu înțeleg ceva de ce am făcut tot mormântul acesta. Am făcut toate astea, m-am transformat într-un om și el și de față cu omul acela. Mă, ce? Vorbea? Mă, cum zică? Mă, trebuie să mă duc înapoi la el acasă să vedem, să vorbim despre toată treaba aceasta. Că nu înțeleg, adică eu chiar am rămas șocat. Cum adică tatăl meu se bucură de moartea mea? Ați mai pomenit așa ceva, un tată să se bucure de moartea fiului său? Adică nu mi se pare normal absolut deloc și mie, adică nu mă... Bă, să ce? Prunce? Domnul, veniți aici jos, veniți jos, domnul. Domnul, mă auziți? Unde sunteți? Impact tu în camera mea. Pe unde este camera? Unde este camera dumneavoastră, domnul? La parter. La parter unde? Unde? Că nu... La parterul aici văd că e o bucătărie și ce mai e? La primul etaj, prostule, la primul etaj! A, vorbiți frumos, domnul, cum adică, prostule, vedeți cum vorbiți? Unde sunteți? Care cameră? Nu e aici! Unde sunteți? Aici, în spate, tău, bă, prostea! A, vorbiți frumos, ce aveți de vorbit? Ok, înțeleg că este o pierdere foarte nașpa pentru dumneavoastră, pentru că v-ați pierdut fiul, dar de ce n-ați început să plângeți? Păi fii antenă, băi, eu plâng că, bă, am dat cu piciorul de pat. Stai puțin, tu plângi că ai dat cu piciorul de pat, nu că a murit fiul tău? Da, și de aia, dar mai mult plâng că am dat cu piciorul de pat. Păi cum adică, stai puțin, păi sunteți dumneavoastră domnul Cornel, tatălui Vladul, sau cine sunteți dumneavoastră? Că nu înțeleg cum adică să vă bucurați de moartea propriului vostru fiu. Da, nu, fii antenă, lumea, mă, da, a murit, de asta plâng. Păi stai puțin, domnul. De ce să mă aduc cu pianul? Domnul, stați puțin, nu mai vorbim, stați puțin. Deci, trebuie să-i vă exprimați emoțiile, adică eu m-am speriat, cum adică să plâng, să vă bucurați că va muri fiul, adică v-am văzut acolo. Nu trebuie să veniți acasă să plângeți că va muri fiul. Plângeți de față cu toată lumea, adică nu contează, că eu ceva normal, adică să vă moară fiul, cum adică să nu plângeți și să râdeți, adică ce vi se pare amuzant, adică n-ar fi amuzant, nu înțeleg de ce ați reacționat așa, pentru că nu v-ați făcut de râs în niciun fel, adică vă faceți de râs, adică e foarte ciudat dacă dumneavoastră vă bucurați, înseamnă că e ceva foarte suspect. Păi nu știu, bă, nu știu, îmbrățișează-mă. Poftim? Dă-mi o îmbrățișare, hai! Hai, poftiți, luați îmbrățișare, domnul. Oh, domnul, ce a făcut? Domnule, știți ceva? Eu o să mă duc, dar știți, vreau să vă spun ceva, că trebuie să-mi dați 100 de lei pentru că v-am îngropat fiul, așa se face la serviciile noastre funerare. Ce, mă? Ia că m-am încas!
Cel meu și rău, măi, cum adică, mă? Unde vă duceți? Reacționează după omul ăla, nu știu, ceva. Hai că mă duc repede în cameră, mă duc să mă schimb foarte frumos, să fie totul bine, deja îmi vine mereu să fac. Deci chiar îmi vine să fac vocea aia de Marcel, parcă să știu. Doamne, iartă-mă, s-a auzit, what? Bă, iar fac, bă, iar să mă duc accidente și de-astea pe aici, ceva foarte ciudat, în fine, hai să ne schimbăm acum înapoi repede în Vlăduț și să fie, că o să vină taică-mi repede acasă, mă, acum o să fie, amuzat rău de tot, bă, da, tot nu înțeleg reacția, chiar nu înțeleg reacția, adică ori plângea, ori nu plângea, nu știu, e o reacție foarte ciudată. Bun, gata, ne-am costumat înapoi, suntem Vlăduț, la normal, ne ducem în camera de pian să exersăm cu pianul, o să audă pianul taică-mi când o să vină acasă, hai să exersăm, fiți atenți, acum trebuie să exersăm direct la asta mare, că până acum n-am exersat la acesta și eu zic că ar prinde bine să exersăm la acesta, ia să vedem, ok, deci ne punem jos, deci nu mai pot să mă, ok, gata, ia. Alo, domnul, alo, bună ziua, alo, domnul. Da, ce căutați? Ce căutați la mine? A, mă, tată, că știu că tu ești, Nu, bă, taci, sunteți cumva Vlăduț? Ce? Stai, nu ești tatăl, mă, cine ești? Eu sunt Maricel. Cine? Cel și vreau să vă zic că tatăl vostru a suferit. Cine sunt? Maricel. Maricel? Cine e Maricel? Vecinul vostru. Și domnul, ce? Domnul plecați de aici, chem poliția acum, sună la poliție. Vreau să zic că tatăl vostru a murit într-un accident și eu sunt prietenul lui din copilărie. Și e de râs, nu? E de râs că a murit taică, e de râs, nu? Nu, eu plec acum, ce râs. A, și mai devreme râdeai, a? Ia du-te mă de aici, mă omule, pleacă, chem poliția acum și te... A, da? Mamă, ce bine am dormit aici, frate. Acum am zis... Ce faci, mă, Vlăduț, bă? Ești în viață? Ce întrebare e asta, tată, cu adică dacă sunt în viață? Nu mă vezi cumva aici lângă tine, cu adică dacă sunt în viață? Băi, fie antena, până... Mă, deci fie antena, v-a venit un... Tată, nu te aud absolut deloc. Ce, doamne, iartă-mă, spui acolo? Vii aici să-mi spui dacă sunt în viață? Ce, doamne, iartă-mă, înseamnă asta, tată? Tată, tu mă iei la mișto, tu chiar faci mișto de mine? Eu am ales să stau cu tine aici, eu vreau să te ajut să progresezi cu pianul, cu astea, tată, să fie totul foarte bine și tu ce faci? A venit un om la mine și a zis că tu erai mort. Și m-a dus la mormânt, tu și-o dă mi-o cine la a zis că cine e mort? Tu, erai mort, că a venit un om la mine. Moș? Sunt moș? Sau ce sunt, mă? Mort sau moș? Un om! Un om! Da, sunt om! Păi normal că sunt om, tată! Ce-și putea să fie un animal? Mort! Ce mort, tată? Tu nu mă vezi, vorbesc cu tine, ce mort? Păi a venit un om la mine și a venit că era mort! Ia lasă-mă, tată, doamne, lasă-mă, tată, în pace, că sunt aici cu pianul. Unde mai eram? Ok, aici, stai să opresc pianul ăsta sau ceva. Vlăduț, adică tu ești mort? Cine să fie mort? Tată, cine să fie mort? Păi de ce să fiu mort? Păi, că s-a făcut accident cu bicicleta într-o mașină și asta. Cine a făcut atât accident? Sunt lângă tine, tu nu mă vezi? A, pe fie antena, bă, un om a venit la mine și a zis că când ai murit, ai făcut accident cu bicicleta. Că am făcut accident cu bicicleta și ce am mai spus? A zis că tu să gătești nerău și zic că trebuie să plătesc 100 de lei, dar fie antena, bă. A, tata, nu te-am dezgropat. Unde mai dezgropeam, doamne ta? Bă, tată, cum adică, bă, tată, tu... Bă, dar chiar așa încuiat la minte ești, tată, cu vine un om la tine, zice să-i dai 100 de lei și tu crezi că a murit, eu atunci vezi că asta e o farsă, că sunt numai tâlhari, numai oameni răi, tată, și tu chiar crezi așa, pici în capcana lor, tată, ce înseamnă asta? Bă, adică tu ești în viață?
tată, oamenii ăia au vrut să te facă de bani atât. Ce nu mai bani tăi? Adică ești învățășul, eu n-am valoarea ta, ia du-te mă și mă duc asta, nu-i valoarea ta, bă. Nu, tată, ta, bă, gata, acum ești valoarea mea și nu te îngrop. Ia că stau și eu la televizor, mă, frate, că nu mai fost de foarte mult timp la televizor, ce-i drept să stau să mă uit pe televizor, pe toate chestiile astea de genul. Și acum o să fie totul foarte frumos, o zi liniștită, să sperăm că tatăl meu string nu o să mai vrea să mai vină după mine să mă bruieze la cap și toate. Asta, uitați-vă că fix acum a venit, bă, deci când se nimerește, nu vine, perfect, gata, mă, hai că mă pun aici, mă uit la televizor. Hai, mă, să schimb programul totuși, că nu prea-mi place programul ăsta. Hai să dăm la sport, aici direct la sport, să ne uităm la sport. Hai mă, hai să fie totul bine. Bă, fraților, chiar sunt curios dacă voi vă uitați la... Tata, ce cauți? Păduz! Ce faci, bă, Păduz? Cum ești, Păduz? Mă uit că începe meciul la Euro, tata. Joacă România cu Olanda. Adică, da. Bă, degeaba, mă. Nu se întâlnă. Vreau ca tu să faci o casă pe plajă. O casă pe plajă? Da. De ce să fac eu o casă pe plajă, tata? Cum adică casă pe plajă? Să-ți fac eu? Ce? Păi da, pe fiante meu, eu vreau așa, o casă pe plajă. Păi de ce vrei să-ți fac eu casă pe plajă? De ce? Că așa vreau eu. Bă, tata, cum adică să-ți fac casă pe plajă? Tu ai casa aici, asta e casă. Cum adică să... Pentru ce casă pe plajă? Bă, vreau pe plajă. Pe plajă vreau. Avem plajă lângă noi, tata. Păi nu pot să mă, eu vreau o casă pe plajă. Pe plajă, înțeles? Păi da, e plajă lângă noi, tata. Uite, mergem acum direct, uite plajă aici. Pentru ce mai vei plajă pe casă pe plajă? Ce? Ce plajă, mă, ce plajă, mă, nu-i nicio plajă și fii antenă, nu? Și vreau o casă pe plajă, înțeles? Nu e nicio... Pe plajă, pe plajă să am! Păi da, și atunci dacă ai zis că nu e nicio plajă, tata, tu atunci n-ai nevoie de o casă, nu poți să-ți faci o casă. Bă, tata, uite aici avem o plajă mică, aici, asta e plaja, uite-te aici, stânga-dreapta, asta e plaja. Dragoți, cu... eu vreau o casă pe plajă, adică să o fix pe plajă făcută. Păi și ce... Doamne, iartă-mă cât de prost e taică-miu. Bă, dar crezi că vreau pe plajă, pe plajă. Mă, tată, stai puțin, ia vină puțin aici. Tată, vină puțin. Cum adică vrei o casă pe plajă și de ce să-ți fac eu o casă pe plajă, tată? Când tu ai casa fix lângă plajă. Păi eu vreau pe plajă, adică să fie construită pe nisip. Păi ce vrei să fie construită pe nisip, tată? Ce, să lene să ajungi până acasă, de acasă până aici sau ce? Da, așa că să merge. Păi și acum, cum ai ajuns, mă? Deci, cum adică să lene să ajungi până aici, dar acum ai ajuns. Cum adică? Bă, tată, unde să mergem? Păi ori vrei, unde să mergem, tata, dacă ai zis că vrei, bă, tata, ai nebunit? Bine, hai, vă facem aici, hai! Tata, ai tâmpit rău de tot de ieri, tata, de la chestia aia, când a venit omul ăla să-ți facă o farsă ca să-i dai tu bani, să creadă că, ca și cum că eu am murit. Doamne, ferește, tata, cum să crezi că eu am murit? Și cum, adică, aici și, acum păi, vrei să... dacă nu faci o casă, te omoră cu una mea, înțeles? Și ce casă să-ți fac, tata? Îmi place, te place! Ce casă să-ți fac? Nu pe plajă, ce fel de casă? Mică, mare, medie, ce casă vrei să-ți fac? Vreau medie, hai mică! Ce casă să-ți fac, tata? Adică ce vrei să conțină casa? Cum adică să-ți fac eu casă? O casă mică, e foarte mică vreau să faci, mică ca o acadică. Păi și dacă nu-ți place cum vreau eu să fac casa? Păi zic eu, hai, vină, cu cine vorbești, omule? Vine aici, că cu mine vorbești, că deja mă enervez, bă, tata, bă, care e tata, și care e fiul dintre noi? Mă pui pe mine să-ți construiești ce... Doamne, sănătate, tată, dar nu mai da cu ar cu mine. Ce ești așa de nesimțit, tată? Mă pui să-ți fac... Și că vrei să-ți fac o casă și tu dai cu ar cu mine. Ce înseamnă asta? Mai ai pretenția să-ți mai fac eu o casă, tată, nu? Păi, astrătat! Hai, pe repede! La muncă, sclavul meu! Tată, și dacă nu-ți place, ce casă fac eu? Păi, o să-mi placă! Bine, Doamne, cum să-i fac eu casă? Și tu stai aici sau pleci? Eu stau aici! Și ce faci dacă stai aici, tată, dacă eu îmi construiesc casa? Tu ce faci? Stai să mă privești? Nu, o să zic ce îmi place și nu-mi place. De asta, dacă îmi place, o să pun o floare. Dacă nu-mi place, o să fac o tine de urmă ea. Hai că e prost copilul ăsta, adică tăi că mă... Bă, tată, care-i copilul dintre noi? Ce copil, mă? Care-i copilul dintre noi? Eu nu înțeleg, mă pui pe mine să-ți construiești niște case, tată. Eu am 2 ani, tată. Vorba vine, dar mă rog. Mai repede. Hai, 3. Gata. Tata, bă, tata, ai nebunit de tot, ești prea prost, nu te mai suportă nimeni, tata, ce-mi faci? Ia, mă, pui acum să-ți construiesc, mă, ce casă să-ți construiesc, mă, tata, de ce vrei să o fac, de lemn, de ce vrei să o fac? Lemn aș fă de orice, dar fie antenă, bă, să fie mică. O casă mică, da, hai că pot să fac, uite așa, tata, asta e casa, nu? Merge așa, asta să fie casa, merge, tata, atâta, gata. E prea mare. Da, e prea mare casa asta, mă, tata, tu-ți bagi joc de mine sau zi o dată, ce vrei să fac aici, ce casă vrei să-ți fac, cum vrei, cu ce vrei, cu lemn, cu coarz, cu ce vrei, tata, să-ți facă, nu înțeleg, ia fii atent că fac eu cu ceva, fii atent. Surprinde-mă! Te surprinde cu ceva, tata, fii atent, deci folosesc coarțul ăsta, bun, folosesc, am văzut eu, dar nu mai știu unde e, tata, a fugit. Bă, vreau să spun că dacă nu-mi place...
O să fac o TNT-ul, ai înțeles? Dacă ce? Tată, nici măcar nu te-am... Tată, ia... Dacă nu-mi place, învață să vorbești. Bine, tată, stai puțin. Hai, tată, că mă doare și spatele rău de tot. Hai, că încerc eu acum să-ți fac o casă. Îți promit că... Da, tată, lasă-mă în pace. Îți promit eu că o să iasă o casă mișto, dar trebuie să văd aici cum exact o să iasă, tată, că e greu de făcut. Adică nu mai, n-am mai făcut în viața mea așa ceva, tată. Chiar este super greu și... Nu te mai plânge că fiul primaricel făcea prima mea filmaricel. Doamne, tată, nici nu știi să vorbești. Hai, lasă-mă în pace. Și, doamne, nici nu înțeleg ce-i spune acolo. Le duci pe fiul maricel. Pă cine să știu, mă, tată? Tată, dar crezi că te înțelege cineva cum vorbești tu cu prunele acelea în gură? Te duci repede să mănânci prune de la doamna Marinela. Nu, și pe fiul lui Maricel. Pe fiul lui Maricel? Cine e fiul lui? Cine e Maricel? Prietenul meu. Venise și Maricel la mine, dar nu mai știu ce să se înfine. Habar n-am. Hai că construiesc aici, zi, îți place, e ok așa casa, e ok, îți place, e mișto, vrei să fac mai mic, mai mare, cum vrei să fac casa asta, tată? Nu-mi place partea asta, mă! Care, mă? Nu-mi place partea asta, o refaci! Are foc, că nu-mi place! Da, ce vrei să spun? Vrei să spun, dă asta toate, e mai frumos așa? Cum vrei să spun? Da! E frumos așa? E frumos! E frumos, bine măcar că ai spart acolo, că ai făcut aici, e bine că ai făcut așa, mai sparte și tu pe aici, ajută-mă și tu, tată, dacă vrei să faci o treabă așa frumoasă, nu tată. Bine, tată, bine, lasă că vezi tu, bine. Ok, deci fac așa, în partea asta o să las așa cum a venit aici, bun. În partea asta... Vreau să fac ceva la fel. Bun, deci faci cu ăsta, bă? Mie nu-mi place cu ăsta, refă. Păi zis să fac cum vreau eu, cu ce vrei să-ți fac, tată? Doamne, iartă-mă, cu ce, doamne, iartă-mă, vrei să... cu ce vrei tu, dar dacă eu zic că mie nu-mi place, nu-mi place. Îți place mai mult ăsta? Nu îți place, doamne. Ia, îți place mai mult ăsta, tată, cumva? Nu! Păi asta voiam să-l zic și eu, că ăsta chiar nu trebuie să-ți placă, adică, pe bune, nu treci. Bă, tată, dacă nici ăsta nu-ți place, tată, îți place sau nu-ți place ăsta? Tata, păi de ce mă mai pui pe mine să mai fac dacă ține nu-ți place niciunul? Păi pune și tu cu orice, pune, bă! Păi și că orice, pun ceva și îmi spargi, ce înseamnă? Dacă vrei, bă, dacă vrei, pune așa! Nu, lasă, așa-ți place, ia vezi! Așa, da, îmi place! Îți place așa, doamne, mai închis, tată, dar mă rog, cum spui și tu, tată, nu știu. Aici, hai că facem așa în interior, că în interior îmi place să vadă așa, să fie raftul frumos, în partea asta să vadă așa. Fac în partea asta ușița aici, tată, vrei să ai ușa aici sau unde fac ușa, unde vrei? E bine așa? Nu-mi place geamul! Vrei să fac aici ușa, tată, sau nu? Spune! Nu, fac ca ușa să fie aer în spatele, aici! Acolo să fie... Păi, tată, tu gânde... Tată, nu trebuie să ieși direct în mare, nu asta vrei? Păi nu, că fie antenă, în față vreau altceva în față. Ce vrei în față, tată? Și nu vrei să ai nici intrare, nici ușă pe aici deloc? Ba da, dar vreau altfel de ușă. Doamne, iartă-mă, hai că mă și nervez, tată. Unde vrei, mă, ce ușă vrei? Mă, tată, ia, ocupă-te de tot, te rog, de partea asta cum vrei tu. Te rog eu, tată, să-ți faci ușă. Tu trebuie să faci cu tine singur. Bine, fac cu mine singur, am înțeles. Hai, pun o ușă aici, e bine unde am pus ușa asta? Așa? Așa? Tată, de ce spargi? Nu! Pe cum vrei, că nu înțeleg unde vrei ușă, sparg asta? Sau ce fac? Așa te vreau. Așa, bun, am spart aici. Păi tata, zic că nu vrei să fac ceva. Prea mult! Gata, tată. Aulă, bă, tată, dar ești greu de camă, tată. Adică nu înțeleg pe bune cu tine. Ție nu-ți convine absolut nimic, tată. Mă pui pe mine să fac și ție nu-ți convine. Păi ce mă mai pui, omule, să fac? Uite, gata. Ți-am făcut și unde? Îți fac... Unde fac, tată? Fac aici? Unde fac? Unde fac ușa? Pun... Unde pun? Aici trebuie să fie la nivel cu ușa aia ca să vină bine. Două uși? Da, dar vine... Cred că mai bine... Să vadă! Să vezi prin... Ok, bine, hai că asta e, dar eu ziceam că ușa din asta trebuia să pui acolo în partea cealaltă, tată, dădea mai bine, nu aici. Nu, vreau două, bă! Păi două, bine, gata, așa, aici... Te pun trei! Bine, tată, aici punem așa, în partea asta aici o să facem așa, după aici o să punem așa, 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 bun, tată. Nu, așa! Da, cum vrei, tată? Nu știu, mă știi. Eu știu totul, tată, eu știu totul, hai, mai... Gata, să fac așa cum eu e așa. Eu știu, nu mă
Maricel, fiul lui Maricel nu făcea o casă perfectă. Fiul lui Maricel, Păi du-te la fiul lui Maricel dacă el să pricepe, tată, că eu nu mă pricep, că eu n-am mai făcut așa ceva. Doamne, iartă-mă, pui pe mine să-ți fac toate tâmpările astea ce strigi să iei prin cap la două dimineața când tu ai mâncat fasole și tragi numai pârsuri. Fiul lui Maricel nu știa că mă iubește, așa că tragi în gură. Da, te iubește fiul lui Maricel, păi tată, tu ce ești, ești... Am înțeles. Nu mai comentez, tată. Uite, mă, îți place cum e casa până acum, tată, ce zici? E frumoasă? E frumoasă? Da, tată, zi, tată. Da, mie nu-mi place. Da, nu mai spărți. Tată, omul, trebuie să iau apă. Trebuie să împărți asta. Hai că îți refac, ai zis că să fie mai mic. Bine, hai că facem mai mic, tată. Dacă tu nu vrei să fie frumoasă, o facem. Aici a fost o mini piscină. Aici a fost o mini piscină. Gata, punem aici mini piscină. Fii atent, tată, cum facem. Facem o intrare de asta așa de piscină aici frumos. Și aici este mini piscină, tată. Îți place? Uite așa în formă de asta. Îți place piscina în formă de asta? Nu, vreau în formă așa vreau. Bine, tată, păi dai zis ca să fie mini, da, e ok și asta așa ceva de genul bun. Bine, tată, așa facem frumos. Da, tată, frumos, frumos, foarte, foarte tare. Îmi place, tată. Gândești foarte bine, tată. Îmi place gândirea ta. E o gândire foarte frumoasă, tată. Ești super, super gânditor așa de fel. Și punem și ușița aici, tată. Nu, vreau alte uși. Vrei alte uși, tată? Păi, da, vrei. Tată, da, eu nu te înțeleg. Tu vrei și de care? Aici vrei să fie uși închise sau de care? Nu, aici vreau, așa vreau. Da, tată, și îți fac ușile așa sau ai, eu zic să îți fac mai bine una. Și aici, fii atent, punem așa, ceva de genul, tată. Eu zic că dă mai bine așa, e frumos și el așa de fel. Bă, și asta e și hai că facem. Hai că facem așa, tată. Da, nu mergem nici așa, tată. Doamne, păi hai că facem așa. Păi, tată. Păi da, fă-ne, mă, tu, omule. Bine, gata, asta e bun. Și aici o să ți intre lumea din afară, tată. Gândești și tu ce puțin sau nu? Acoperă, bă, ești prost. Păi ce să acopăr? Ia că îmi cer, stai. Da, tapițul fiul lui Maricel, tată, că deja mă enervez cu fisul lui Maricel. De ce nu l-ai pus pe el să-ți facă dacă tot nu ești mulțumit de ce încerc eu să fac aici pentru tine, tată? Mă pui așa pe mine la vârsta asta mea de 2 ani, tată, vorba vine și te aștept să reușesc eu să fac și mă mai și... Bă, te comentezi la mine, mă? Nu, tată, nu comentez. Doamne ferește, cum să comentez la tine, tată? Doamne ferește, tu ești cel mai minunat om de pe planetă, okay, tată, nu știai? Iar comentez la mine, fiul lui Maricel, că ți-a din gură și-i construia. Bine, să tacă fiul lui Maricel din gură, că eu să fac aici o casă frumoasă, nu ca fiul lui Maricel, că ăla nu știe să facă cum fac eu. Uite ce fac eu aici, fac cu terasă frumos, ai vedere la mare, tată, să ai cea mai frumoasă priveliște din lume la mare, nu cum îți făcea fiul lui Maricel, că ăla nu știa să facă cu priveliște la mare, tată. Tu vai de capul tău, îl faci pe ăla să nu știu ce și așa. Îl ridici în slăfi pe ăla și ăla fiind să-l numare ce nu știe, să nu are talentul meu. Eu zi pe bune, tată, nu sunt talentat? Zi pe bune, zi pe bune acum, tată. Îți place? Păi... L-a vorbit mult, ești talentat! L-a vorbit mult! Da, eu... Bine, tată, păi dacă tu taci așa din gură și mă enervezi... Level 10 Yopper! Ce? Level 10 Yopper! Ce, domne, iartă, îmi vorbești, tată, acolo? În fine, fii atent, tată, eu fac aici foarte frumos, adică ceva minunat ce tu n-ai mai văzut în viața ta, tată, direct ca în filme, tată, cea mai frumoasă casă din lume, dar tu, tată, ce, domne, iartă-mă, vrei să-ți mai fac la casa asta, adică, pe bune, încerc aici să-ți construiesc. Tată, te rog, omule, nu mai sparge, tată. Nu place podeaua. Gata, e frumoasă podeaua. Și, domnule, el tău podea. Zic-o, schimb, nu mai sparge, că spargi toată casa dacă mai dai cu TNT, gândești? Bă, tu nu Maricel. Da, bă, lasă-mă, pe fi, să nu Maricel, nu mai faci mișto de mine, că știu că faci mișto, hai că știu că-ți place. Gata, lasă așa, tată, că deja nu mai... Nu, eu, nu, tată, nu, mai, nu, nu mai stau. 5 minute maxim de mai stau, tată, și gata. Dacă nu, dacă nu... Fă pe grică, oh, lu, tată, bine, hai că-ți fac, fii atent cum îți fac, ce pe gri, ce mă pe gri, hai că-ți fac, uite așa, tată, dacă nici așa nu-ți place, tată, eu nu-ți mai fac absolut nimic, îți place? Da, îmi place! Da, tată, îi dai și foc, vai de capul tău, tată, bă, da, tată, da, tu nu gândești, mă, tu chiar n-ai viziune bună, tată, eu aveam cel mai bune viziune, să făceam niște case, da, fiul lui Maricel, tăcea din gură și știa că sunt cel mai bun, tată. Da, păi de unde știe, mă, dacă, bă, ai fi să lui Maricel, de unde știe, adică, a, lasă că îi spun eu lui Maricel ce spunea fisă de el, nu, îi spun? Ce? Doamne, că ești prost, tată, știi ceva, tată, nu, deci chiar nu mai... Ați prost? Tată, fiul Maricel nu mă făcea prost, fiul lui Maricel zicea că e cel mai bun, tată. Fiul lui Maricel îmi zicea mie că face mișto de tine, ca să spun pe dreaptă. Fiul lui Maricel așa spunea, că te ia la mișto, că tu ești mare prost, tată, ca să înțelegi. Bă, fiul lui Maricel nu mă întâi niciodată. Păi da, păi exact, nu minte niciodată, pe mine nu m-a mințit niciodată, tată, mi-a spus adevărul. Da, tată, bine, du-te la fiul lui Maricel, nu mai știi când, îți cerea bani, parcă el, nu? Nu-i așa? Îți cerea bani, nu? Cine? Fiul lui Maricel, nu-ți cerea bani? Nu, eu ce le-am bani? Păi tu, doamnă,
În fine, tată, păi, măcar, măcar, fiul lui Marcel, pe mine măcar nu da bani, dă-te mie unde, bă, ești simțit. Tată, nu te înțelege nici nimeni, tată, ce vorbești acolo, în fine, fii atent că-ți fac eu aici cea mai... Lasă-l pe fiul lui Marcel, tată, că de ce mai enervez cu fiul lui Marcel, termină odată, tată, bă, ești tu... Nu vreau ușa asta! Tată, ești om sau ce, ești bine, tată, nu, să nu vrei ușa aia, că ai o tapă care vei, ia-o pe asta, tată. Vreau asta, bără, nu vreau asta, vreau ușa mică! Ce ușa mică, că nu există ușa mică? Asta? Asta, mă, așa? Nu! Tată, care? Da, asta! Da, asta e ușa la tine, tată, gândești, bravo, mă, tată! Olo, tată, tu nu știi nimic, că ți-am pus aici frumos, aici, asta! Fisul lui Marcel știa! Bine, cu fisul lui Marcel, că deja... Gata, termină, că tată, nu ești amuzant, că lumea zice că ești nebun, dacă te aude cineva zice că ești nebun, gata! Vino cu mine, tată, uite, îți fac aici, zici ce vrei să-ți mai fac prin interior, tată, zi, spune ce vrei să-ți fac, îți dau de la de ciocolată... Nu faci culoarea asta! Nu faci culoarea asta! Da, că nu mai avem timp! Tată, mă enervez, nu mai stau mult timp aici, tată, că am și o treaba mea, nu mă enerva! Fiul Marcel, stătea mai mult timp! Fiul Marcel stătea mai mult timp, da? Da! Stătea mai mult timp. Păi fiul Marcel nu are altceva de făcut, tată. Eu am treabă, am treabă. Lasă-mă în pace, tată. Nu! Tată, fiul Marcel, lasă la Harvard! Bă, gata, am zis. Bă, bune, tată, ce nu înțelegi? Dacă zic 2000 de ori, nu mai zice de fiul Marcel. Vino aici și zi dacă-ți place... Nu la mine! Fiul Marcel, nu ți-o la mine! E bă, ușa aia... Da, fiul lui Marcel nu se... Și ușa unde care ți-am dat eu? Unde e ușa de aici? Da, tată, de-aia nu te mai auzi, de-aia te întrerup ca fraierul că fiul lui Marcel... Unde e ușa care ți-am dat să-ți... Doamne, tată, uite că mă iei la mișto, știi ceva? Hai, tată, gata, asta e, spun, să-i pun un televizor aici și gata, tată, am plecat, că deja mă enervez. Pa, vezi, îți dă casa ta, tată, uite, mamă, dar chiar e frumoasă, tată, nu știu ce nu-ți place, știi cât de frumoasă e casa, uite-te pe bune, dar nu serios, e chiar o casă frumoasă. Fiul lui Marcel nu comenta. Tată? Fiul la Marcel? Bine, lasă tată, lasă tată. Ah, tată, fii atent, de fapt, nu să ai nevoie de patul ăla. Nu, Ba da, e un pat frumos, tată, foarte frumos. O să te simți aici. Fiul la Marcel, tăcea din gură, așa că fii atent, dacă umbli la ceva, tu nu, tată, nu, că n-am înțeles nimic, că nu știi să vorbești, tată, nu știi să vorbești cu toată gura. Mă, tată, fii atent ce să fac. O să fie ceva foarte frumos, tată, ceea ce se întâmple. Fii atent, tată, tată. Deci, bă, tată, termină, tată, omule, bă, mă ascult sau nu, tată, că plec și gata. Ce? Deci, o să te simți aici foarte frumos, tată, o să te simți chiar ca la plajă, o să vezi tu un viitor. Tată, nu! Ce zi frumoasă, uite, la casa mea care fuge 100%, am contribuit lemn, coars, sticlă de tot, băi, uite ce frumos, uite, și apa, tot ce am făcut, apa, tot ce am creat-o. Da, tată, tu ai făcut totul, da, tată, și apa și casa, da, strastă, nu de parcă eu am făcut astea, mă, tată, dar stai puțin, eu ți-am făcut casa așa, nu mai contează asta, da, deja mă enervez, tată, tu nu-mi dai credite, nu mă ajuns cu nimic, nici măcar nu mi-ai dat bani, dar în fine, tată, am întrebare, de ce ai schimbat și zi lungă de eu ți-l dedusem? Înseamnă cum mine, uite, eu și ăsta e galben. Ia, să te asortez, tata, am înțeles, să te asortez că ăsta e galben cum ești tu, tata, am înțeles, bun, tata. Da, tata, bă, tata, fii atent, ce trebuia eu să-ți mai fac la casa asta, tata, că m-ai enervat destul data trecută, tata, și am zis că nu mai fac. Aici trebuia să-ți fac și eu, uite-te, că dacă ieșim afară, tata, ia vină puțin, tata, dacă ieșim afară și ne uităm aici deasupra, bă, uite-te cum e aici deasupra, gen, e partea asta fix așa în care să te uiți și tu deasupra, de la balustradă, de la asta, să te uiți frumos, să privești marea și încă n-am apucat să termin, că deja mă enervat. Ia că fac eu singur, mă, ia du-te pe aici, mă, ce? Tata, o faci tu, mă, du-te, mă, că... Da, tata, acum chiar poți să spun... Marcel, tata, aoleu, iar încep cu fiul lui Marcel, tata, nu, tata, stai puțin, acum chiar poți să spui că ai contribuit și tu la casa asta, că mai devreme spuneai că tu ai făcut-o, că nu știu ce, dar acum poți să spui că ai contribuit tu cu ceva. Fiul lui Marcel, tăcea din gură și făcea aici scara, dar tu nu ești fiul lui Marcel, ești fiul cu neure, așa că te pleacă de aici. Bine, tata, du-te. Ce frumos, ce frumos. Păi, tată, știi ceva? Nu, lasă că plec eu, tată, hai, lasă-mă în pace. Ce faci, tată, cu asta? Bă, tata, a venit, bă, Crăciunul, ce, Doamne, iartă-mă, faci, mă? Bă, te vrei ca să... Tu vrei casă? Tată, tu vrei casă? Nu, tată, lasă-mă, tată, lasă-mă. Tată,
viață și fiul lui Marcel tăcea din gură, așa că tot pleacă din... Nu, tata, stai puțin, lasă-mă să termin și după poți să vorbești tu, tata. Fii atent, ce cu... Tata, aveți șansa de Crăciun? Noi sunt... Ai vrut o casă la plajă de vară, tata, și tu îmi pui de Crăciun? Pleacă! Doamne, cu cine să mă înțeleg? Hai mă, tata, gata, hai că am plecat. Crăciun cu prietene talbe a sosit de primă nef și eu vreau de Crăciun fiul lui Maricel. Că fiul meu este de ceapa. Da, ești mai cringe ca un muc din asta. Dacă deja mai nervezi, tată, pleacă, lasă-mă în pace. Gata, nu mai, tată, știi ceva? Hai că plec acum, tată. Du-te, lasă-l, du-te, fă-ți treaba. Tată, stai acolo, relaxează-te, eu plec. Eu nu o să mai vin. Ce, Doamne, iartă-mă, tot face, bă, fraților, ăsta acolo. Bă, fiți atenți, ok, hai că plec. Doamne, ce prost e, tai că încerc... Gata, tata, acum plec. Fiți atenți, încerc să plec acum, dar nu vreau să plec, asta e chestia. Dacă vă uitați acum la mine în inventar, aici, după cum puteți vedea, am un Ghost Blackstone. Acesta este un bloc din acela, practic, uitați-vă, dacă pun eu... De fapt, hai să-l pun, da, fiți atenți, am pus blocul pe jos și vedeți că putem intra prin el. Eu acum vreau să-i fac tatălui meu o mare farsă cu acesta, dar știți care este faza? Trebuie să văd cum să plece de acolo, că dacă stă acolo, vreau să plece de acolo, că nu știu, să stea măcar la șezlong sau să plece de pe aici, nu știu unde să se ducă, că el tot stă acolo și eu nu pot să fac treaba asta. Acum vreau ca patul lui să-l transform direct într-un dăsta, într-un acvariu, un chestie în care să pice direct în apă când vrea să se pună în pat. Cu acest bloc deasupra deasupra patului, practic, tatăl meu poate să zică, hai că mă pun și eu în pat, nu știu ce. După aceea, când vrea el să se pună în pat, o să pice direct în jos, unde o să fie plin de apă, pentru că eu am acest bloc secret pe care tatăl meu nu-l vede, el crede că este un bloc și de fapt este o gaură în pământ și o să ajungă într-un acvariu. Acvariul acesta nu vreau să-l fac doar atât, o să facem ceva foarte frumos, să-l modernizăm, să fie totul frumos acolo de desubt, să arate chiar super, super tare, vreau să facem un acvariu superb, dar pe lângă toate treburile acestea, am aici eu câteva materiale în inventar și probabil o să trebuiască mai multe. Am pești, am glass, am corali, am multe chestii aici, dar probabil o să trebuiască mai multe pentru că vreau să o modernizăm, să fie totul foarte, foarte frumos, dar tatăl meu nu trebuie să ne vadă și trebuie să vedem că uitați-vă, bă, tot stă acolo, ce, Doamne, iartă-mă, face prenul ăla, mă, de ce și-a pus rem, bă, dar taică-mi chiar e nebun la camă, taică-mi are toate bolile din lume, mă, nu înțeleg, e super ciudat, dar acum trebuie să vedem cum să facem, bă, dar tot nu pleacă, mă, de acolo, bă, frate, chiar trebuie să plece de acolo, dacă nu pleacă, nu putem să facem absolut nimic și nu știu, bă, tot stă, cât mai stă, mă, ca să facem și noapte, bă, știi ceva, ai, ia că mă duc eu până la taică-mi, vreau să vorbesc și acolo, tată, ce fac, ce vrei? Ce faci mai adormit aici, bă, renul ăsta? Da, hai, lasă-mă! Bă, tata, du-te, mă! Tata, ți-am făcut casa asta frumoasă, pleacă cu renul ăsta, du-te aici la plajă frumos, nu de asta ai vrut să... Nu, așa, bravo, n-ai vrut să te duci să stai la plajă, să faci toate treburile astea, tata, ce-ai vrut tu să faci, de ce-ai vrut casă? Iau! Uite, ca să stau în ea! Ca să stai în ea, Ani, uite să... Că-mi place, uite! Da, de vară, că-ți place... Uite, am da. A televizor, bine, hai că plec, tata, hai că plec, tata. Bine, tata, hai că plec, hai că mă duc frumos așa să vedem în toate treburile astea. Băi, fraților, nu știu ce să fac acum, deci trebuie să văd unde s-a dus, stai că sper că s-a dus la șezlong. Nu știu, bă, ce, Doamne, iartă-mă, a făcut aici, a spart. Sau ăsta de unde e? A, nu știu. A, uitați-l, bă, mă, e fix la șezlong, e bine. Acum noi trebuie să facem, să putem să construim. Ok, sper că nu auzit ușile astea că le-am deschis. Stați puțin că trebuie să mă uit pe geam. Ok, deci este aici, uitați-vă la el. Și fiți atenți, eu acum practic am picat aici, o să trebuiască să dau ăsta undeva puțin aici la o parte, dar nu vreau să-l dau foarte, foarte la o parte, dar nu știu, vreau să-l dau la o parte oarecum încât să pot să construiesc eu aici foarte frumos, deci nu vreau să vadă taică, adică dacă el o să intre acum în cameră, gen în câteva secunde, când o să intra el în cameră, când eu, în timp ce eu practic o să vreau să construiesc ăsta, o să fie foarte nașpa dacă el o să-și dea seama și trebuie să facem în așa fel încât să nu-și dea el seama, o să punem patul așa puțin mai într-o parte, să sperăm toți nici că nu o să urcem pat, dar n-are ce să caute, acum o să pun în pat tocmai seara. Acum noi trebuie să revenim cu toate materialele, toate treburile astea și să ne dăm drumul practic la treabă. Deci stai că mi stai acolo pe șezlong, ia ce tot face. Bun. Deci stai acolo. Ok, stai puțin să nu mă vadă. Da, și dacă mă vede acum nu e nicio problemă, dar ok, deci vedem că stai acolo în continuu pe șezlong. E bine. Hai că revenim imediat cu toate materialele să ne dăm drumul să facem acvariul în care tatăl strict practic o să doarmă, pentru că atunci când se va pune la somn, o să pice direct din pat, o să pice direct într-un acvariu și o să fie cea mai mică farsă. Chiar abia aștept să-i văd reacția. Da, bă,
Bă, fraților, sper să iasă strastă să nu ne prindă, că dacă ne prinde e cam nașpa. Bun, hai că ne-am revenit, avem toate materialele aici. Bine, probabil o să mai avem nevoie de altele, dar nu, în fine. Mi-am mai luat aici niște alge, mai multe chestii și acum trebuie să dăm aici drumul să facem toată treaba asta foarte frumos, să fie totul foarte, foarte bine, să avem toate lucrurile astea necesare, în așa fel încât să putem să facem toate lucrurile, toate treburile și da, bă, urați-mi succes că nu știu ce să fie, să sperăm că o să fie totul bine, că dacă o să ne prindă taică-miu, o să fie cam nașpa, dacă ne... Ok, deci am crezut că vine. Nu știu ce, mi s-a părut că am auzit ușa. Iar vedem că stă tot aici, e bine. Dacă stă acolo pășiți lung, dacă stă toată ziua, e perfect. O să ne iasă totul foarte, foarte frumos, fără stres, e bine. Și să nu facem prea mare gălăgie ca să nu vină el aici. Dar în fine, hai că revenim acum direct cu toată treaba, să sperăm că o să terminăm cât mai repede ca să nu vină pe scenă. Știți ce zic, să nu vrea să se pună în pat, că dacă vrea să se pună, o să fie cam nașpa, că nu o să reușe să termine totul și o să fie foarte aiurea. Bun, hai să vedem, începem, mă, fraților. Urați-mi aici succes bun. Deci începem cu partea asta aici. Foarte frumos. Hai să ne punem partea asta. Mamă, și să atenți că poți să vă puteți gândi pe aici. Mamă, cât de genial e totul. Mă, chiar e super, super tare. Trebuie să punem niște lanterne pe aici ca să facem și puțină vizibilitate, că avem mare nevoie de vizibilitate dacă nu avem lumină. E cam nașpa, dar eu zic că putem să folosim mai degrabă lanterne din acestea. Eu zic că ar da ceva, o idee mult mai bine față de lanterne normale. Și o să vreau să pun, hai că punem una, nu știu, trebuie să facem ăsta ceva de genul așa. Și hai că punem în partea asta lanternele momentan, în partea asta, bam, bam, bam. Deci noi aici trebuie să ducem ăsta ghost block înapoi. Bun. Bă, fraților, și chiar urați-mi succes aici, că nu știu ce o să fie. Chiar o să-mi fie puțin aiurea, că mi-e frică, trebuie să recunosc. Uitați-vă că am căzut ăsta pe aici. În fine, am înțeles. Putem să-l tragem o idee mai în jos dacă el băgăm fix. Dar nu, că nu avem ce face cu treaba asta dacă îl băgăm aici. Dar trebuie să iau și eu niște gres, cred. Nu, gres. Sau să iau niște sand, cred că avem nevoie să luăm. De sand avem noi nevoie. Hai să luăm sand din acesta, că până acum chiar nu mă gândesc la sand. Și uite că chiar avem nevoie de sand. Adică chiar pe bune avem nevoie de sand. Hai că punem lumina dacă e în partea asta, ca să punem aici sandul foarte frumos. Trebuie să facem toată zona aceasta. Și scrieți în comentarii dacă este o idee bună și ce idei ați mai avea voi, ca să-i mai fac eu lui Darusel practic niște farse de genul acesta, să fie totul foarte, foarte bine. În partea asta hai că vreau să duc tot așa, ceva de genul, să umplem partea asta frumos. Vreau să scrieți dacă e o idee bună, dacă vreți să mai facem idei de genul, farse de genul și ce farse aveți voi de gând să-i mai fac eu. Chiar vreau să țin cont acolo de părerea voastră, că știți că opinia voastră chiar contează foarte, foarte mult. Voi aveți, puteți avea idei super, super geniale, ce m-ar ajuta evident super, super mult. Acvariul acesta să-l facem, da, atâta, nu știu, vreau să-l fac puțin mai mare totuși, că vreau să avem aici, să, până la urmă, dacă facem ceva, facem prin costă, o să dureze puțin. Și hai să facem și așa o muncă, să fie aici în acvariu ceva de genul, chiar dacă nu putem, da, o să facem intrare prin altă parte. Și atenți că când o să trebuiască să facem intrarea prin altă parte, acum ia să puțin să pun ghost block-ul, deci este fix aici. Bun, fiți atenți, o să facem o intrare pe aici. O să vreau eu să duc în partea asta, să umplu eu asta. De fapt, hai că punem în colțuri lumină din aceasta. Eu așa zic că ar fi cel mai bine să punem în colțuri lumină din aceasta. În partea asta să fie totul așa frumos. Bam, 1, 2, 3, 4. Bun, și aici trebuie să fie totul fix așa. Acesta cred că o să fie acvariul în general. Aceasta o să fie toată partea de acvariu. Iar în partea aceasta vreau să fie intrarea din afară, practic când o să trebuiască noi să facem. Momentan lăsăm așa pentru că îi facem farsa. N-avem nevoie de treaba aceea, unde o să vedem practic acvariu, că o să fie o zonă super tare de design tot așa la casa asta. Și o zic oricum, o să se bucure taică-miu, adică pardon, o să se bucure super, super tare în momentul când o să vadă că bă, am mai contribuit cu ceva. Adică nu doar i-am făcut farsa, adică să sperăm totuși că o să se bucure, că nu știu dacă i-ar place acvariul, dar din moment ce el vrea să aibă casă pe plajă, un acvariu ar fi foarte potrivit. Și de-aia o să-l fac să fie totul bine aici. Bun, așa, cred că punem niște de-astea, dar cred că avem nevoie ca să punem niște de-astea, dar nu știu că astea sunt, sau, nu mai știu, bă, nu mai știu cum, a, sigres, hai să punem un sigres, cred că sigres era mai bun, dar cred că trebuie să avem apă prima oară pusă aici, ia să vedem, deci dacă punem apă, sigres, da, crește, bun, vedem că crește sigresul. Frenurile astea, fernul, ok, astea nu sunt de așa ceva, eu cream că sunt de apă, dar nu mai știu cum se mai numeau algele, dar de fapt, cred că, de fapt, sigresul sunt algele, practic, dacă stai să mă gândesc eu așa în general. Hai că punem aici, umplem partea asta momentan. Sau hai să umplem totul, bă, frate. Eu zic că ar fi bine să umplem totul. Bun, am umplut totul aici. Hai că punem de-astea aici frumos. Trebuie să punem și coral, că avem nevoie și de coral. Avem nevoie ce să umplem, să fie totul foarte tare. Punem cât mai multe chestii. Hai că mă stau un minut.
Și o să mă duc în casă că vreau să mănânc ciocolată, vreau să mă la televizor. Mamă, și după o să merg și o să mă bălăgesc în apă. Aolo, cred că o să stă până, cred că o să stă până în pat. Mamă, deci a zis că vine aici. Opa, opa, fii atent, trebuie să facem aici o treabă. Trebuie să scot blocurile astea ca să nu fie nașpa. Bun, am pus ăsta înapoi, punem și patul. Bun, hai că e bine acum, stai să ne luăm astea din inventar, că dacă ne prinde taic-ul meu, trebuie să n-am nimic. Mamă, fraților, bine că l-am auzit. Așa, hai că acum vin. Ia să văd ce faci. Ok, deci a intrat în casă. Ne punem aici. Ce facem, mă? Deci s-a dus în partea... Doamne, ce disperat e asta cu mănâncă ciocolată, taică-mea, doamne. Uite, s-a mare, mare grijă cu taică-mea acum. Bine că am reușit, bă, fraților. Mamă, deci bine că l-am auzit și am reușit să fac totul bine. Mamă, deci acum a picat direct în ăla, dacă era bine că... Mamă, bine că am avut ideea să iau ăsta de acolo. Ia, mă, ce face? Este aici, a? Ia, frate, vizurea! Ia spun fotbal, ia, unde? Fotbal! Așa, hai! Messi, bă, nu, gol, bine, bă, Sanji! Bine, bă, Sanji! Tata! Bine, bă! Ce faci, tata? Te-ai pus la televizor, nu mai stai la plajă? Păi, o să mă stau ce să fac meciul, bă! Rămâneam să vezi și Olanda! Da, tata, a fost meciul România cu Olanda, a fost acum, tata, au trecut zilele, în fine, nu mai contează. Acum... Te duci la reloare! Te duci la reloare. Bine, tata, succes! Aveam și eu de gând să vin aici la plajă, tata. Bine, hai, bine, tata, hai, pa. Hai că mă duc acasă. Ok, deci s-a băgat în apă, uite, bă, ce luată tecnul. Bun, și acum, hai să ne băgăm direct la treabă. Hai că a plecat, e bine, a plecat. Bă, dar, cred că mai bine, în momentul de față o să punem așa ca să fie totul bine și pentru el și pentru mine, să nu fie rău. Deci punem ăsta aici, bun, hai că e mai bine așa dacă l-am pus, gata, mă, hai că acum nu o să mai avem practic, de-astea de la tecnul foarte, foarte nașpa, adică o să putem să facem aici totul cum trebuie. Punem coralii aceștia, vreau să pun coralii și ăștia pe aici. Aici, pe unde vreau să pun eu coral? Deci vreau să pun coral, bam, 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 ceva de genul așa. Vreau să urc ăsta așa, bun. Și acum, bă, fiți atenți, eram curios de coralii. Mă, ce... S-aude porc pe acolo, what? Eram curios de coralii ăștia, bun, ok, deja am pus. Aici trebuie să pun din nou ăsta că mi-a căzut, bun. Hai să vreau să fac o vizibilitate din asta, mi se pare că arată interesant designul acesta aici. Bine, totuși să sperăm că arată bine și din partea aia când o să fac eu ieșirea, când o să fie totul bine, când o să fie acvariul ăsta practic funcționabil 100%. Acum hai să punem și noi aici niște peștișori. Hai că acum eu să pun la Maricel. Să ce la Maricel, am auzit, da, mamă, cât de... Mamă, deci mă enervează, chiar mă enervează. Ia, mă, putem să punem și ouă din acestea de fapt, da, uitați-vă că putem să punem fix aici ouăle și punem și o proască țestoasă, să eu zic că ar prinde bine, bun. Bă, deci am făcut acvariul, chiar arată super tare acvariul, îmi place. Hai să luăm asta la, bă, deci este acvariul, este super tare. Bă, oare cum este puțin încărcat, dar mă rog, arată, e chiar e decent, chiar e decent. Acum, o să trebuie să, deci atenți, aici pot să văd totul. Deci stai că mi-a chiar plecat aici, l-am văzut pe acolo, în fine, bun, deci stai că mi-a plecat. Când o să vină acasă din seară, o să fie totul bine. Bă, ce cu porcul ăla? What? Au venit porci pe aici, în fine. Bun, deci a plecat taică-mea, să înțeleg, e totul bine. Planul a mers cum a trebuit. Am reușit să fac acvariul. Acum, hai să dăm drumul la toată treaba aceasta. Deci scoatem astea, punem Ghost Blackstone. Bun, deci atenți. Acum tatăl meu, practic, o să pice direct aici în acvariu. Când o să se pune el, să se pună, practic, la somn. Bun, eu mi-am revenit, am făcut toate lucrurile de genul. O să mă pun, cred că, aici, pe șezlong. Când o să vină taică-mea acasă din nou, o să vedem ce o să facă și toate astea. Bă, toate ce au venit atâția porci pe aici, mă, frate. În fine, bun. Mă pun, mă relaxez, mă prefac că nu știu nimic, că nu știu nimic, trebuie să închid ușile astea de pe aici. Bun. Bă, și totul e bine. Bă, uitați-vă, deci pică direct aici, mă, fraților, și chiar sunt curios ce reacție să aibă când se termină totul, bă, frate. Abia aștept, mă, chiar abia aștept. O să fie super, super tare. Hai că acum mă pun direct aici jos pe șezlong. Și da. Cornel. Să sperăm că o să iasă bine. Mă, ce Cornel, unde ești, Cornel? Cornel, unde ești? Ce? Cornel, unde ești, bă, Cornel, unde ești? Alo? Bă, Vlădus? Ce faci? Ce căutați aici? Că mai știți că parcă mi-a zis tătai că mi-au niște prostii data trecută. Ce căutați aici? Te v-am păcălit, nu știu, că așa și pe mine m-au păcălit ăștia. Cine te-a păcălit? Azi vezi că a murit tactul, dar lasă, nu contează. Așa, și tu unde ești? Și tu cine ești? Eu sunt Maricel. Tu ești Maricel? Da. Tu ești Maricel? Da. Bă, păi.
Tu ești copil sau ce ești? Că taică-mi zicea că Maricel e un copil. Păi cum adică, băi, eu am un fiu. Bă, lasă-mi trebările, te-am zis, unde-i tacto, eu zic, unde-i tacto? Păi taică-mi, eu nu știu, a zis că te caută pe tine sau nu știu pe cine a zis, pe Fito, nu știu ce a zis pe cine caută. Bine, bă, fii antenă, bă, să nu zici, da, acum o să stai eu aici, uite, avea o ciută ciocolată, mamă. Nu, nu, pleacă, o să vină fix acum acasă, hai, du-te repede, hai, pleacă, vină repede. Doamne, că s-a făcut noapte. Doamne, ăștia, papa. Ok, bun, deci stai că mi-e aici. Bă, fiți atenți. Hai că cu taică că mi-o vreau să fac treaba aceasta, să fie totul bine și eu să stau ascuns. Nu vreau să mă arăt. Deci chiar vreau să stau ascuns ca să nu-și dea seama, să mă pun undeva pe aici și l-aștept să vină acasă. Maricel! Unde ești, bă, Maricel? Maricel, unde ești, bă? Bă, a venit taică mea? A venit. Da. Maricel, unde ești, bă? A venit. Maricel, unde ești? Maricel. A venit. Unde e Maricel? Ce faci, tata? Bine, tu! Unde e Maricel? De ce îl cauți pe Maricel? Că, păi, trebuia să suntem amândoi la formă, la, dacă am plecat, lăs că mă uită singur, bă, lasă, e aerii. Hai că mă duc acasă, tata. România! România! Dă-i gol, bine, bine! A, bă, da, mi-e foame! Ia-s ciocolata! Acasă, tata, acasă, tata, acasă! Bă, ăștia, unde sunt? Uite, uite-ți și poți mâine. Gădus? Uite ce, sper să nu m-a văzut. Ce face? Ce? Da, tată, ce ai făcut? Ce e aici? Ce ești, tată? Tată, de ce m-ai închis în acvariu? Bă! Tată, nu știu prostul. Bă, doamne, iartă, bă, dar ce voi fac acum? Te miști, bă? Nu mai pot să mă construiesc, nu mai pot să mai fac nimic. Tată, dă-mi drumul, tată! Nu, tată, dă-mi drumul, tată, lasă-mă! Tată, strângi, tată! Nu, pești, tată! Tată, nu mai dacă strângi pești! Tată, nu mai, tată, ajutor! Tată! Aolo, tată, nu! Tată, strângi casa, tată, îți bagi de casă, dă-mi drumul! Tată, dă-mi drumul de aici! Tată, așa, ia, fii atent, tată, așa, ia, dă-i, tată! Hai că n-a ieșit deloc, n-a avut nicio reacție, bă, am zis că fac și o farsă frumoasă cu acvariu, n-a ieșit absolut nimic. Doamne, deci chiar credeam că e cea mai șmecheră farsă, dar... Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.